ce zi bună am prins de plajă. Chiar astăzi în toamnă am prins și noi încă o zi bună. Cred că o să fie ultima zi. Dacă ce vrei, mă, dar să le, mă, ce mai vrei? Ce să ne jucăm, mă? Ce să ne jucăm, mă? Vrei să te joci cu mingea, bă, dar să le lasă-mă puțin, dar să le, că vreau să văd ce aici, ce priveliște minunat avem. Lasă-mă, dar să le aici, că bă, lasă-mă, dar să le, uite ce ce vrei, mă? Hai, mă, bine, gata, lasă-mă, hai că vă, ce mai vrei? Ce vrei să ne jucăm aici? Dar să le, lasă-mă în pace. Ce vrei? Vrei să ne jucăm cu mingea? Mamă, dar să le, cu de bune, bă, dar să le, ia. A pus acolo, bă, dar să le, lasă-mă de prostiile astea. Câștig, Jojo. A câștigat, gata. Lasă-mă. Dar să le, stai puțin, mamă, dar să le, mi-a venit o idee. Rămâi aici, dar să le, că mă duc până acasă, dar să le, mi-a venit o idee, șmecheră. Joacă-te singur, că vine imediat, dar să le, vine imediat. Mamă, ce idee mi-a venit, cea mai tare idee din lume. Trebuie să merg aici în magazie ca să iau chestia aceea. Hai, ne-am lăsat aici, mamă. Deci perfect. Am pus chestia asta aici, după cum puteți vedea. 3 2 1. M-am costumat acum, nu mă mai vedeți, m-am transformat și eu sunt invizibil. E bine, nu cred că trebuia să vă mai prezint asta, pentru că știți că lui Darusele acum 2 zile ceva de genul l-am prencuit eu cu chestia asta de invizibilitate. I-am zis eu care e camera bântuită, adică nu i-am zis nimic, l-am dus în pădure și după l-am prencuit eu așa care e camera bântuită, că i se deschid toate chestiile alea, toate ușile, tot. Și da, chiar a fost foarte șmecher și acum vreau să-l trolez la hide and seek, că mi-a venit o idee să ne jucăm fața ascunsă, pentru că ne-am mai jucat noi, știți că ne-am jucat acum vreo săptămână, ceva de genul, și chiar mi-a plăcut cum ne-am jucat atunci, dar astăzi vreau să-l trolez, să mă joc așa foarte frumos cu invizibilitatea, să mă duc după el, să văd ce face, pe unde se ascunde, pe unde stă, ce face el și toate chestiile astea de genul. Chiar sunt curios la modul cel mai serios. Trebuie să merg acum repede la Darusele. Eu deja mi-am luat asta de invizibilitate, e perfect. Și trebuie să merg la Darusele. Mamă, dar am prins vremea mea foarte bună, nu știu, adică e toamna acum, este în septembrie și noi am prins vreme foarte bună, peste 30 de grade, ceea ce e perfect, sincer. Hai acum să mă duc repede la Darusele să văd ce facem. Bă, Darusele, unde te-ai dus, mă, Darusele? Bă, ce facem asta? Bă, Darusele, bă, Darusele, ce faci? Bă, de unde e, bă, scara asta, Darusele? Ce fac, cum ai dat mingea pe casă, mă? Ce faci acolo, Darusele? Vei să nu cazi? Darusele, ai grijă, lasă-mă pe mine, pleacă de aici, lasă-mă pe mine, Darusele, lasă, așa, bravo, Darusele, vino, coboară jos, Darusele, ce vrei, mă, bă, Darusele, bă, ce faci, mă, tu dai mingea pe casă, mă, Darusele, fii atent, că am o idee, nu mă mai interesează, fii atent, Darusele, nu mai stăm la plajă, pentru că am o idee foarte șmecher, Darusele, nu știu dacă crezi sau nu, dar vreau să ne jucăm fața ascunsele, am chef, mai adus tu la fața ascunsele, data trecută, acum vreau să te duc eu la... Ok, Rafale, eu deja cred că știu unde mă ascund. A, te-ai ascuns pe casă, Darusele, bine că mi-ai zis, de ce, bă, Darusele, bine că zici așa, că fraierul, bă, Darusele, te văd aici, ce ascunzătoare, te-ai mai făcut și Darusele, hai că n-am auzit, mă prefac că n-am auzit. Bă, Darusele, fii atent, vreau ca tu să te pui primul, pentru că eu am venit cu ideea, deci nu mă interesează, tu te pui, Darusele, eu am venit cu ideea și tu te pui, Darusele, hai, du-te și ai numără, vină, urcă aici, vină aici, ce vrei, mă, ce mai vrei, cum adică nu? Rafa, dar atunci când a fost ideea mea, i-am numărat, de ce ai ideea ta? Aaaa, du-te, mă, da, aici, s-a dus tu repede aminte, hai, bine, hai că mă pun eu, hai că mă pun eu, du-te, dar fugi, ce vrei? Scrive, e mânios. Deja îl văd pe Darusele, m-am pus eu, eu te uite, mă uit aici pe geam, nici nu știe, Darusele, că mă uit pe geam, uite, deja trișez, adică nici n-am nevoie de invizibilitate, că eu trișez aici, Darusele deja s-a dus la plajă acolo, nu știu unde s-a dus, hai că nu mă mai uit, că nu vreau să mai văd, sincer, chiar sunt curios, pe unde se ascunde și toate astea, dar acum trebuie să mă fac invizibil și trebuie să-l caut pe Darusele, vreau să fac puțin mișto de el, vreau să fac mișto și când mă pun eu și când se pune el, deci eu o să fie cea mai caterincă maximă, am adus mai serios. Eu zic că nu are rost să mai stăm foarte mult la discuție și deja mă pun în 3, 2, 1, m-am făcut invizibil și acum trebuie să trec în căutare. Să merg după Darusele, hai să merg repede, că el s-a dus în partea asta, nu știu, cred că s-a urcat pe casă, bă, ăsta de ce șadă fraier, el s-a urcat pe casă, el îmi zice, hai că știu unde să mă urc și toate astea, Darusele, mamă, dar stai că eu vorbesc acum și eu nu mă văd, nu știu, dacă tip așa la el, eu nu știu unde, ia să mă urc aici pe casă, repede, să văd dacă e Darusele aici, mamă, dar greu să urcă scara asta, sincer, la modul cel mai serios, ia să vedem, ia Darusele, unde mă, ăsta, ia, e pe aici, bine, nu trebuie să-l țip așa după el, că na, dacă țip după el, cred că o să fie cam nașpa, dar nu știu, hai să vedem, ia, bă, unde s-a dus, mă, ăsta, nu e aici pe casă, bă, eu credeam că tu pe aici, ia, mă, bă, ăsta s-a pus pe aici. Aici, pe undeva, prin colț, prin toate colțurile astea, ia să verific și eu prin colțurile astea pe aici. Mă, ce e-l-za? Doamne, uitați-vă unde e Darusele. Mamă, stați puțin că nu e bine, că eu am deschis ușa și Darusele cred că crede. Bă, ce face, mă, unde pleacă, mă, la mamă, nu e bine că da, eu am deschis ușa și Darusele cred că m-a văzut dacă era pe aici. Mamă, sper să nu-și dea seama că gen, adică nu m-a văzut, că n-avea cum să mă vadă. Haideți că mi-a scos ăsta de vizibilitate, să mă duc așa de pe Darusele să caut să mă vadă, să nu bată la o, că totuși că nu mă vede, că nu știu ce. Dai să vedem unde s-a dus, mă, la ea, s-a dus la toaletă pe acolo, ia stai să urc și eu pe casă așa ca și cum să creadă că sunt eu pe aici. Ia să vedem. Darusele, unde ești, bă, Darusele, unde ești, mă, iar ești la mine la baie în sus, bă, Darusele, ce faci, mă, pe acolo, bă, Darusele, mă, ce s-a auzit, bă, ce s-a auzit aici, ce s-a auzit aici din baie, bă, cineva aici, bă, Darusele, bă, ce faci, bă, Darusele, bă, ce faci aici, bă, Darusele, bă, ce faci, bă, Darusele, ce faci, mă, aici în baie, bă, Darusele, poți să zici tu, piua, că te duci la baie, că eu stau și te caut de nebun pe casă, peste tot, Darusele, tu ce faci aici la baie? Durea burta și n-am, bă, Rafael, n-am. Bine, bă, Darusele, mă, du-te, bă, normal, da, mănânci, bă,
mă doare burta și tu mănânci iar pizza, am înțeles. Dar să le treci, mă, la cutesc, e rândul tot, dar să le du-te, dar să le du-te, pui, du-te, pui, fraiere, ești fraie, bă, ce, bă, bă, uite câinele. Bun, acum trebuie să mă ascund eu, și unde să mă ascund eu, că dau să de invizibilitate deja pe aici, bam, 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 am ascuns și gata, asta e ascunzătoarea mea, haideți că mă duc acum repede să văd ce face, dar să mă duc fix aici la ușă, mă uit acolo pe geam la el să văd ce face, cât mai numără ăsta, dacă numără, dacă să văd ce facem ăsta, mă, ce facem ăsta, și-a pus de-astea, da, doamne, ăsta și-a pus dovleacul pe cam mama, ăsta îmi umblă prin lucruri, aaa, lăsat, că lăsat, că o să vedeți, ce, bă, ce facem ăsta, bă, îmi umblă prin toate lucrurile, nu, că mi-e să eu mi-e să-i deschid ușa, ia că-i deschid eu ușa așa la mișto, îi deschid ușa la mișto și eu și închid acum repede, ia, ia. What the heck? Ah, pe care că mi s-a părut, poate de la fund, hai. Ah, poate de la fund, da, hai. 98, 98, 100. Cine nu gata, o iau cu săbiuța. Mă, ce facem ăsta plecat? Rafaele, unde ești că te caut? Hai, bă, ce facem, mă? Doamne, nu-mi vine să cred așa ceva, ăsta a plecat cu sabia după mine. Bă, dar e nebun, bine că nu mă vede, dar înseamnă că nu, să nu-mi dea el cu sabia aia, să mă duc. Ia unde s-a dus, mă, ăsta, mamă, dar stai, cum deschide ușa, să nu-și dea seama, să nu mă audă. Să n-audă ușa, bine că n-a auzit-o, bine că n-a auzit-o. Unde s-a dus, mă, ăsta, s-a dus sus, unde s-a dus, mă, ăsta? Mama, închis ușa, așa cum intru aici, n-am cum să intre, trebuie să-l aștept afară aici, mă, pun. Furtată mâncarea, mă, ce facem, ăsta? Bă, ăsta am furat toată mâncarea, bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Nu, 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 stai, scat, stai, i-am deschis ușa, ia să vedem dacă își dă seama, i-am deschis ușa, nu i-am închis, nu i-am închis, nu i-am închis, ia să vedem, ce facem, ăsta, să pune la calcul. Așa, canalul Rafael G, așa, vă rog, abonați-vă la, dar, saltare, eu sunt la 112, ia fraca lui, canalul lui Rafael, așa că abonați-vă la mine și dați-a subscribe, pa, pa, așa. Mă, ce faci, mă, Darusele, aici, ce faci, ce faci tu la calculatorul meu, cum adică, ce, abonați-vă la Darusele, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta? Spune și mie, ce înseamnă asta aici? N-a făcut nimic, Rafael, a fost ăsta, ăsta a fost, uite, a fost ăsta. Da, da, a fost ăsta, dar să-i, bine, bine, dar să-i, bă, dar să-i, bă, vrei să ne șcăm și noi facem ascunsurile odată, că nici când m-ai chemat tu, nici acum, când mă chem, nu, hai să ne șcăm, hai să ne șcăm, dar tu ceva, știi, iar te bagi la calculatorul meu, te duci acolo, te duci la baie, tu faci alte activități în afară să ne șcăm. Pentru asta, dar să-i, trebuie să te pui, te pui de două ori, te pui încă o dată, dar să-i, te mai pui o dată, nu mă interesează, te pui, eu mă ascund, nu mă interesează și pleacă de aici, dar să-i, du-te, bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Ce faci, bă, dar să-i, te pui din nou, cumva că ești tu fraiere și nu știi să te ascund, nu știi să, nu știi să cauți, nu știi să faci absolut nimic, tu, dar să le, mă, ce faci, mă, te pui aici, ce faci, mă, ce faci, mă, bă, ce faci, bă, nu te-a putut să le foc, băi, nici simți, dar să pentru asta te mai pui o dată, te mai pui o dată, nu mă interesează. Bă, alu, dar ce-a făcut, n-a făcut nimica. A, mi s-a părut mie că ai făcut ceva, dar să le, vezi că dacă faci ceva, dar să le, am încurcat, tu și te dau afară din, dar să le. Ce s-a auzit? Ce miroase așa? Fă, bă, termin, dar să, da, bă, de data asta mă pun eu din nou, e bine că, de fapt, să pune dar să le, eu mă ascund cu practic, dar hai să mă ascund și odată, sincer, vreau și eu să mă ascund așa, pe bune, să văd unde mă ascund, să toate astea, nu vreau să-l trăiesc așa cu invizibilitate, bine, poate îl trulești așa, dar hai să mă ascund undeva, mamă, cred că mă pun aici după televizorul ăsta, ia că mă pun aici, fix în spate aici după televizor, cred că e cea mai bună, mamă, dar să le, nu cred că mă, mă, n-are cum să mă vadă ăsta aici, că dar să le mai e și, mai e și mic, n-are minte, dar să le mă caute, dar trebuie să-l așteptăm să vină acum, nu știu când vine, dar, mamă, s-a auzit ușa. Putem, mă, ăsta ia, vine pe aici, pe sus cumva. Mamă, nu-l văd. Mamă, stai că nu văd aici, nu văd absolut nimic de aici. A, ba da, așa, îl văd puțin. Dacă urcă sus aici, e perfect. Hai să vedem. N-am nevoie de invizibilitate cu Darusel, că eu mă ascund lejer, el nu mă găsește, că el n-are cum să mă găsească și toate astea, dar da. Mă, ce tu faci, mă, ăla acolo, că nu o să... Darusel? Ce? Cum te-ai teleportat lângă mine? Eram așa, nu mai văzut, ești prost? Cum adică, cum să, unde să te văd, mă, dar, bă, tu îți bagi joc de mine, bă, dar să, bă, am uitat că ești magician, bă, dar să, tu de unde ai învățat magia asta, bă, stai că mie nu vine să credea, vină aici, vină puțin, stai jos, stai jos, dar să, de unde ai învățat toată ta magie, cum te-ai teleportat la mine, dar să, bă, bă, Rafael, bă, ce, mă, tu era aici, nu, unde, era aici, nu? Așa, da, și tu pe unde ai venit, că nu te-am văzut când ai venit, asta e ideea, cum ai venit așa, când ai urcat scările, spune și mie, când ai urcat scările, că eu mă uitam pe aici și nu te vedeam urcând scările, pe unde ai urcat tu? Bă, m-am frișat ca un ninja, haia! A, mă, lasă-mă de aici, dar să nu știu pe unde ai urcat tu, nu știu cum mergi tu, dar hai, lasă că mă pun eu acum. Bă, nu-mi vine să cred, pe unde ai urcat, mă, stai. Slabă nu, frate, osu, slabă nu, frate, osu, hai. Dar să, dacă să fiu, dacă să fiu ca tine, dar să mănânc numai burger în continuu, 70.000 de burger pe zi, gata, șeful, gata, șeful, du-te, mă, de aici, dar să le, că ești, 3, 2, 1, și ne-i gata, le-a culăpat, am plecat în căutare după, dar să, unde se ascunde, mă, să, ia să vedem, bă, dar să le, unde te-ai ascuns, mă, dar să le, bă, unde ești, mă, dar să le, dar să te-ai băgat la iar la baie, mă, iar să bagă ăsta la baie, la toate astea, mă, ce face, unde-i, mă, ăsta? Bă, unde a plecat, mă, ăsta așa de repede? Bă, unde-i, mă, ăsta? Darusel, unde ești? Vin și te caut. Știu că ești pe aici, pe undeva. Ia, mă, iar să-l la calculator. A, nu e la calculator. E bine, e bine. Ia să vedem, să vedem pe aici, să-l căutăm prin dulap. Nu e. Darusel, unde te-ai ascuns, mă, Darusel? Unde ești, mă, Darusel? Ia, aici, am frigiderul meu. Na, nu are ce să caute, mă. Bă, deci dacă nu mai văd o dată la Darusel în frigider, nu, că eu nebunesc. Bă, mine mă ia capul. Ia, dacă e iar la baie, cum a fost atunci în episodul celălalt. A, nu e, mă. Bă, unde-i, mă, ăsta? Bă, la mulțime, cred că e pe afară, mă, cred că e pe afară. Ia să-mi, dacă se ascunde aici. Darusel.
Dar mă, stai puțin, eu l-am văzut, bă, dar Arsel, cum fac? Bă, nu, eu cred că am vedere, nu, eu nu vin să cred. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, dar Arsel, unde te-ai ascuns? Bă, dar Arsel, tu unde ai fost? Bă, voi nu vă rafale, tu chiar ești chiar, uite, uite aici, așa să mă uitam la tine, bă, și râdeam, mă, vrea să râd, cum mă, să nu mă vezi așa, tu uite așa și nu mă vezi, bă, ești așa de chiar? Mă, dar Arsel, cum erai, mă, aici, că eu nu te-am văzut, bă, dar Arsel, stai puțin, ia vină puțin, fii atent, eu te-am văzut, parcă te-am văzut aici puțin o secundă, bă, dar Arsel, cum, bă, dar Arsel, tu, bă, dar Arsel, bă, ce ești, cum, bă, tu spune și mie, ce căutai, cum erai tu acolo când te-am văzut aici, dar Arsel? Ia stai, ești la televizor, unde, ești la televizor, mai mai la televizor, unde, mami, mami, am ajuns la televizor, ei, unde, ăla s-a aici pe balonul ăsta? Na, nu, mă, mai fac, mă, mai ieși la mișto, mă, du-te, mă, de aici, dar Arsel, te chem și eu la foarte ascuns, hai să mergem înapoi pe plajă, că-ți bagi joc de mine, bă, dar Arsel, nu e frumos așa ceva, cum să faci așa ceva, bă, dar Arsel, bă, dar Arsel, nu, bă, bă, dar Arsel, tu mă trolezi cumva, dar Arsel, tu, bă, de unde ai învățat tu magie? Spune și mie, cum te-ai făcut tu magician, de unde ai învățat, cine te-a învățat magie pe tine? Bă, Rafael, bă, du-te, mă, la medic, hai cu mine, hai la medic, hai rapid la medic. La ce medic, mă, să mergem, bă, să mă bă, bai, bai și joc de mine, ia, pune-te, mă, ia că m-am enervat, ia, pune-te tu, dar Arsel, că de ce mă enervezi? Ia, uite, mă, bate și joc de mine, mie nu-mi vine să cred așa ceva, bă, dar Arsel, tai, mă, nu mai cânta acolo, bă, nu-mi vine să cred, de ce stai, bate și joc de mine, bă, nu, nu, bă, eu nu înțeleg, cum a dispărut Arsel de acolo, în partea cealaltă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, am zis că îl trolezi cu invizibilitate, dar să el să teleportează, nu știu ce face, ce magie face, dar Arsel. 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, bă, dar Arsel, bă, stai, bă, nu, stai, că vrem să văd ce faci tu, dar Arsel, pe aici, ce manevre mai faci tu, dar Arsel, că mie nu, bă, dar Arsel, eu nu cred ce fac, bă, dar Arsel, stai puțin, tu căutai cumva prin chesturile mele, ești nesimțit? Bă, da, uite, unde ce-am găsit, bă, ești polițai, hai, mai ai 30 de secunde să te ascunzi, hai, 1, 2, 3, bă, nu ne știu, bă, hoții și bandiști, bă, ce te-ai, bă, dar Arsel, hai, mă, lasă, hai că mă ascund eu, hai că mă ascund acum, mă pun aici, stai să-mi dau ăsta așa repede, dar Arsel, eu sunt gata, cine nu-i gata, ia-l cu lopata, dar Arsel, ia, oare unde, mă, fraierul ăsta, că-l caut, la, ia, bă, bă, ia, am alunecat, uite, că ce-a schietă, mamă, bă, mai bine nu s-a pe la stai, Rafael, ești la baie? Asta crede că aluneca pe pietre, mamă, e bine, bine, ce facem, mă, la soții la baie acolo, ia, stai, că mă duc eu repede după el, mă, ce facem ăsta, bă, bă, Rafael, și... Bă, what the heck, bă, a terorat, bă, dar Arsel, plimba ursul, n-ai voie, dar Arsel, doar în curte ne jucăm, dar Arsel, sunt în curte, uite-mă, sunt în curte. Unde, ia unde ești, mă, bă, unde, mă, prostul ăsta, bă, unde e, mă, ăsta, bă, bă, nu mi-a pământat picioarele, mamă, stai, rapid, mă, dor picioarele. Mamă, cred că l-am speriat, bă, dar Arsel, cred că l-am speriat, s-a dus repede pe plajă asta, ce facem? Este că mă duc chiar după el. Nu, dacă el, dacă iar face troll să-l zică ca și cum, fiți atent. Ce o să facă Darius Lea acum, în momentul ăsta când mă vede pe mine? O să zică: "Haha, te-am găsit, Rafael, ăsta a fost prank-ul meu." Hai să vedeți cum o să facă Darius Lea, așa o să fac. Ia să mă duc acum repede la el. Bă, Darius Lea, bă, Darius Lea, ce faci mai aici? Ce faci, mă, pe plajă? Ce cauți pe plajă, Darius Lea? Ți-a zis să te pui pe plajă, tu iar te pui pe plajă să te joci cu mintea, să te bagi în apă, să te bălăcei, nu ți-a ajuns până acum? Păi nu, Rafael, te căutam mai jos, te căutam pe plajă, prin apă, bă. Bă, Rafael, da, ce vreau, mă împingeam de alunecat, bă, și era nervat, frate, mă tot picioarele, uite. Unde alunecai, mă, dar se ce te arunci tu în apă? Cum adică alunecai? Că te-ai aruncat în apă? Ce? Asta e alunecare, bă. Bă, ce fai, mă, lasă-mă în pace. Bă, dar stai, mă, bă, stai puțin, dar Arsel. Bă, dar Arsel, vrei să ne jucăm și noi o rundă cinstită de fața ascunselea, fără să pleci tu de aici să faci alte activități, să ne jucăm fața ascunselea cum trebuie? Ce te căutam aici? Vreau să mă duc pe casă și na. Bă, Rafael, bă, tu chiar ai crezut că eu stau aici pe plajă, așa de fraier ești? Bă, dar Arsel, bă, ce, mă, bă, dar bă, dar Arsel, poți să nu te mai bâlbâi atât de mult și să vorbești cum trebuie, dar Arsel, ca un normal, dar Arsel, tu nu vezi că tu, bă, dar Arsel, tu te bâlbâi în momentul ăsta pentru că tu minți. Tu asta faci acum, minți, mă, minți. Nu mint, hai. Dar de ce te bâlbâi în continuare, dar Arsel, dacă nu minți? Nu, bă, dar Arsel, hai, bă, dar Arsel, hai, mă, fii atent, hai să ne jucăm. Ia, unde, mă, mingea? Ai spart și mingea? Unde ai pus, mă, mingea, dar Arsel, unde ai ascuns mingea? Unde e mingea? Hai, lasă-o de bar. Hai să ne mai jucăm o rundă de față ascunsă, dar Arsel, vreau să te caut, dar ascunde-te pe bune, dar Arsel, ascunde-te, am mai mai serios, ascunde-te pe bune, dar Arsel, și nu mai, fii atent, n-ai voie să schimbi locurile, ok? N-ai voie să schimbi locurile, te ascunzi fix în locul ăla, ok? Mă asculți, bă? Mă asculți? Mă asculți? Da. Bă, sper și eu de data asta ca Darius să-și face cinstit, să nu se mai ducă, să nu mai facă alte activități. Vreau să ne jucăm ca lumea, vreau să-l caut, să facem toate astea. Ia să-i, bă, Darius, bă, ce faci mai aici, bă, că te-am auzit, ce cauți aici? Bă, Rafael, fii vino cu mine, bă, am găsit un sub de albine gol și uite, am la miere, uite, ia și tu. Și ia miere, mierea de albine, uite. Ce mie, bă, ce să fac mai cu mierea, bă, Darius, ce să fac mai cu mierea, ce stu, mă, bă, Darius, ce, mă, au făcut albinele stupul ca lumea, Darius, au produs miere, mă, au produs miere, ia, ce
ce miere au produs modarusile astea? Ce? Bă, bă, ce fa? Bă, de ce mă leargă mă asta, modarusile? Băi, ne sunt simă. Bă, de ce vine asta după mine, modarusile? Bă, ce-ai făcut, mă? Bă, ce-ai făcut, mă? Bă, ce-ai făcut, mă? Bă, de ce dai mă mine, modarusile? Băi, ne simți, bă, hai mă să ne jucăm fața ascunse. Bă, pleacă, mă, lasă-mă cu astea, modarusile, da, aici, că deja mă enervez. Hai să ne jucăm fața ascunse acum trebuie, modarusile. Ce faci? Mi-ai aduce albinele pe capul meu. Tu te văd, modarusile, tu le-ai vrăjit și pe albinele astea să dea mine. De ce au început să dea mine? Că nu le-am făcut nimic eu. Au, băi, bă, Rafale, tu ai schili și ok. Hai că mă duc să mă ascund, pa, pa. Mă, ce limbă vorbești ăsta, mă? 99, 100, gata, cine nu-i gata le-au cu lopata. Bine, sper că s-a ascuns, dar se data asta, că dacă nici data asta nu s-ascunde, nu știu ce să mai zic. La modul ce mersul ia, mă, s-ascunde prin gure, nu se mai ascunde pe aceea, mamă, dar mașina asta n-a mai mișcat tot de 7000, dar cred că ruginește aici, nu înțeleg ce face, dar se cu mașina. Ia, mă, mai e pe aici, mamă, nu mă mai duc pe la albine, că astea parcă se uită așa puțin pe mine și e cam frică, sincer, ia să merg. Dar se, nu te ajută, dar se ești cumva prin cameră, mamă, mă mir că nu e în cameră asta să joace față ascunsă, să joace, ia, mă, e pe aici, nu e, mă. Bă, dar se, bă, unde pleca mă ăsta? Bă, deja mă și nervează, nici nu mai am chef să mă mai joc față ascunsă, acum face, dar se, nu mai am absolut deloc chef. Mă, unde e mă ăsta? Unde se ascunde, mă? Mă, ce faci? Mă, ce faci mă ăsta? Unde se ascunde, mă? Ce faci mă ăsta, mă? Bă, ce mă? Ce e cu blocul ăsta aici? De unde a apărut, mă? Bă, dar se, unde ești, mă, dar se, te-ai ascuns în spatele la asta, bă, dar se, ia că sparg eu asta, dau la o parte, mă, dar se, mă, ce s-aude, mă, dor. Dar se, aia gata, că știu unde ești. Ce cauți aici, dar se? Bă, sperite, mă, că te-am sperat așa, bă! Te-ai speriat? Nu, că Darius le-a nebunit. What the dog doing? Mamă, e chiar liniștită ziua asta. Este o zi de marți, o zi liniștită, dar ca de obicei. Bine, marțea era cu școala, era cu toate astea, dar astăzi avem liber de la școală. Vreau să mă duc la Darius pentru că vreau să mergem astăzi să ne distrăm și noi, că nu ne-am mai distrat de foarte mult timp. Tot prank-uri, prank-uri, prank-uri peste prank-uri. Acum chiar vreau distracție și hai să mergem la Darius repede să ne distrăm, să vedem ce face și Darius. Chiar sunt curios ce face el în dimineața asta. Cred că e pe calculator ca de obicei. Hai să merg acum la Darius, bă, chiar vreau să mergem prin mall, prin parc să ne distrăm. Și noi, ca de obicei, ca băieții, să intru pe aici, intru prin partea asta pe aici. Mă, ce facem ăsta? Bă, Darusule, ce faci, mă? Bă, ce faci, mă? Bă, de ce e bă scaunul? Bă, ce le faci? Bă, ce faci, mă, la? Bă, Darusule, ce faci? Bă, ce faci, mă, la astea? Bă, Darusule, bă, ce faci, mă? Unde te duci cu astea? Bă, lasă-mă, bă, nu-i treaba ta, ok? Hai, lasă-mă. Bă, ce faci, mă? Unde pleci? Unde pleci? Bă, stai bă, așa puțin, stai așa puțin, unde te duci? Bă, ce faci, mă? De ce e toate astea aici, Darusule? Ce faci? Îți renovezi camera? Ce faci tu aici? Nu, bă, Rafale, lasă, nu-i treaba ta, ok? Hai, lasă-mă. Mă, ce are, mă, Darusule? Bă, ce are, mă, de faci așa? Bă, Darusule, vorbește mă cu mine. Ce faci, mă? Unde dai toate astea? Ce faci cu ele? Unde te duci? Cum a de ce să te las? Bagă-mă și pe mine, seama, vorbește cu mine că vreau și eu să pricep. Ce faci mă tu aici, Darusele? Păi nu vezi că plec, mă, ce crezi că fac? Hai, hai să mergem. Ce faci mă, bă, stai puțin, stai puțin, stai puțin, mă, ce faci mă, unde pleci mă, Darusele? De ce ai toate lucrurile din cameră? Ce faci aici? Ce faci tu aici? Te-a pus de renovat sau unde pleci tu? Cum să pleci mă? Unde să pleci mă tu, Darusele? Tu te auzi ce spui? Pe bă, Rafale, m-am strabă de casa asta, bă. E prea izmit, e prea mult, te la pot. Hai că plec. De ce pleci mă? Stai bă, ascu, bă, vorbește mă, stai mă, vorbește cu mine, vorbește. Păi vezi bă, că casa este bântuită, bă, camera mea e cea mai bântuită, bă. Cum adică bântuit, cum adică e bântuită mă camera ta? Și cum ce să fie bântuită? Ce e bântuit? Eu nu văd nimic bântuit aici, dar Rusele. Ce se să pare ție așa bântuit? Păi Rafale, pe nu mai știi că atunci când i-am zis că mi se deschidea ușile și că frigiderul mi s-a schimbat. Eu n-am dat cum bă de la 2 minute de când am venit noi să colorez eu frigiderul, bă Rafale. Și de asta mă mut. Păi cum, bă, stai mă puțin, bă, dar Rusele, tu nu glumeai atunci ce cum adică cum? Bă, stai puțin, ce spune și mie ce s-a întâmplat mai clar atunci? Păi Rafale, a început de când nu ești acolo în pădure, povestea horror. Ah, pe normal, dar Rusele, zic povestea horror în pădure, bă, dar Rusele, logic, ai luat totul paranoia atunci, că era de la povestea horror, de la ce crezi că era altceva? Nu, Rafale, defendă că n-am venit acasă. Stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, cum adică nu? Păi stai puțin, spune și mie, cum adică nu? Păi, bă, Rafale, bă, mie mi se deschideau ușile, bă, Rafale, și viața, era mai cea la baie, vrea să merg, după, mi se închid ușa în față, uite. Așa, 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 te-ai lovit, la ce, bă, te-ai lovit și la alt, bă, dar Rusele, păi stai puțin, așa, cum să ți se deschidă ușile și toate astea, bă, dar Rusele, bă, tu te-au, bă, dar Rusele, ți se pare, mă, ți se pare, ți s-a părut, mă, ție. Bă, bă, Rafale, crezi că-s nebun? Bă, dacă auzeam așa și nu le-am mica ta normal, dar să mi se închidă ușa în nas, se deschide așa, nu, frate, nu. Ata și cu frigiderul să zic, bă, că Rafale, frigiderul meu plin cu burgeri, deci la, ai ras cu ușa, bă, 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 stai, mă, poți, bă, Rusele, mai calm, mai încet, dar Rusele, că nu înțeleg nimic în ce vorbești, așa, ți s-a deschis ușa, ți s-a închis ușa, ți s-a deschis ușa, frigiderul, ce s-a întâmplat, fii mai calm, bă, potule, știi, bă, dar Rusele, ce te frică așa, mă, tu crezi că ai fantome în casă, bă, bă, de unde, bă, ți-a venit și asta, bă, dar Rusele, bă, tu ești nebun, bă, sper să fie ăsta un vis, sincer, că nu te cred așa de nebun. Nu, bă, Rafale, nu e vis, frate, deja m-am strat, fiindă, frigiderul era aici, așa? După s-a fost, a dispărut și el s-a băgat aici. Așa, și a apărut aici, da, și ce a apărut aici, și era în altă culoare, bă, dar Rusele, l-ai modificat, tu vrei să-l modifici, tu, wow, ce chestie. Dar ce, atunci, bă, nu, bă, tu chiar zici la modul ce mi-a spus, te muți că, bă, ai crezut că ai fantome în casă? Bă, Rafale, am, Rafale, camera mea și cea mai bântuită, bă, nu mai pot, gata, hai că mă mut, hai, pa. Bă, unde te duci, mă, Darusele, bă, așteaptă-mă, bă, doamnă, bă, ăsta e nebun, bă, Darusele, unde te
duci, bă, Darusele, vină-mă înapoi, bă. Bă, Darusele, vină-mă înapoi, unde pleci, mă? Unde pleci, mă? Ia, bă, bă, bă. Da, pleci, pleci tu repede cu mașina. N-ai mai luat mașina, da, s-a dus. Bă, ce faci, mă, ăsta, bă, ăsta chiar, bă, a luat, a nebunit, ia să vine înapoi. Bă, ce faci, bă, Darusele? Bă, unde te întorci, bă? Darusele, gata, nu mai pleci, nu mai ți s-a luat, gata, nu mai pleci, nu? Nu, stai, am uitat să-mi iau gunoiul meu preferat. Așa, bă, stai, bă, 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 lasă, bă, gunoiul, bă, lasă gunoiul de aici, bă, lasă gunoiul, nu, lasă-l aici, că ăsta e de la stat, de la primărie, de la astea, bă. Bă, ce faci, mă, tu, ce cauți, ce mai cauți, unde mai pleci? Mi-am mutat burgerul de telefon și ăsta am mutat, ok, hai, bă, ți-a, bă, dar, Rusele, bă, fii atent, dacă tu te-ai luat ăla, dacă tu te-ai luat ursuleț, tu ești tu frumos înapoi de la spital, de unde l-ai furat. Bă, ce faci, mă, ești televizoarele, bă, dar, Rusele, unde pleci, mă, așa, cu toate astea? Cum adică, da, ai dreptate, chiar n-ai televizor, bravo. Și unde pleci tu acum, ia, spune și mie, stai puțin, așteaptă-mă, așteaptă, unde pleci tu? Unde pleci, așteaptă-mă, așteaptă, unde pleci, unde pleci, unde te muți? A, păi nu-i treaba ta, hai, bă! Păi ce, mă, stai, mă, ascult, bă! Doamne, bă, stai nebun, bă, trebuie să mă duc repede după... Mă, dar stai puțin, ăsta și-a uitat motocicleta aici, pe ce face, mă? A, pleacă fără motocicletă, e bine, am făcut joc cu motocicletă, bă, dar ce are, mă, Darusele? Bă, nu, stai puțin. Mă, nu, că eu nu cred ce se întâmplă, adică Darusele chiar a crezut că are fantome, eu cred că trebuie să-i spun, bă, dar trebuie să-l mai las așa puțin, chiar sunt curios unde să duce, mamă, dar acum nu știu unde a plecat, sincer, poate fi pe la bunică sau pe la diner, nu știu pe unde să mută asta. Bă, cred că la bunică s-a să mută, trebuie să merg de apărat la bunică asta să văd dacă se duce înapoi acolo, că nu știu, că am eu așa o presimțire, că altundeva unde să se ducă, mă, Darusele, cu toate lucrurile, sau ce oare să duce el, mă, dar n-are mai el iubită, că el crede că Denisa e iubita lui, dar de fapt sunt eu. Doamne, eu trolez cu Denisa, îi fac vocea aia, mă costumez în față și Darusele crede că e iubita lui, gata, și-a făcut iubită și lasă, mă, care e fericit, dar lasă, că o să vedeți, că o să-i o fac eu, o să-i zic, mă, la un moment dat, că sunt eu, să nu, să nu-și mai fac așa speranțe, degeaba. Mama, dar acum treaba e în felul următor, deci Darusele și-a luat toate astea, văd că și-a lăsat frigiderul aici, mamă, și-a lăsat și burgeri, lasă că se întoarce el după burger, că și-a lăsat burgeri aici, televizorul, uite, două televizoare pe aici, și-a uitat și patul, bă, dar asta nu se mută, tot, mă, s-a face mișto de mine, unde să ducem ăsta cu televizorul și cu toate alea? Mamă, sper că nu a auzit el ceva, nașpa, că se ducă să le vindă, să le vândă, că dacă le vinde, a încurcat-o cu mine, bă, dar nu știu ce să cred, sincer, bă, cum să se mute, bă, ăsta din casă, bă, cum să creadă, mă, că sunt fantome, nu, că eu trebuie să-i zic că l-am prâncuit eu atunci, dar cum să-i zic că nu mă vedea, că faza e că nu vreau să-i zic că l-am trolat cu invizibilitate, că eram eu invizibil și făceam toate astea, pentru că dacă îi zic așa, nu mai pot să mai fac altă dată, alte de-astea, deci, da, nu trebuie să-i zic, trebuie să zic eu într-un fel că eram eu, nu știu, dar ai zis că vedem eu cum îi zic, dar hai să caut, prima oară trebuie să mă duc după el, dar hai că mă duc cu ce mă duc, mă duc cu motocicleta lui mai bine, să merg cu motocicleta, că n-am mers absolut deloc, i-am furat și motocicleta, bă, trebuie să mă duc acum la bunică, să acasă, să văd dacă e Darusel pe aici, mă, sincer, la modul cel mai serios, nu știu unde s-a dus, mă, bă, nu-mi vine să cred așa ceva, uite că am ajuns și lejer aici, bă, dar stați puțin, că îmi pare că nu e nimeni aici, nu văd nicio mașină, nu văd absolut nimic, ia stai să mă duc eu sus, mă duc sus să văd dacă e cineva sus, că sus treia să-și pună el astea, bă, nu-mi vine, mă, să cred, cum să facă, mă, așa ceva, mă, Darusel, bă, Darusel, ești cumva pe aici, mă, mamă, nu e pe aici, mamă, e gol pe aici, mamă, nu mai e nimic la bunică, să ia stai, să mă duc și eu pe la bunică, ca să mai întreb așa, ce mai face, cum mai stă, să rămână, ce mai faceți, vreau să vă spun ceva despre Darusel, că nu știu unde s-a dus, Darusel a zis că pleacă, că se mută, că nu știu ce, toate astea, nu știu ce se întâmplă, sincer, mă, ești nesimțit, ești afară din casă, mă, că, ce, ești afară din casă, mă, că te duc la poliție, de trebnicule, stai puțin, cum adică, ce s-a întâmplat, nu mai știi ce ai făcut, în locul tău n-aș mai face mișto și aș pleca repede de aici până nu vine poliția, ok, sărămâna, nu, bă, nu vine să cred așa ceva, nu, bă, dar eu nu înțeleg ce se întâmplă, stai, că știu eu despre ce e vorba, bă, mie nu vine să cred, deci Darusel m-a mințit atunci, deci mai știți atunci când m-a controlat Darusel viața pentru 24 de ore, mi-a controlat ziua aia Darusel și Darusel m-a adus aici să-i o cer în căsătorie pe bunică sa, bă, și Darusel mi-a zis după nu, stai liniștit, că bunica știa că ți-am făcut eu un prank, dar văd că nu știa nimeni, deci Darusel nu știu, mă minte în ultimul hal, bă, bine că a plecat acasă, că nu mai supăr pe bune, bine că a plecat. Bă, dar întrebarea e, ce mai fac acum fără Darusel, că nu mai am prieteni, nu mai am pe nimeni, nu mai stau cu nimeni, sau așa singur în casă, la modul cel mai serios, nu stai să trip la diner, mamă, stai, bă, nu, stai la diner, stai la diner, e mașina aici, e la diner, ia stai puțin să-l văd, ce facem ăsta, bă, e la diner, mă, nu-mi vine să cred. Bă, Darusel, unde ești, mă, bă, Darusel, ia stai, mă, uitați-l acolo, mă, ce facem ăsta, mă, rânca? Ce bă, bă, ce faci, mă, bă, Darusele, ce faci, mă, la diner, mă, nu ai zis că te muți, nu ai zis că pleci? Păi da, mă, mutat și-a dat, a venit că n-a, trebuie, bă, nu, ca să nu-i parcă, da? Bă, stai puțin, Darusele, stai puțin, bă, Darusele, vorbește calm, sau stai puțin, Darusele, tu nu știi cum să te încurci în miciuni, spune și mie de ce vrei să pleci tu cu adevărat la casă? Păi, bă, casă e bântită, bă, numai camera mea e bântită, am plecat ca să te bânte pe tine, fantomele, da, Darusele, mă bânte pe mine, fantomele, mamă, ce fantome să mă bânte, bă, Darusele, că nu e niciun fantomă, tu ai luat-o paranoia, ești nebun, Darusele, ce ai pățit? Nu, bă, Rafale, tu trece la stai puțin, ia, hai să luăm puțin loc aici, nu, hai afară, să nu ne audă lumea, că ne facem de râs, Darusele, aici, am să spun ceva, Darusele, că mi-am adus aminte de ceva, am fost la bunică ta acum, fii atent, vino aici, bă, Darusele, mai știi și spune și mie, mai știi atunci când mi-ai controlat tu toată viața?
viața pentru 24 de ore și mi-ai făcut toate prostiile. Da, de ce? Și mai știi ce mi-ai făcut tu atunci când am mers la bunica ta, că am mers la bunica ta, mai știi ce mi-ai făcut? Păi da, dar ți-am făcut că... Bravo, e bine că mi-ai amintit, ce fain era. A, da, a fost fain, mă, mamă, ce bine, mamă, ce râs, dar Rusele, acum râs, a? Nu mai sunt fantome, nu mai sunt fantome în casă. Este Rusele, nu plângeai tu mai devreme de fantome, acum râs, nu? Bă, normal, bă, cum să ne la faza aia, bă, cu bunica, care zic că te măriți, bă. Bă, Rafale, fii antenă, fii antenă. Te promov și te măriți cu fantomele din casă. Da, să mă mări și cu fantomele din casă. Acum, bă, dar Rusele, ți-e țar de glume, mă, bine, mă, dar Rusele, hai să-ți arăt așa de glume, dar Rusele, că să vedem așa, nu știu că. Dar se, mi se pare că mie sau tu ți-e țar de glume când tu ești paranoi, așa, visezi că vezi fantome, că vezi nu știu ce, dar Rusele, tu ai nebunii, bă, dar Rusele, ești nebun, bă, dar Rusele, trebuie să te duci la doctor, mă, pe bune, la spital, trebuie să ajungi, dar Rusele. Bă, tata, tu trebuie să duci, bă, la doctor și tu, că, na, în Rahani zic era chiar. La, bă, dar, bă, tu nu vezi că tu nu știi să vorbești, bă, dar Rusele, nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești, trebuie să descifrezi, trebuie cifre, nu, Rusele, bă, limba greacă, ce limba vorbești aici, limba egipteană veche, ce limba vorbești, bă, dar Rusele, maimuțească, a, limba maimuță, i-am înțeles. Așa, dar Rusele, în fine, nu mă mai interesează chestiile astea, vreau să continuăm să spun ce aveam de spus, Rusele. Tu mi-ai spus atunci, cumva, ia, ce mi-ai spus tu mie, că s-a întâmplat atunci când mi-ai zis tu că mi-ai controlat viața și așa. Ai spus cumva că bunica ta știa de treaba asta și mi-ai făcut mie un prank? Păi da, și ce, care e problema? Păi stai puțin, și care, că stai puțin, când ai spus tu lui bunica ta treaba asta, de când știa bunica ta de treaba asta? Păi de mult, bă, când mă, că acum am mers acolo, dar Rusele, să întreb de tine, că am crezut că, fii atent, tu ți-ai uitat, dar Rusele, ai plecat fără motocicleta, am plecat cu motocicleta să merg așa, dar Rusele, să merg acolo acasă la tine, să văd că poate e bunica, poate să te duci la bunica ta, că nu știu unde ai putea tu să te duci, dar Rusele, dar chiar unde te duci? Păi, prima oară a fost la bunica mea și am zis că nu mă crezi, că ce ca fantome, și am zis că e supărat pe ei, și păi, normal, dar, normal, dar, ce mă, și ți-a, bă, stai, și ți-a zis că cheamă poliția, din ce ți-a zis, era supărată? Da, era foarte supărată pe tine. Păi, stai, a, pe mine, normal, păi, da, normal, dar Rusele, pentru că tu nu i-ai spus că e o farsă, tu m-ai mințit pe mine că i-ai spus că e o farsă și acum când am fost, dar Rusele, m-a luat, dar cum adică, nu, și acum de ce mi-a zis de treaba aia, nu mai, ai zis, nu mai știi ce ai făcut, așa mi-a zis, dar Rusele, cum adică, ce vrei să spui tu în treaba asta, mă mai și minți pe față acum. Nu, Rafale, bă, am zis acolo de lui bunica că tu nu mă crezi ca fantome și na, s-a supărat pe tine. A, bă, da, mă, da, s-a supărat pe asta, bă, nici, bă, cine să te creadă, mă, dar du-te, mă, de aici, bă, a zis, a, nu știi ce ai făcut, a zis, ai uitat ce ai făcut, nu de asta, dar Rusele, era vorba de atunci, mă, băi, vine simțim, mă, dar Rusele, și unde te muți tu acum, ia, unde, ce faci tu acum, unde pleci tu acum, și pleci, mi-ai lăsat mie motocicleta, ok, mersi, dar Rusele, plec cu motocicleta. A băgat o mașină și a plecat, pa, pa. Băi, eu n-am ce să mai zic, am rămas și fără mașină, fără motocicleta, mi-a furat el motocicleta, așa că nu știu, dar Rusele face magie, face de-astea, băi, el cred că a făcut o magie, nu, stai, că deja o iau în alte dale, acum să fac el o magie, eu tocmai vreau să spun că el cred că a făcut o magie și de-aia are fantome, dar de fapt eu l-am trolat, băi, trebuie să-i zic lui Rusele că l-am trolat eu, că nu se poate, dar unde a plecat mă ăsta, nu, că trebuie să ajung acasă să-mi iau eu mașina mea, sincer, că nu știu ce se întâmplă, bă, dar trebuie să vină ăsta după burger, haideți că poate să întoarce el după burger, că și-a uitat el burgerii, bă, nici nu mai pot să mai vorbesc, că deja m-a și enervat, dar Rusele, cu toate astea, cu tot ce s-a întâmplat cu bunică, așa acum că pleacă el așa de nebun, trebuie să se întoarcă neapărat acasă, adică sper să se întoarcă, că dacă nu se întoarce, eu nu știu pe unde e, dar Rusele, sincer, la modul cel mai serios, trebuie să se întoarcă neapărat să-și ia burgerii, că nu cred că rămâne el așa fără burger, fără toate astea, ia, nu e nimeni acasă, ok, am lăsat și ușile deschise, bine că n-a intrat nimeni peste noi în casă, așa, bine, peste mine, că a rămas să-și ia șlingura, așa, aici camera asta e liberă, bă, să mă gândesc, eu ce să fac eu aici în camera asta, cred că îmi fac aici un setup și acolo sus las doar camera, că nu știu, gen, doar casa, toate astea, tot ce am acolo, dormitorul, toate astea, că nu știu ce se întâmplă, sincer. Mă, cred că a venit Rusele la casă, am auzit tu și asta să mă uit să verific, mă, chiar a venit ăsta acasă, mă, i-am auzit tu și așa o mașină, da, a venit acasă, mă, da, se putea, mă, să nu revină, mă, dar Rusele, asta să mă duc acum repede la el, mă, ce face, mă, ăsta aici, mă, dar Rusele... Chiar nu se mai poate, eu sunt prea mult divat om în casa asta, vă rog să verificați orice cameră, mai ales camera asta, că în camera asta s-a întâmplat prea multe. Ce, mă, bă, dar Rusele, ce ai adus, mă, aici, ce, da, s-a făcut-o să caut prin toată casa, în special în camera ta, știa, nu știu dacă găsești ceva suspect, dar Rusele, cine e domnul ăsta? Ăsta e vânător de fantome, că la noi sunt fantome, da? Ce, mă, bă, ce vânător de fantome ai adus? Domnul, stai puțin, dar Rusele, vină cu mine, cam ceva de spus, bă, dar Rusele, bă, închide ușa așa. Bă, dar Rusele, stai puțin, tu ai adus un vânător de fantome să caute fantoma aia, că tu ce ți se pare ție că e o fantomă în casă, că ai tu fantome în casă, că ai vedenii? Eu nu sunt. Mă, dar Rusele, tu nu vezi că nici nu mai știi să mai vorbești, bă, stai, mă, cu minte, bă, dar Rusele, calmează-te, stai puțin, bă, tu chiar crezi că ai fantome în casă, mă, la modul cel mai serios? Păi da, bă, Rafale, eu nu sunt nebun, frate, nu sunt nebun, dacă crezi că sunt nebun, așteaptă, dacă o să fii fantome, tu să-mi dai mie 100 lei, ok? Mă, dar Rusele, bă, tu chiar ai nebunit, ai dreptate, ai nebunit, nici nu mai știi să mai vorbești, dar Rusele, tu ai deviat, tu, dar Rusele, ești deviat după fix, uite ce nebun ești, bă, dar Rusele, tu chiar crezi că ai fantome, mă, cum adică, bă, tu, bă, ce fantome ai, mă, tu în casă? Ia spune-mi, ce fantome ai tu în casă? Bă, Rafale, eu chiar n-am nebunit, frate, am început să aud, să văd
chestii, nu, frate. Bă, oprește-te, bă, oprește-te, bă, calmează-te, mă, Darusel. Nu, Darusel, nu, fii atent. Vino afară, să te calmezi, să ieși tu puțin aer, Darusel, că am ceva să spun. Am ceva să spun, Darusel. Dacă ăla găsește fantome? Mă, ce fantome să găsească, mă, bă, Darusel, ascultă-mă puțin. Ce fantome vrei să găsească? Spune și mie, ce fantomă vrei să găsească dacă nu există fantomă? Bă, Rafael, bă, nu-mi place, frate, dar tot pe tine că sunt fantome, ok? Ce mă, bă, vorbește, Darusel, vorbește, bă, eu nu te înțeleg ce vorbești, bă, Darusel, vorbește, mă. Bă, fii calm. O, calmează-te, bă, nu, că e nebun ăsta, mă, Darusel. Mă, Darusel, ești prea nebun, bă. Ce ai, mă, de faci așa? Bă, nu te, bă, eu nu înțeleg ce vorbești, Darusel. Bă, calmează-te, mă, vorbește, mă, încet. Bă, Darusel, te-ai calmat, nu? Da, m-am calmat. Deci, fende, vreau să trag aer și gata, bă, Rafael, fende. Ce faci, mă, tragi aer sau ce zici, mă, acolo? Bă, Darusel, ți-am să te calmezi, bă, tu-ți bagi joc de mine, mă, Darusel. Bă, încet, Darusel. Dar ia spune, mă, Darusel, râu rățușcă rămurică. Așa, bravo, Darusel. Așa, am înțeles. Bun, bravo, Darusel. Și tu vrei să spui mie că tu ai adus un vânător de fantome să-ți caute fantoma în casă care nu există, nu? Ce, cum adică nu există, bă, Rafaele? Nu există, bă, ce fantomă visezi, bă, Darusel, de unde ai găsit, mă, tu fantome, bă, Darusel? Noi am fost în pădure, hai să spun. Bă, Darusel, vrei să spun ce s-a întâmplat cu adevărat? Ok, ia zi. Bă, Darusel, în momentul de față, tu trebuie să-l te duci să te trimiți pe omul ăla acasă, săracu, că trebuie să-i plătești și drumul, Darusel, că nu, bă, nu. Deja nu se mai poate, bă, Darusel, aduce-mi ăla degeaba aici, pentru că, Darusel, nu a existat nicio fantomă, pentru că, hai să spun ce s-a întâmplat, Darusel. Eu te-am dus în pădurea aia horror, să spun așa, o poveste, Darusel, horror, așa cu un scop, Darusel, pentru că după aceea seara să te sperii tu cât mai mult și să crezi că ai fantome în casă. Ce, bă, Rafael, bă, lasă-mă minciunile, bă! Bă, nu e mă minciună, mă, nu e mă minciună, fii atent ce ți-am făcut, Darusel. Am pus niște sfori, niște ațe pe care tu nu le puteai vedea și eu ți-am mutat alea pe acolo. Ți-am deschis ușile, ți-am mutat frigiderul, eu am făcut toate astea, Darusel. Nu există nicio fantome, nu există nicio fantomă. Tu ai adus omul ăsta degeaba, l-ai pus săracul pe drumuri, poate avea și el altă treabă, să se ducă la o fantomă adevărată și tu ești nu, că sunt fantome, că nu știu ce, că ai mutat. Bă, Darusel, dar stai puțin, tu unde te mutai? Spune și mie, unde te mutai tu? Pe Rafaele, vreau să mă duc, să mă mut acolo, că se vin acolo. Da mai casa de mare, bă, Rafaele. Și ai tu bani să cumperi dita mai casa de mare singur fără mine? Păi dacă furam de atunci, furam de acolo și da. Ah, bine, furai, da, bine, hai să spun eu la omul ăla ce ai făcut tu, Darusel, ce faci tu? Păi atunci, bă, Darusel, nu, bă, stai, bă, pune mai înapoi, bă, Darusel, bă, lasă mai, oricum nu mai vine nevoie de ea, Darusel, bă, stai puțin. Nu, ce vrei? Tu faci mișto de mine sau chiar mai pringuit? Bă, Darusel, ți-am făcut o farsă, nu fac nicio mișto de tine, dar vorbești și tu mai clar, că nu înțeleg absolut nimic din Darusel, trebuie să descifrezi ce zici tu aici, la modul cel mai serios. Bă, Darusel, ți-am făcut un prank, ok, e un prank, acum trebuie să mergi ușor la omul ăsta, foarte, foarte frumos, să-i spui, Darusel, că a făcut, ce mai vrei? Hai, vreau să zic, ești foarte nesimțit, pentru asta trebuie să-mi dai 100 lei, ok? Da, îți dau 100 de lei, du-te mă de aici, dau la omul ăsta, că mai mare de aranjul. Bună ziua, să trăiți, domnul, să știți că nu există nicio fantomă a nebunii, bă, ăsta e nebun. Lasă-mă să vorbesc, bă, fii atent, domnul, acest prost nesimțit care mi-a făcut prank-ul. Băi, nesimțit, bă, vorbește-mă frumos, mă, Darusel, ce, mă, păi, bă, Darusel, explică-i, cum adică prank, că nici nu știe omul despre ce e vorba. Scuzați-l, bă, Darusel, omul ăsta are, e bătrân, nu e copil ca noi, Darusel, nu e copil ca tine prost așa, vorbește-și tu mai civilizat, Darusel, mai civilizat. Deci, fii atent, omul ăsta mi-a făcut mie un prank cu sfoară și tăgea așa de uși și de frigider și nu știu cum mi-a văzut el frigiderul. Deci el zice că nu e nicio fantomă. Bă, Darusel, vorbești, nu, lăsați-l, e speriat, vedeți că e speriat. Bă, Darusel, știi să vorbești clar sau vorbesc eu? Lasă-mă pe mine să vorbesc. Deci fiți atenți, domnule. Eu i-am făcut o farsă acum câteva zile la copilul ăsta și el tot credea că e care fantome care asta și eu nu. Nu ești copil, Darusel, ești adult. Uite-te la tine, scurbalele ai pe împărți pe tine, ai caca la cur, Darusel, și tu nu ești copil. Nu. Bă, nu, domnul, puteți să plecați de aici pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic. Vă dăm, Darusel, dă-i banii la om, așa. Dă-i bani așa să ia drumul, Darusel, și du-l și acasă, Darusel, acum. Bă, ce? Bă, Darusel, cum vorbești, mă, tu îl trimiți acasă după? Stai puțin, Darusel. Așa vorbești, așa de necivilizat ești. Bă, chiar aș fi vrut să fiu o fantomă, Darusel, pentru că uite de cât de necivilizat ești. Tu l-ai chemat pe omul ăsta aici să te ajute. Tu ești nervos pe el că vrea să te ajute? Da, adică nu, eu sunt nervos pe tine. Eu să mă prind cu și uite. Mie pare rău pentru acest domn. El o să fie pe nisip, ok? Eu o să-l bag în apă și o să-l dau la fantomă, ok? La revedere. Cel mai nebun e, Darusel, adică la mă duc cel mai serios. Bă, Darusel, ești nebun, rodă tot, bă, nu mai țipă, mă, așa, bă, ai probleme, hai, lasă-mă, du-te de aici, dar Darusel, du-l pe omul ăsta acasă, nu mă mai interesează ce vrei, hai, zi, ce mai vrei? Vino cu mine! Vin cu tine, așa, dar du-l pe omul ăsta acasă, Darusel, că săracul, bă, Darusel, nu mai vin nicăieri, du-l pe omul ăsta acasă, că săracul are și el, ce e aia? Ce e aia, ia, ce e aia, ia răspui aia pe ca...
Mă, ce? Eu încă nu pot să pricep ceea ce s-a întâmplat ieri cu acea fană. Deci fana aceea cred că era o fană prea nebună, adică nu știu, m-am pus și eu aici la somn, am zis că ok, am scăpat de ea în sfârșit, dar că m-am pus la somn, o văd direct la geam, adică nu știu ce căuta fix la geam aici, pe unde o fi urcat, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu că nu se mai poate, trebuie să mă duc la Darusel, sper că a venit Darusel repede acasă, mă duc acum repede la Darusel, sper că acum e acasă, că nu știu unde a fost Darusel toată ziua ieri, că deja, mamă, deci nu, da, cred că într-un fel mai bine că n-a fost Darusel, că dacă era Darusel, acasă, cred că fana aia rămâne aici peste noapte, dar hai să mă duc acum la Darusel. Dacă o fi venit acasă, să vedem ce facem ăsta, că trebuie să-i spun neapărat tot ceea ce s-a întâmplat. Ok, hai să zic că-mi lasă eu. Vorbesc eu cu mai târziu. Ia, Rafael, dă-i, adică stai, Ioane, stai, bă! Ce fac, mă, Darusel? Bă, ce vorbeai cu mine, Darusel? Cum adică, Rafael? Bă, ce, bă, Darusel? Ce, mă, ce? Pe mine mă confuz cu Ioan? Ce faci, mă, aici, Darusel? Ce te jucai? Pe Rafael, mă jucam cu Ioan, bă, și mi-a zis ceva de tine. Băi, ne zici, bă, ce-ai făcut așa, bă? Tu mi-ai dus gaji în casă, bă, ți-am dat eu voie. Le-ai lăsat și pe calculator, bă, așa și cu ei, că mi-ai zis, bă, te-a părit, bă, bă, ne zici, le-ai lăsat, dat eu voie. Mă, ce, mă, cu ce, cu cine, cu ce am venit, mă, dar eu sunt că nu înțeleg, ce adică, cu ce, ce gaji, mă, cu ce, bă, cu cine am venit, mă, să joace cu Ion la tine acasă, că tu ai nebunit, dar Rusele, ce vorbești tu aici, da, vorbești din basme, dar Rusele, unde ai fost ieri toată ziua, că te-am căutat toată ziua, ai plecat, dar Rusele, erai la calculator, când m-am întors, nu mai era niciun Rusele, dar Rusele, nu știu unde era, dar Rusele a plecat, unde ai fost tu ieri toată ziua? Am fost în parc, m-am jucat în parc, acolo, în oraș. Da, și toată noapte și noaptea, dar Rusele, până eu m-am pus la somn și tu tot ai venit acasă, dar Rusele, bă, dar Rusele, bă, nu știu ce se întâmplă, dar... Păi noaptea vă la un restaurant, bă, și am da, ai băut, ai băut, ai mâncat, dar Rusele, burger, ai fost la restaurant, bravo, bă, dar Rusele, și la ce oră te-ai întors tu? Ia, spune-și mie, la ce oră te-ai întors tu? Ia, stai, la 3 m-am întors, la 3. Ah, la 3 noaptea. Bravo, mă, Darusele. Mă, Darusele, și tu tot ce spuneai, mă, tu acolo, că eu nu te înțeleg, Darusele, ce spuneai tu, cum adică cu ce am venit eu, mă, cu ce am venit eu, cu când am venit, cu ce am venit ea? Păi mi-a zis Ioan că a venit cu gagică, bă, și asta la mine pe calculator, bă. Ești de simți cum adică să-mi aduci mie gagici? Când mă, ce vorbești, mă, Darusele, ai nebunii, mă, tu spui porcării aici, ce vorbești tu aici? Când ai auzit tu asta? De când știi tu de treaba asta? Acum mai ajung, grăindat în cameră și... Când s-a întâmplat? Pe când s-a întâmplat? Ia spune-mi. Păi ieri, bă, ieri. Dar să le fii atent, nu, fii atent, să spun ce e, că de asta am venit aici, dar să le fii atent ce s-a întâmplat. Deci fii atent, chiar a fost o fată, bă, dar să le fii atent. Știi că noi, da, dar să știi că noi avem, adică, nu știu, nu pot să numesc așa ceva, dar chiar avem o fană. Avem o fană, dar să le, nu știu. Ascultă, bă, lasă-mă, bărgărie. Bă, ce fac, mă, stai puțin, avem o fană, dar să le, dar știi care e problema? Că fana asta e cam disperată, dar să le, a venit aici, fii atent ce a făcut. Eu i-am zis să a zis unde Darusel te căuta, Darusel cel mai tare, Darusel cel mai șmecher, toate astea, zicea Darusel și te căuta. Și fii atent, a intrat, i-am zis să aștepte aici, că a zis că vrea să ajungă la noi acasă să vadă și toate astea. Am zis să aștepte ca să vin la tine. Tu nu erai aici și când ce să vezi că ea a intrat după mine, a intrat prin toată casa cu trobei și fii atent, Darusel. Păi da, și s-a jucat pe calculator, știi care e faza? Fii atent, ca să spun ce s-a întâmplat. Deci eu am fugit de ea, am încercat să scap de ea, am ajuns la diner și la diner am scăpat de ea, ok? După eu am plecat așa prin oraș, dar când m-am întors seara acasă, ea era pe calculator să juca cu Ion. Pe Rafale, dacă mă întâlnesc cu ea, fii atent, dacă mă întâlnesc cu ea, nu, gata, ești pregătit, am înțeles, bă, lasă-mă asta, ce cauți, mă, pe aici, dar să le fii atent, bă, nu te îmbrăca, mă, nu te duci, mă, la nicio vânătoare, bă, dar să le, ce faci, mă, tu acum, bă, dar să le, fii atent, du-te de la mine, dar să le, ce faci, mă, bă, ce faci? Ce, nimica, așa, deci fii atent, că nici nu mai știu ce vreau să zic, dar să le, da, deci era aici, și fii atent, când m-am pus să dorm, am crezut că am scăpat, am crezut că a plecat acasă, că am zis să plece, am zis că pleacă, când m-am pus să dorm, m-am pus în pat, dar să le, și la geam, ce crezi, era ea și face, bună, Rafael, cum am nebunit, dar să le, eu, dar să bine, ce, bă, da, gen, chiar e de râs, dar nu e de râs, nu știu ce să zic, dar să ți se pare normal așa ceva? Bă, Rafael, bă, lasă-mă, mâncile, ai, nu, e, nu, e, nu, 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 nu e nicio minciună, bă, dar să nu e nicio minciună, deci fii atent, stai puțin, ai zis cumva să mergi la diner? Da, hai, mergem? Nu, stai puțin, dar să tu vrei să te întâlnești cu fana aia, pentru că fana aia mi-a spus mie că vrea să ne întâlnim mâine la diner, adică i-am zis eu, hai să ne întâlnim mâine la diner, pentru că... Stai puțin, că mă duc până la diner să văd dacă a ajuns acolo, dacă e acolo, să-i zic de tine, că nu ești acasă, că toate astea este din Darusel. Rămâi și joacă, te mai joacă pe aici. Mamă, deci mie nu-mi vine să cred așa ceva, mă, eu nu pot să pricep, sincer, nu, trebuie să mă duc acum la diner, sper să nu fie tot, sper că a plecat din oraș, la modul cel mai serios. Rafael, ce face Darusel? S-a mai întors aseară? A revenit acasă? Da, stai puțin, ai răbdare, stai, tu ce cauți aici? Aia e întrebarea mea, tu ce cauți aici? Că ai zis că, stai puțin, tu ai mai plecat măcar acasă de aseară, că eu te-am văzut la geam. Ce căutai tu la geam aseară la mine? Că nu-mi vine să cred așa ceva, trebuie să vorbesc neapărat cu ai tăi. Bă, Rafael, ce frumos ești, bă, Rafael, cine ești? Bă, Darusel, stai puțin, Alex, aici, Darusel, vino aici, așteaptă, lasă-ne să ne vorbim.
vorbim, lasă-ne să vorbim, ok? Rămâi aici, rămâi aici. Bă, Daruzile, de ce ai ieșit? De ce ai ieșit? Că e fata aia nebună, Daruzile, e fana aia nebună, de ce ai ieșit tu? Ce faci? Bă, Daruzile, uite, uite-te puțin acolo la geam. Ale, uite-te puțin aici la geam. Uite de cine stă la geam. Daruzile, Alice. Uite, ia de geam sus și pleacă, ok? Că dacă nu, bă, dacă nu vezi, bă, Daruzile, Dar să-l nu, stai puțin, ce cauți aici la noi în casă? Ți-ai să nu intri, ce cauți aici? Păi, Daruzile, durează cam mult, Daruzile, dar tu i-ai dat voie, Daruzile, să intri, ia spune-i. S-a luat de voie zi, stai așa. Da, nu, s-a luat de voie, ce-ai făcut? A zis, Daruzile, să ieși afară, n-ai voie, ieși afară, Daruzile, nu mai lătrap, doamne, a început Daruzile să-l latre. Nu vine să cred așa ceva, bă, Daruzile. Daruzile, am stat chiar toată ziua să te cunosc și tu acum chiar faci așa. M-am uitat să fac pentru voi în oraș aici. Nu, așa fac eu pentru fete frumoase, așa fac eu, hai că da. A, mulțumesc. Bă, Daruzile, bă, ce faci, mă? Stai puțin, faceți cunoștință măcar. Te-ai supărat cumva? Stai, te-ai supărat, bă, Daruzile? Nu. A, ok. Ți-am zis, nu, ieșiți afară, hai să ieșim afară, la lumina aici. Și faceți cunoștință. Hai să veniți în spate, Daruzile, vă las acum să vă faceți prezentarea fiecare, să vă cunoașteți și voi, că eu deja am cunoscut-o, Daruzile, dar na, e bine să zică și ea mai multe despre tine, despre ea, de fapt, și cine e, de fapt, Daruzile, că nu știu dacă știi bine, ți-am zis eu ceva despre ea, dar nu știu dacă ai priceput prea multe, ascult și tu de la ea. Zi frumoasă, zi! Deci, în primul rând, eu sunt cea mai mare fană pe care o puteți avea voi doi la un loc. În al doilea rând, mă cheamă Alice 2012. Și pe mine mă cheamă 2012, știu, de aia ne și potrivim, suntem... Stai, cum adică, ce se întâmplă aici? Stai puțin, dar să nu știe cum te cheamă în primul rând. Asta i-am spus. Dar să cum o cheamă? Ai și reținut, dar să mă mir, mă, dar să cum reții tu așa numele la fete. Am înțeles, dar să știi prea multe detalii despre tu fete tu. Dar puteți cum te cheamă, am uitat. Da, du-te mă de aici, dar să mai și la mișto. Hai, fac pace prezentarea. Deci ai auzit, dar ea este o fană dar noastră, dar să nu e data, dar să dar noastră, dar mă dor. Bă, dar mă dor. Falezi, chiar mi-a pus la fel. Tu normal. Bine, hai, faceți cunoștință. Deci, mai degrabă decât să vorbim, să mergem la diner să fac cinste cu un burger. Da, hai, rapid, hai. Nu, că Daruzile deja a uitat de mine. Daruzile nici nu mă mai bagă în seamă și a făcut, zici că și-a făcut cagică, Daruzile, nu știu, dar deja s-a împrietenit cu fana. Ce fac mă ăștia acolo, mă, ea pleacă cu mașina, bă, unde pleacă mă, stați mă, așteptați-mă și pe mine, așteptați-mă, unde ce faceți mă? Hei, v-am auzit, ce-ați luat? Bă, Daruzile, Daruzile, aia e mașina lui și-a crezut că e a mea, în fine, mă, Daruzile, unde te duci, bă, Daruzile, aia e mașina ta, bă, nu e mașina mea, bă. Daruzile, bă, dar nu mă bagă asta, dar să nu mă bagi pe mine, bă, Daruzile, stai puțin, vino aici, vrei să-mi spun ceva. Tu chiar te înțelegi bine, chiar vrei să te înțelegi bine, nu ți se pare puțin cam ciudată? Nu, e ca mine și eu sunt nebun, Au, bă, asta e adevărat, poți să confirm, dar să bine, mă, Daruzile, ia du-te aici să-ți facă cinste cu bă, bă, Daruzile, stai puțin, dar să vină, bă, Daruzile, bă, stai puțin, tu lași o fată să-ți facă cinste cu burger în loc să-i faci tu cinste, ia fă-i mă tu, Daruzile, ia, că vreau să, cum te comporți tu așa cu o fată, ia du-te tu, ia, fă-i tu cinste. Femeie, Daruzile, vino puțin aici, Daruzile. Bă, Daruzile, tu ai uitat.
Băi, ce n-ai voie. Păi, dar Sile, tu ai uitat cu cine stai tu în casă? Ai uitat cu cine stai tu în casă? Ia spune și mie. Ai uitat cu cine stai în casă? Nu mai bagi în seamă, nu mai faci nimic. Ce faci tu aici? Stau în casă cu Gigel, nu? Ah, dar nu, în casă, nu în cameră, că în cameră stai cu Gigel, adevărat. Stai cu Gigel care e un covor, dar Sile, nu știu ce zici tu că stai cu Gigel, că e un covor Gigel. Bă, nu, Gigel nu e covor, Gigel este cel mai bun prieten al meu. Cum să zici așa? Bine, bine. A, și Ion ce mai e? Ion ce mai e? Ia că îi spune lui Ion, mă duc acum repede acasă și spune lui Ion. Stai, Ion e în casă cu mine. Ion e. Da, ai dreptate, ai dreptate. Hai du-te înapoi la fetița ta, dar la iubita ta, dar e iubita ta, nu e așa, dar Sile? Da, iubita mea, bă, ce cum, bă, stai, bă, stai, bă, cum adică iubita, dar Sile, ce faci mai aici, bă, dar Sile? Federico, ai burgeri? Ia zi, ai burgeri? Hai că mă duc și eu, la. Nu, că dar Sile, nu, da, dar Sile e să simte că la e la casă, de fapt, unde e să simte că la e acasă, ok, nu știu ce se întâmplă aici, bă, dar nu, că deja cred că i-am dat doi nebunati, adică doi nebuni, sincer, adică dar Sile, care, bă, mie, nu mi-ajungea mie un nebun, nu mai trebuie și al doilea. Nu, că acum mă duc repede înapoi la masă, ce fac, mă, ăștia, mă, pe unele, la mă, cel mai se... Foarte bine, da, și mai ales la Fraier, la care e foarte fraier. Cine, mă? Ce ai zis ceva? Bă, după ce că stai cu mine, dar Sile, după ce că stai cu mine în casă și acum plătești din banii mei, dar Sile, din banii mei plătești, mai faci figuri. Da, banii mei. Nu, sunt banii tăi sau sunt ai fetei? Sunt banii tăi sau sunt banii fetei? Sunt banii mei. Ia bara faile, vezi? Vino la că, vino la că. Ia, ce vrei, dar Sile? Ia tu sclavii, $16 și tu frumoasa ta, ia frumoasa mea, ia toți banii mei. Yeee! Da, dar Sile, dai toți banii. Bravo, bă, e deșteptă, are zel, dar acum rămâne, dar Sile, bă, dar Sile, stai puțin, tu mai mănânci, cum mai mănânci tu burgeri acum dacă nu mai ai niciun ban? Da, mai am, na, încă mai am. Da, bine, gata, nu mă mai interesează, dar Sile. Hai să vorbim ceva puțin, vino. Hai, pe... Nu, ce vorbiți? Hai că nu vă bag în seamă, ia că stau aici așa. Știu că Rafael are niște bani ascunși într-un butoi și spun să mergem să-i luăm banii și să mâncăm noi mai mulți burgeri. Bă, ce faceți, bă, ce faci, bă, aici, bă, dar Sile, bă, tu ai nebunit, mă, dar Sile, vedeți că v-am auzit pe amândoi, faceți și mișto de mine, acum mă lași la mișto, vreți să-mi furați banii, bă, faceți și mișto de mine, ziceți că nu știu ce faceți, că vă pupați, că nu știu ce faceți, bă, voi complotați împotriva mea, mă, stai puțin, voi nu sunteți frați cumva că vă cheamă, sau rude, nu sunteți rude că vă cheamă 2012 pe amândoi? Nu, cum să fie așa ceva, nu vezi că nu semănăm, na? Da, nu, da, ce ești, mă, ce ești tu, mă, dar Sile, ce ești tu? Te mamă de foarte frumos, na? Da, foarte frumos, dar Sile, tu nici n-ai păr în cap, ți se pare, dar Sile, frumos ales cumva? Este cel mai frumos. Da, am înțeles, da. Bă, dar Sile, fii atent, stai puțin, că am o întrebare, Alice, du-te puțin, stai, vină, dar Sile, mai aici, vină mai aici, dar Sile, bă, dar Sile, fii atent, tu știi cum mă cheamă măcar pe fata asta cu care stai tu de vorbă acum, tu știi măcar cum mă cheamă, bă, dar Sile, că eu cred că tu nu știi, tu te crezi așa, șmecher, dar Sile, dar tu nu știi cum mă cheamă. Asta e, Denisa, nu, așa cheamă, Denisa, nu? Cum ai spus? Ai strigat cumva Denisa? Dar, nu, de ce? Cine e Denisa, dar Sile, dar Sile, cine e Denisa? Tu ești Denisa Rafaele și tu ești, Ionela, dai, știi cam Ionela. Dar Sile, de aici absolut tot ce mi-ai dat, ai terminat-o cu mine. Dar Sile, bă, mai bine, bă, dar Sile, bine că ai făcut-o să plece, bă, dar Sile, bine că ai făcut-o să plece, bă, fara asta nebună, dar Sile, că e nebună, mă. Bravo, mă, dar Sile, bravo, mă. Bă, mă, ce, cum adică mi-e frumă mașina? Bă, du-te, mă, dar aici am, mă, du-te, cum, hai, bă, du-te, stai puțin, stai, mă, așteaptă, cum să fură, bă, mie mașina, bă, bă, îmi fură mie mașina, nu-ți-o fură, ție, mi-o fură mie, unde a plecat, bă, dar Sile, unde a plecat, dar Sile, bă, dar Sile, nu, că nu, bă, dar Sile, nu mai vine a ta, bă, dar Sile, nu mai vine a ta, că pleci tu repede și completezi tu cu ea și tot după nu mai știi numele, bine, nu mai vine a ta, bă, dar Sile, unde te ducea, ce e aici, dar Sile, unde? Uite, hai rapid, ia helicopterul. Bă, lasă-mă helicopterul ăsta, doamne, dar Sile, mamă, nu, că am nebunit, eu sunt numai cu nebune aici, eu nu înțeleg ce se întâmplă, sunt plin de nebune aici, nu, că e plecat acasă, dar Sile, mă, ce faci, mă, ăsta, mă, bă, unde a plecat, s-a adus, dar Sile. Hai, bă, dar Sile, întoarce-te, mă, mai repede, uite, vin înapoi, lasă ăsta jos, că n-ai ce să cauți tu cu ăsta, unde te duci, mă, tu aici, așa, bă, dar Sile, bă, dar Sile, așa, bă, stai puțin, dar Sile, de când ai, bă, dar Sile, bă, iar faci magie, bă, dar Sile, mă, unde le-ai pus, bă, le-ai pus, le-ai pus, bă, dar Sile, am crezut că stă în aer, bă, dar Sile, mamă, dar Sile, bă, stai puțin, de când timp știi tu să pilotezi un avion, un elicopter, un ăsta, așa, ai învățat tu cumva vreodată? Da, în jocuri. Da, jocuri, bă, și aici nu ești în jocuri, bă, dar Sile, hai să mergem, bă, dar Sile, vino repede, trebuie să mergem înapoi, bă, lasă-mă pe mine. Ce faci, mă, de ce? Ce faci, mă, tu, dar Sile, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Ba, bine că ai tu repede. O, de fapt, stai că e mașina ta, ai dreptate, dar Sile, că tu ai condus, bravo, ai dreptate. Hai să mergem acum. Ce? Bă, stai puțin, bă, ăsta e mașina, a venit, bă, a dus
mașina, a dus mașina acasă, bă, dar s-a dus mașina acasă, bă, hai să mergem repede în casă, bă, dar sper că nu e aici, bă, dar ce, uite, ce, uite. Știi că ne-am scris-o post astăzi, Darisel. Bă, Darisel, s-aude o voce, s-aude o voce, de aici, din cameră. Stai puțin, ce cauți aici la noi în casă? De ce ai venit? De ce ai furat mașina și cum te cum ai venit la noi în casă când noi nu eram aici? Ce cauza dar în cameră? Că dar deja e foarte supărat. Stai puțin, vino puțin, trebuie să vorbești puțin mai așa, dar să vorbești puțin mai civilizat, că nu vorbești cu mine, tu te crezi că vorbești cu mine aici cumva sau ce? Și nici cu mine nu trebuie să vorbești așa. Bă, dar stai puțin, dar ce caută la tine în ca... Bă, Alice? Nu, să mă rog, car poliția, vrei să chem și o poliția? Da, nu, eu chem pe aici. Nu, că aici sunt într-o casă plină de nebun, deja mă enervează, nu știu ce se întâmplă aici. E o casă numai de copii nebun, sincer, nu știu ce se întâmplă. Eu am să mă duc la profesoara ta. Alice, vino. Ce fac mă ăștia aici? Vreau să vorbesc ceva, că vreau să prind. Ia, stai. Nu, tati! Alice, la 3 atacăm. 3, 2, 1, atac! Unii, atac cu Alice, atac! Acum hai să lansăm. La la la. Hai să merg și eu până în magazin aici, să mă uit că știu că ai făcut să-mi iau un prank, adică vreau să-i fac un prank lui Darusel. Da, mă, uitați aici, am șarpele ăsta cu care trebuia eu să-l trăiesc pe Darusel, dar nu ne-a mai trebuit atunci pentru că am câștigat concursul acela, dar trebuie să mă revanșez eu într-o zi, dar acum nu avem nevoie de asta, dar hai să punem ăsta acum înapoi, să-l punem aici foarte, foarte frumos și să merg acum la Darusel în casă, deoarece vreau să merg în oraș, sper să nu vină Darusel după mine, chiar nu vreau, vreau doar să-l anunț și să nu vină după mine, că dacă vine, nu o să fie bine, vreau să mă duc în oraș, să stau și eu mai relaxat așa, să nu stau cu stres pe capul meu, până la urmă, că dar să știți cum e. Hai să intru acum repede peste el în cameră, să merg așa, ce facem ăsta? Bă, ce faci, mă, Darusele? Iar te joci, mă, Fortnite. Ce te joci mai aici, Darusele? Ce te mai jucai de data asta? Bă, Darusele, bă, lasă-mă jocul ăsta, bă, tu mă bagi în seama pe mine, tu vorbești cu mine și după te duci iar la joc. Ce faci tu aici? Am câștigat mici la fale, n-am mai jucat și eu Fortnite. Ce? Sunt și eu copil mic, n-am vrei să mă joc? Bine, mă, Darusele, ești copil mic, n-ai, ai voie să te joci, da, ai voie să te joci, Darusele, poți să te joci atâția, că eu să plec, Darusele, o să plec de acasă și nu vreau să vii după mine, Darusele, poți să te joci, ce? Ia zi, bă, te la pensia. Bă, du-te, mă, de aici, mă, Darusele, tu mai faci și mișto, bă, du-te, mă, de aici, Darusele, mai bine plecai de acasă de tot, Darusele, cum ai zis tu atunci, că ai fantome, că nu știu ce, Darusele, dar te-ai speriat, tu chiar ai crezut că ai fantome, mă, Darusele? Da, Rafale, bă, cum să-mi închide mie ușa în azi, bă, tu coața ta? Data viitoare, dacă văd o oață, o distrug, ok? Dacă vezi o oață, o distrugi, data viitoare, bine, mă, Darusele, stai că aduc acum repede o oață, o aduc repede. Băi, stai, mă, și ce se întâmplă dacă distrugi tu o oață? Doamne, Darusele, ce minte ai, bă, gata. Bă, Darusele, fii atent, eu acum plec, papa, Darusele, poți să stai aici, te joci cât vrei, faci ce vrei, Darusele, eu plec, mă duc în oraș să caut și ceva să... Ce mai vrei? Ce noapte bună? Bă, Darusele, bă, tu, bă, nu, că ăsta e nebun. În fine, haide să mergem acum repede afară. Vreau să mă duc repede în oraș. Nu știu pe unde să merg, dar vreau să mă relaxez și așa puțin. Cred că merg pe la mall, cred că merg pe la chestii de genul. Hai să iau și eu mașina. Să iau mașina mea și să ajungem foarte, foarte rapid. Mamă, dar mi s-a făcut foame, sincer. N-am mâncat nimic acasă, dar cred că mănânc aici la diner. Mă, uite că suntem în apropiere de diner. Mamă, sper că nu e aglomerat, că parcă am auzit niște voci pe aici. Nu, e o singură persoană. E bine, Federico, fac... aș dori și eu să îmi dați un burger, că am auzit de la un copilaș că sunt bun rău de tot burgerii dumneavoastră. Ce fata asta? Mă, zice cumva da, dar eu sunt că dar usile cu cocu. Bine. Bună ziua, domnul Federico. Bună ziua, domnul Federico. Puteți să-mi lați mie comanda acum? Vreau ce? Tu ești Rafael care filmează cu Darusel 2012? Ce? Poftim? Cum adică? Ce? Nu sunt nimeni. Eu sunt aici, am venit să comand aici, să iau și o să iau. Mi-e foame, mi-e foame. Cum adică m-ai recunoscut după voce? Ce? Ce? E singura beberiță din oraș. Eu nu sunt. Oh my god, îmi place așa de mult de voi. I-am spus părinților mei să ne mutăm în orașul ăsta special pentru voi. Vă urmăresc încă de când faceți primul videoclip împreună. Cum adică? Stai puțin, tu cine ești? Eu sunt Alice 2012. Alice 2012? Stai puțin, Darusel 2012, Alice 2012, ai vreo legătură cu Darusel? Sunteți rude? Nu suntem rude, dar sunt cea mai mare fan a lui și a ta. Da? Mulțumim, dar stai puțin, tu ești de aici, din oraș, de la noi, din sat de aici? M-am mutat acum special pentru voi am venit. M-am rugat de părinții mei un an și un pic.
ca să pot să ajung la voi. Cum adică te rog? Bă, stai puțin, că mie nu vine să cred. Cum te, tu vrei să-mi spui mie că tu te-ai mutat aici din vina mea și alu, din datorită mie și lui Darusel, de fapt? Dar chiar, unde-i Darusel? Haideți la voi acasă, vreau să-l întâlnesc și pe Darusel. Stai puțin, că am venit aici, n-ai comandat ceva. Stai că trebuie să comand și eu, lasă, stai puțin, ai răbdare. Du-te că tu ai comandat, trebuie să aștepți acolo, trebuie să te duci acolo. Dacă ai zis că ai văzut pe mine și pe Darusel, trebuie să aștepți acolo, să vină comanda. Du-te la masă, unde vrei tu să stai? Mă, nu vine să cred așa ceva, deci Darusel și cu mine avem o fană care s-a mutat fix la noi în oraș. Mamă, nu vine să cred așa ceva, ci că s-a mutat fix pentru noi, că ne-a văzut pe noi aici și a comandat și burger ca Darusel. Da, dați-mi și mie un burger, vreau și un burger, sincer, chiar vreau un burger, da. Bă, cred că afacerea asta cu burger chiar e o afacere bună, nu știu de ce nu s-a gândit Darusel să facă până acum un restaurant. Am înțeles, Federico, dar stai puțin, tu mi-ai dat 4 burger, deci mi-ai dat 4 burger, cum adică mi-ai dat 4 burger? A, trebuie să duc și, ok, hai că duc eu, mamă, mi-a zis Federico să duc fix la fană, hai că duc aici. Ai zis că, bună, cum ai zis că te cheamă cumva Alice sau cum ai spus că te cheamă? Alice 2012. Uite că mi-a spus Federico să-ți dau, uite, burgerii tăi, ia poftim, doi burger, ai tu și doi burgeri am și eu, da, nu ți-am dat, adică m-a pus Federico, mi-a zis să-i aduc, mamă, cât de bun sunt burgerii ăștia. Bă, stai puțin, auzi, da, am o întrebare, hai să stăm puțin jos, stai, ia loc acolo, am o întrebare, tu chiar te-ai mutat aici în oraș pentru mine și pentru Darusel, că ne urmărești pe noi? Normal că m-am mutat aici special pentru voi, vă urmăresc încă de la primul videoclip. Sunt cea mai mare fană a voastră, nu-mi vine să cred că v-am întâlnit, mereu mă uit prima care vede videoclipurile voastre și vă las cu sutele de comentarii la fiecare videoclip. Da, ok, îți mulțumim, chiar îți mulțumim că ne apreciezi, pentru că de asta facem, adică pentru oameni ca tine de asta facem, de asta creăm mai multe videoclipuri, știi ce zic? Adică așa, e foarte, 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 foarte frumos că îți mulțumesc și eu cred că îți mulțumește și Darusel, că altfel nu știu, adică nu cred că nu ți-ar mulțumi, dar chiar, dacă tot e vorba de Darusel, vreau să-l întâlnesc și el. Putem să mergem la voi acasă? Haide. Stai puțin, cum să mergi la noi acasă? Adică e casa mea și lui Darusel, n-ai cum să intri, poate nu vrea Darusel, te-ai gândit că nu vrea Darusel? Aș avea și eu o dorință, îmi doresc încă de când eram o Alice mai mică să vin la voi în casă. Cum adică să vin la noi în casă? Băi, stai puțin, cum? Adică, păi noi ne-am mutat acolo recent, adică prima oară am fost în altă parte, n-am fost aici. Păi da, știu, dar eu vreau să-l întâlnesc și pe Darusel și eu știu că el mereu stă acasă și se joacă pe calculator. Da, știi că faza e că Darusel cam da, chiar era pe calculator, stătea și să jucă, nu știu ce făcea, dar da, tu chiar tu vrei. Păi, hai să-mi îl prezint, ai venit cu mașina, nu? Stai, am venit cu mașina, uite acolo, vezi pe aici pe geam, dar stai puțin, Darusel nu cred că, stai puțin că mă duc la baie, ok? Așteaptă, pune-te, ia loc aici, așteaptă. Mamă, eu vreau să scap de fana asta că deja mă nebunește, vrea să meargă peste noi în casa mea. Mie nu mi se pare așa ok, adică nici lui Darusel nu cred că i-ar părea ok, adică cred că Darusel m-ar și înjura, sincer, dacă aș veni cu cineva acasă, cred că m-ar înjura, mai ales că stă și la calculator, să mai și enervează acolo cu Ion, toate astea, dar nu știu ce să fac, trebuie să scap eu așa într-un fel foarte puțin. Nu știu, haideți că încerc să ies acum și sper să nu mă vadă, încerc să ies tip-til. Ia să ies așa, mă, ia să uite cineva, nu se uită, hai că ies acum repede, fug acum repede, sper să nu mă vadă. Ai zis că ești la baie, cum adică? Ce? Ai vrut să pleci fără mine? Nu, am fost la baie, dar am zis că trebuie să mă duc la mașină, să iau ce, adică să... Hai să mergem! Ce cauți la mine? Stai puțin, vrei să vorbesc cu părinții tăi? Stai puțin, de ce te uiți la mine la volan? Păi, am vrut să mă urc pe al doilea loc, numai că mi-a... Bine, gata, hai, urcă-te, duc acasă, mamă, nu scap, nu, ce să mai... Ce? Ia, intră, gata, hai, intră și tu, ia și tu. Gata. Alo, sper să scap. Haide, plecați la voi. Hai că merge. Vrei să zic eu pe unde? Ce? Știi exact, hai că știi exact, uite, pe aici, da, pe aici, trebuie să mergem la noi acasă, dar înainte de toate, înainte să intrăm, ia uite ce frumos e aici, îți place? Nu pot să cred, mașinuța lui Darusel. Da, și gunoiul lui Darusel și uite și motocicleta lui Darusel aici. E tot, asta e casa noastră, practic, până la urmă. Aici, e toată casa, date. Uite stupul unde s-a lovit Darusel, unde l-au luat albinele pe Darusel, prin spate, prin toate alea. Hai să-ți prezint. Vino pe aici, până să intrăm în casă. Să vreau la Darusel. Păi stai puțin, ai răbdare că poate Darusel să joacă acolo cu Ion, nu știi că se joacă cu Ion în continuu. Da. Uite, aici e camera. Știi ce se întâmplă aici? Că ne jucăm, hai, față ascunselea și se ascunde. Ce? Stai, tu de unde știi că avem bani în butaie? Păi eu v-am zis că sunt cea mai mare fană voastră. Știu totul, știu exact unde ține burgerii Darusel, știu și cât are. Păi stai puțin, spune și mie. Știu și în ce poziție dormi și în ce loc dormi pe pat. Cum adică așa? Nu, ok, gata. Nu. Băi, prea ciudată fană asta, sincer. Auzi, stai puțin, vino puțin. Ce? Da, vorbeam aici, era vecinul. Uite, era vecinul. Sunt vecini acolo, uite că e rulata. Nu vorbesc singur, sunt vecini aici. Da, văd. Deci fii atentă, stai puțin, cum adică, dar tu de ce vrei să vii aici? Spune-mi care e scopul tău principal. Ai
vreau să cunosc și mai bine decât vă știu și să-l întâlnesc pe Darusel, dacă tot m-am mutat aici și te-am întâlnit. Da, dar știi că lo Darusel nu prea-i place să aibă invitați pe acasă, adică face urâm, mai ales când se joacă pe calculator. E, o fată cred că i-ar plăcea să aibă, nu? Da, cred că da, sincer, că dacă știi de Denisa 2012 cumva? Știu de Denisa 2012, adică da, 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 ai dreptate, eu sunt. Înseamnă că știi, m-am dat-o chiar te uiți la toate videoclipurile, nu mă așteptam, chiar ai dreptate, chiar ești o fană răită, dar cum să... Bă, dar tu chiar te-ai mutat acum pentru noi aici cu părinții tăi? Acum câteva ore am ajuns în oraș, mi-am făcut bazgajul și am vrut să merg la diner să mănânc, pentru că știu că acolo sunt cei mai buni burgeri care ei recomandă și Darusel. Aolo, eu vreau să scap de Darusel, că mănâncă... Bă, ți nu ți se pare că Darusel nu sunt grașe și mănâncă așa în continuu foarte, foarte mulți? Ba, chiar mănâncă foarte mulți, eu spun să iau câțiva burgeri. Hei, nu-i fura, că vezi că faci ură, mai ales dacă vii aici, ești invitat, ai zis că vii... Dar stai puțin, că mă duc la Darusel înainte, mă duc eu la Darusel să văd unde... Ok, hai, vino aici, hai că mă duc... Mamă, nu, ce faci, unde vii? Hai, vii și eu, nu? Nu, așteaptă aici, la intrare, așteaptă la intrare, că mă duc eu să verific, ca să-i zic lui Darusel, să-i zic eu lui Darusel, da. Așteaptă aici, stai fix aici, ok, și aici, nu mișca, ok, acolo să rămâi. Mamă, nu vine să cred așa ceva, să închid astea, bă, nu vine să cred așa ceva, eu nu pot să scap de fana asta, stai, ce faci? Mi-ai spus să aștept la ușă, aici sau la intrare? Nu, afară, aici, uite afară, fix aici, stai, așteaptă aici, dacă nu mai aduc pe Darusel, deci dacă... Vreau să-l întâlnesc pe Darusel mai rapid. Păi stai puțin să-i zic eu, ai răbdare, să-i zic eu că dacă nu, Darusel se supără și nu vrea să se mai întâlnească. Bă, nu-mi vine să cred așa ceva, adică mie nu mi se pare normal, ce face mă fetița asta, eu nu știu, dar trebuie să vorbesc cu părinții ei, dar mi se pare că am ciudată fetița asta, adică așa fană nebună, chiar îmi zici că e o fană nebună, pe bune, sper să nu fie totuși nebună, dar nu știu, pare așa foarte, foarte ciudată. Mă, dar unde s-a dus, stai puțin, unde s-a dus mă fetița? Alo, Alice, bă, e pe aici. Mă, ce face mă, e la mine în casă cumva aici? Hei! Aveți un frigider cu cartofi prăjiți? Hei, ce faci aici? Acum, ce cauți aici? Am zis eu să intri aici la mine. Casa. Păi cum să explorezi casa? Că trebuie să zic eu pe aici ce e în casă. Nu trebuie să vii așa tu. Nu te-au învățat ai tăi să fii așa bunele maniere. Nu te-au învățat să fii respectuoasă sau ce ești tu. M-am mutat special pentru voi. Cum nu mă lăsați pe mine să umblu pe aici? Păi n-ai voie, e proprietate privată, nu e casa ta. Dar m-ai primit tu, nu? Adică, nu, eu ți-am zis să stai acolo afară, nu să intri înăuntru. Bine, hai că stau aici. Nu stai aici. Vino, așteaptă. Uite, vino aici. Nu, așteaptă totuși aici. Așteaptă aici, te rog. Uite, ia un loc aici pe prag. Bine, așteaptă stai aici, pentru că eu, da, fii atentă, dacă nu aștepți aici, nu o să te mai las să te vezi cu Darusel. Nu o să-l aduc pe Darusel aici. Deci dacă tu nu rămâi aici, rămâi, da? Aici stau. Ok, așa, nu te mișca. Ia stai, mă, să mă uit pe geam, că nu știu tot ce face fetița asta mică. Ia, unde pot să văd și eu pe aici? Ia, uitați-vă acolo cum stă bine. Nu vine să crezi. Ai vorbit cu Darusel deja? Nu, n-am vorbit cu Darusel. Stai puțin. Tu cum mă vezi aici? Păi, sunt niște geamuri care eu pot să văd. Da, adevărat. În fine, ți-am zis să aștepți acolo. De ce vin după mine? Mă, stai acolo. Mă, mie nu vine să cred, nu mai scap de fetița asta. Deci vine după noi, mă, nu trebuie să mă duc la Darusel. Să-l zic, bă, Darusel, fiate. Mă, unde ăsta? Bă, nu. Sper că e un vis ăsta, adică Darusel nu e acasă. Cum adică, mă? Bă, unde a plecat, mă? Ăsta, bă, și-a lăsat calculatorul aprins. Bă, unde pleacă, mă, ăsta, mă? Dar e ușa deschisă aici. Cred că e undeva pe aici, prin spate. Bă, Darusel, unde e, mă? Ia, mă, e pe aici, pe... Cred că e să joacă cu mingea. Nu, unde e Darusel? Bă, nu vine să cred, Darusel nu e acasă. Unde, mă, Darusel? Unde a plecat, mă? Ăsta nu vine să cred. Acum ce fac? M-a lăsat și singur cu fetița asta nebună. Nu, că eu ce dez aici? Nu, trebuie să fug de acasă. Nu, că trebuie să zic că nu e Darusel, mamă. Deci dacă eu și pun pariu că nu o să mă creadă și o să intre peste Darusel în casă, care Darusel nici nu e acasă. Dar în fine, sper să nu se întâmple așa ceva. Dar da. Porcă Darusel deja? Ce spus? Unde e? Stai puțin, cum ai zis că te cheamă? Alice 2013. Da, Darusel nu, Darusel nu e acasă. Nu știu unde a plecat. E plecat Darusel de acasă, nu mai e acasă. Nu e acasă. Mami? Nu te mint. Nu, stai, n-ai voie. Nu, ascultă, mai răbdare, Darusel chiar nu e acasă. Nu știu de ce. De ce nu mă crezi? Sau stai, deci, bă, nu, stai puțin. Tu de ce intri așa? Vrei să mă duc la părinții tăi să le spun ce faci? Păi, tată, nici nu știi unde locuiesc. Nu ți-am spus. Așa că hai să vedem. Aflu. Nu. Mamă, nu vine să cred așa ceva. Uite. Uite că nu e acasă, Darusel. Ți-am spus că nu e acasă. Unde? Ce faci tu aici? Nu, că n-are cum. Trebuie să se ascundă undeva. Nu se ascunde. Nu e. Adică nu știu dacă se ascunde. Sincer, adică eu nu l-am văzut. Am văzut că e ușa deschisă în afară, dar nu cred că a plecat, dar Darusel, nu știu unde. Bă, dar chiar stai puțin. Bă, Darusel, unde a plecat? Că Darusel n-are, toate mașinile sunt aici, toate motocicletele sunt aici, dar Darusel nu avea cu ce să plece și bicicletele, mi se pare că sunt. Ia să mă uit și după de biciclete. Da, uitați că sunt bicicletele acolo. Nu. Vreau să reclam un băiat dispărut. Îl cheamă Darusel 2012. Hei, ce cauți aici? Ce cauți la mine? Bă, nu, cu cine vorbești tu aici? Stai puțin, ce cauți la mine? La poliție să reclam. Nu, că n-a dispărut, a plecat de acasă. S-a dus la magazin, cred că e la
cred că e la benzinărie, pe undeva, pe la diner, pe la ceva, atunci nu știu. Nu, 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 stai, ai răbdare, ai răbdare. Mamă, mie nu vine să cred așa. Alice, Alice, unde ești? Alice, 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 Alice. Ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare. Cum adică să conduci tu, că tu ai 10 ani, câți ani ai? Ai 11 ani, câți ani ai? Ești din 2012, ai zis. Alice, stai puțin așa, nu, dar nu, stai puțin, tu cu ce ai ajuns la diner acolo? Cu ce ai venit? Unde stai mai exact? Eu locuiesc puțin mai departe, dar am venit pe jos. Cum adică ai venit pe jos? Păi stai puțin și părinții tăi știu că ai venit tu pe jos până aici? Păi ei nu trebuie să știe tot ce fac eu. Ei probabil acum adorm sau se uită la televizor. Eu am venit. Ah, da, da, tu pleci așa de acasă fără să le spui la părinți și părinții tăi ce o să zică de tine. Acum asta te-a dispărut cum l-ai dat tu, dar eu sunt acum care dar să nici nu e dispărut, dar eu sunt plecat el așa că dar să n-are cum să dispară, că dar eu sunt, dar eu sunt ei, el fraier, da, știe să se întoarcă acasă. Păi hai să vedem unde e, că dacă chiar o fost dispărut, dacă veni hoții peste voi și l-au furat. Păi nu, nu, n-a plecat nicăieri. Stai puțin, stai puțin. Hai să mergem cu mașina. Hai să mergem cu mașina. Vino pe aici. Stai puțin. Hai să ne uităm de la diner. Ne mai uităm încă o dată la hai diner să aici. La să... bunica lui. Nu, nu e la bunica lui, Stai puțin, să mergem până la diner. Fii atent. Ai răbdare. Hai să vino după mine. Vino după mine. Da. Vino după mine așa. Hai să mergem aici la diner și să vedem dacă e aici. Hai să întreabă-l tu pe Federico. Federico, ai văzut cumva un băiat care poartă pamper și curg balele din gură? Mama, nu, că trebuie să fug acum, trebuie să fug repede. Asta e momentul meu, să plec de aici repede, să nu mă vadă, să plec repede de aici, să scap de fana asta nebună. Mie nu-mi vine să cred că am plecat, mamă, de ce încă o aud, mamă, sper că m-am dus pe departe, sper să nu vină după mine, sper să nu mă urmărească, sper că nu m-a văzut, dar bă, nu, știți care e faza? Mie să nu vină acasă la mine, să nu mă aștepte acolo acasă. Nu știu unde mă duc acum, dar totuși hai să merg și eu puțin pe aici pe la dinerul celălalt, că totuși chiar nu știu unde e Darusel și vreau să ajung la Darusel. Vreau să văd unde e Darusel, că nu știu unde s-o fi dus, mă, iau fi pe aici, mă, Darusel, nu cred că e pe aici, sincer, dar nu știu unde a plecat Darusel. Cred că nu, stai, că știu unde Darusel. Darusel s-a dus la casa aia, dar a făcut el casa aia foarte, foarte șmecheră acolo pe insula aia, când a fost la concurs și cred că acolo s-a dus Darusel, că așa zicea el că face. Hai că am ajuns și acasă, s-a făcut și noapte, dar Darusel n-am dat nici urmă, dar cred că a venit el acasă, sincer, da, dar fana aia de astăzi nu, că m-a nebunit la culme, băi, eu sper bine că a scăpat de ea, că nu se mai poate așa ceva. Hai să mă duc acum repede la Darusel în cameră să merg să văd ce face, mă, dar mă, ce s-a auzit? Știi cumva ceva de Darusel? Sunt cea mai mare fan a lui, mă numesc Alice 2012 și a dispărut. Bună, Rafael, vorbeam acum cu Ion să văd ce s-a întâmplat cu Darusel. Știi ceva de el, Ion? Alice, stai puțin, tu ce cauți aici? Ce cauți aici când eu am plecat? Am plecat după Darusel, tu ce cauți aici și s-a făcut și noapte și tu ești la mine? Tu ești la Darusel în tu ce cauți în casa noastră? Ia stai puțin, tu ce cauți la calculatorul la Darusel? Și cu cine vorbești tu aici? Vorbești cumva cu Ion? Tu ce faci aici? Păi, când am văzut că ai plecat de la diner, mi-am dat seama că sigur ai plecat din greșeală, așa că am zis că să te aștept aici. Da, știai că mă întorc, dar cum ai intrat în casă când n-ai voie să intri în casa cuiva când cineva nu e acasă și nu cu n-ai primit acces, ai primit acces de la cineva, ți-a zis cineva să vii aici? Păi, mi-a spus Darusel de cheia care are ascunsă în cușul lui de gunoi preferat. Cum adică ți-a spus Darusel că pe Darusel parcă nu l-ai întâlnit? Tu ai zis că vrei să-l întâlnești pe Darusel și nu l-ai întâlnit. Cum adică? Păi, eu nu l-am întâlnit pe Darusel, dar mi-a spus practic printr-un videoclip de al vostru. Da, că Darusel să dă de gol, am înțeles. În fine, nu mai. Acum nu, Alice, te rog să pleci, te rog să te duci acasă, nu știu unde stai tu, te rog să te... Darusel vine, o să vină Darusel acasă, uite că n-a venit până acum, o să vină, lasă, du-te acasă, tu du-te tu acasă și o să fii atentă. Mâine ne vedem la diner, ok? Ne vedem mâine la diner, tot acolo, ok? Tu unde ne-am văzut, ne vedem acolo și să-l întâlnești pe Darusel, ți-l arăt pe Darusel, ok? Hai, du-te, pleacă, hai, așa. Aolo, în sfârșit am scăpat și eu de fetița asta, mie nu vine să cred așa ceva, bă, s-a făcut și noapte, dar Darusel n-a venit acasă, nu știu unde s-a dus Darusel, haide să intru și eu aici în cameră să mă pun și eu lasă-mi totuși că, na, a trecut, s-a făcut noapte, dar mâine, nu știu, sper să nu și mai aduc aminte fetița asta de noi, că dacă își mai aduce aminte de noi, nu știu ce se întâmplă, sincer. Ce zi lungă a fost, stai că mă pun și acum la somn să doresc și eu puțin, așa că totuși mi s-a făcut ca somn, sincer, nu știu, chiar mi-e somn foarte, foarte rău, hai că mă pun acum, nu mai stau să mai pălăvrăciez, mă pun acum direct la somn. Mama, cum a fost ziua asta, sper să nu se întâmple, mă. Bună, Rafael! Alice, Darusel, astăzi am o surpriză pentru voi, deoarece din partea ce... Bă, Darusel, fii atent, am o surpriză, ție zic direct că tu știi mai bine, știi și Alice, că e fana nebună care știe totul, Darusel, de tine, Darusel, știe și ce mă... Știe și ce ai mâncat tu acum, știi ce faci tu acum, la ce te gândești, Darusel? Iar mănânci burgeri, în fine. Deci fiți atenți, astăzi am o surpriză, Darusel, dacă te uiți în spate, știi că am făcut noi casele alea acolo unde ne-au invitat oamenii la concursul de construit și astăzi, Darusel, ne-au invitat din nou, dar v-au invitat chiar pe voi, nu pe mine și nu e la aia de $1 versus 1.000.000, Darusel, e direct o casă, casă de băieți versus casă de fete, Darusel, pentru că vreau să vadă care să descurcă mai bine, dacă o fată e mai bună sau tu, Darusel. Eu,
nu-i așa, Alice? Nu-i așa deloc, Daricel, o să te fac praf la construit pentru că ești ultimul noob când vorbim despre ce? Construit. Așa că pregătește-te bine. Ai sparcherea în fața mea acum, cine nu mai ești? Păi când e vorba de competiții, normal că nu mai sunt. Ia-ți, bă, Daricel, deja, de ce mai vrei, Daricel, te-ai supărat, gata, ia, ce, o să câștigi tu totul, ia zi. Bă, Rafael, o zi, gata, o lăsăm, o plecăm, gata, o dăm afară, hai, afară, hai, bă, stai, afară, bă, nu, Daricel, mergem acum la concurs de construit în 3, 2, 1. Gata, Daricel, gata, Alice, am ajuns aici direct pe insula asta, Daricel, este fix lângă casele noastre, uite că deja e casa ta, Daricel, dar tu nu o să mai fii pe partea roșie, o să fii pe partea albastră, pentru că tu ești bea, Daricel, și Alice e fată și, practic, albastru, practic, mai dă băieți, mai dă băieți, parcă e. Stai, dacă Alice e aici, ea se poate uita la foarte frumos. Bă, vorbește mai tare, Daricel, că nu te aude absolut nimeni, tu vorbești pentru tine singur, ce vorbești acolo, Daricel, tu vorbești cu noi, dar nu vorbești cu noi în același timp. Nu fii antenă, Alice, o să copiezi din casele mele așa de frumoase, nu-i așa, Alice? Nu, bă, Daricel, că nu o să fac, Daricel, nu o să facă casa ca tine, pentru că, Daricel, nimeni n-ar vrea să facă casa ca tine, în fine, hai să trecem acum direct la concurs, Daricel, și chiar sunt curios, ce vrei, mă, ce mai vrei, Daricel, că deja mă și enervezi, ce mai vrei? Hai că te-am lăsat, pa, pa! Tu, mă, ce? Deci astăzi suntem la concurs de construit între Daricel și Alice și hai să vedem care face mai frumos, băiatul sau fata, scrieți în comentarii cu cine țineți, dacă țineți cu Daricel sau cu Alice și vedem că Daricel nu s-a apucat deloc, dar, mamă, deci Alice deja s-a apucat, mamă, e nervoasă, Alice deja o să câștige, a luat cu competiția, în serios, practic, dar scrieți-vă acolo în comentarii cine credeți că o să câștige. Bă, Daricel, ce faci mai aici, tu nu te-ai apucat de construit, știi că Alice deja aproape termină, Daricel s-a apucat... Lasă-mă, bă, să mă prindeți, hai! Bă, gata, te lasă, te pregătești, ia, ce pui aici, mamă, Daricel, te-ai apucat, mamă, cel mai mare builder profesionist, bă, Daricel, știi, bă, dar chiar sunt curios, Daricel, cum construiești tu, cum e procesul la construit, că eu nu te văd, pentru că am făcut cu tine, n-am concurat, adică am concurat doar cu tine, Daricel, și nu te-am văzut, construiești toate astea, și astăzi vreau să te văd, bă, Daricel, dacă am te, nu prea te descurci, sincer, adică mie nu mi se pare că te descurci. Așa, hai, Daricel, că deja ești plictisitor, hai că plec de aici, hai să mă duc la Alice, trec aici direct frumos pe ușă, Daricel, și hai să mergem acum. Alice, ce faci aici? Uite, făceam și eu pe aici forma garajului și acum mă apucam să fac și casa, ca să știu exact ce să fac. Tu te apuci de garaj? Ce faci aici? Garaj? Ca să stai unde e garajul? Păi acolo nu e... Bă, Daricel, ce râzi, mă, de acolo, Daricel, că te auzi, bă, Daricel, râși tu mai încet, ce râzi tu acolo? Mamă, ce te apucam să faci, bă? Mamă, ce e bă asta, bă, Daricel, ești talentat, rău, de unde ai învățat, bă, Daricel, să faci tu de-astea, ești din... Tu trăiești în Grecia cu cuantică, cu dalea, Daricel? Da, per, a, da, la fel, da, am învățat acum la istorie. A, ai învățat la istorie, bravo, mă, Daricel, că ai învățat la istorie, mamă, dar vedeți că arată interesant, dar nu știu ce o să facă, sincer, dar chiar sunt nerăbdător să văd rezultatul final. Ce, să mergem înapoi la Alice, să vedem ce mai face Alice, mamă, deja s-a apucat, mamă, cât asta face, Alice, o faci prea mare casa asta, e prea mare, sincer, adică crezi tu că o să ai timp să o termin, pe asta că eu zic să-i dăm și un timp, așa că pare, nu vreau să... Prea mare, da, mă, Daricel vorbește din partea aia, nu știu cum ne aude, sincer, dar în fine, da, vedem că să-și întrerupe, că Daricel are microfonul la 2 lei. Așa, Alice, revenim, că Daricel nu știu ce face, Daricel trage cu urechea, cred că să tra... Daricel vine, nu trage, lasă, hai să închide ușile astea, să... Da, da, gata, am uitat eu ușa de exclusă și de-aia, Daricel trage cu urechea, să tea pe acolo, că Daricel știi că trișează, e la asta să pricepe, Daricel, doar să trișeze, sincer, dar vreau să-mi spui ce faci tu aici și unde faci garajul, ce, ăsta e garajul în partea asta aici? Asta va fi garajul, iar aici este ușița în care veți intra în casă. A, pe și aici, stai puțin, pe și aici unde intri aici, dacă aici e o altă intrare prin casă? A, deci ai două intrări în casă, mamă, dar bă, nu știu, chiar sunt curios cum o să arate, deoarece văd că deja l-ai făcut pe ăsta alb, așa cum e și ăsta pe jos, adică nu știu, nu mai faci nimic la el, doar așa alb îl faci? Ba nu, am să pun mai multe nuanțe, dar așa e momentan. A, am înțeles, deci tu, bă, eu chiar nu știu, chiar sunt curios cum construiești tu, pentru că nu știu absolut nimic despre tine, nu știu cum construiești, nu știu cum faci, doar te-am văzut la lupta scribirii și cam atât. Hai că mă duc înapoi la Daricel și tu fă aici repede, nu te mai las, nu te mai rețin, că trebuie să fac aici, mamă, deci mamă, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, chiar sunt curios ce o să se întâmple în final, cine o să câștige, cine o să facă mai mișto, chiar sunt curios pentru că o să le dau eu note și vreau să scrie și voi acolo în comentarii cine credeți că a făcut mai tare decât ei, adică dintre ei doi, nu decât ei, bine, decât ei, adică eu făceam mai tare, dar ați prins ideea. Mamă, bă, Daricel, ce ai făcut, bă, aici, bă, Daricel, ce faci, mă, aici, bă, ce, spune, ce faci, spital, ce e ăsta, Daricel, aici, ce te-a pușit să faci aici? Bă, Rafael, fac casa albă! Tu, Daricel, tu ești din America, faci casa din America, am înțeles, Daricel, faci casa albă din America, păi așa arată, mă, Daricel, așa arată, tu îi spune, tu te-ai spune, am înțeles bine, Daricel, tu trișești aici, trișești, să putea să nu mai trișeze, Daricel. Bă, Rafael, da, am învățat la istorie, bă, Rafael! Da, ai învățat la istorie, bă, cât ai învățat, bă, dar la istorie, bă, stai, mă, dar unde ai învățat, mă, tu la istorie, Daricel? Sunt la 5-a, bă, Rafael, și mă învață la istorie. Unde ești, mă, tu, Daricel, că stai, mă, ai răbdare, Daricel, bă, Daricel, tu n-ai cum să fii pentru că tu nu vii la ore, ai văzut data trecută, n-ai venit la ore, am luat eu nota 10 și cam aia e, Daricel, nu știu ce zici tu aici, dar da, cam aici, ăsta e adevărul, sincer. A, da, bă, dar lasă-mă să construiesc, ce coate, ce-a pleacă?
Bine, mă, Darusele, bă, deja ești prea nervos, nu știi să mai vorbești. În fine, nu mă mai interesează, mă duc acum la Alex frumos să vedem ce mai face Alex dacă s-a apucat. Mama, Alex, cât ai făcut mai aici? Că deja te-am terminat și ăsta. Vrei să te ajut, vrei să te ajut pe tine să faci acoperișul ăsta, ai nevoie de ajutor? Nu, no, eu nu trișez, eu nu sunt o trișoare ca și Darusel. A, pe nu, asta nu e trișoare, adică e un ajutor pentru care... Bă, Darusele, ce fai, mă, iar tragi cu urechea? Ce fai, mă, Darusele, tu pe aici? Păi nu, bă, Rafale, bă, Dana, mi-am crăsat urechile și acum aud foarte bine, bă. A, păi nu, că tu, bine, bine, Darusele, tu tocmai ai confirmat că tu erai jegos, Darusele. În fine, nu mai interesează asta, dar, Darusele, fii atent. Eu pot să vă ajut pe amândoi, dacă aveți nevoie de ajutor, să completați ceva, dacă aveți nevoie de ceva, eu pot să vă ajut, pentru că eu aici nu țin cu absolut nimeni și chiar sunt curios. Bă, tu te-ai apucat, nici n-ai făcut casă și tu te-ai apucat să faci mașini. Ce fai, mă, Darusele, tu aici? Bă, bă, Rafale, bă, na, făceam și exteriorul. Da, exteriorul, să arate frumos și interiorul, niciun exterior. Bă, ce, mă, ce exterior, mă, tu, doar astea, că nici n-ai casă, n-ai exterior la casă, n-ai nimic, ai doar un pa... Asta e, asta e casa, asta e casa, Darusele, deci mai mult nu se mai poate, sincer. Bă, Rafale, dar n-am terminat încă, bă, dar n-am terminat, tu aștept. Bine, mă, Darusele, hai că aștept, hai, fă aici, Darusele, că eu te aștept aici, chiar sunt curios, ce o să faci tu, Darusele, dar tu ce faci, ce mai faci, mă, aici, Darusele, te duci la... Ei, las că o să vezi, tu, chiar... Bine, bine, nu vrei să te ajut, bine, eu o să plec, nu are nevoie, Darusele, de ajutor, mamă, dar nu se descurcă, sincer, deloc, Darusele, adică, uite, mamă, cât a făcut aici, Alice, mamă, cât a făcut, Alice, te descurci aici, ai nevoie de ajutor? Dacă mă descurc, cum să nu mă descurc? Păi, fii atentă, că eu pot să te ajut, adică eu pot să vă ajut pe amândoi, pentru că nu țin cu absolut nimeni, pot să vă ajut pe amândoi și să-mi zici dacă ai nevoie de ajutor. Dar nu, am să spun dacă o să am nevoie la ceva. Bun, eu zic că am stat destul, am așteptat aici, stau de câteva minute bune, sincer, și eu zic că totuși au mai făcut ceva, vreau să văd ce au făcut ei și să merg prima oară, hai că merg la Darusel să văd ce face ăsta. Ce faci, mă, Darusel, ce te-ai apucat să faci mecanisme, ce faci tu aici? Băi, da, bă, Rafale, dar nu știu cum să-l faci. Păi, Darusele, bă, nici nu cred că poți să-l faci pe Bedrock, Darusele. Bă, da, bă, Rafale, am văzut un tutorial, Fednal, că acum am uitat. Așa. Hai că nu mă mai interesează, în fine, ia să văd ce mai făcut, Darusele, ce... Mă, ce, mă, asta, mă, Darusele, ce faci aici? Băi, public, ce faci, baie, toaletă, ce te ai nevoie la baie și nu știu ce ceri. Bă, nu, Rafale, bă, lasă-mă să termin aici și nu mă râzi, ok? Hai, bine, mă, Darusele, hai că am plecat, hai că am plecat. Nu știu ce face Darusele acolo, dar hai să mergem acum la Alice. Mamă, ce-a făcut aici? Mamă, deja a terminat casa, cred că deja s-a apucat și de interior. Mamă, ce-a făcut aici? Alice, ce faci aici? Ce faci aici? Mă apucam să-mi fac setup-ul și după aia mă apuc și de interior, mai e bine. Ok, stai puțin, tu ai terminat afară, adică asta e tot, nu mai faci nimic pe exterior, nu mai faci absolut nimic, asta e tot afară? Am să mai fac, dar mai întâi vreau să fac interiorul, ca să mai vină idei. Am înțeles, mai vină idei, faci interior, ce asta aici? Ce asta aici? Spune și mie că nu am văzut lumina. Ah, lumina, am înțeles, ok, cât de tare. Ba, și cam așa arată, ți-e îți place, adică ca da, bă, arată interesant, chiar arată foarte interesant. Uite aici de fetiță, uite cu pisicuță sau ce e aia? E o vulpe, bă. Ah, e vulpe, bine. Ia să ce mi-ai făcut aici, că ai zis că vină puțin, stai puțin, n-ai zis că mai faci un garaj, unde e mașina? N-ai mașină, n-ai nimic încă? Păi, eu o să am, dar trebuie să fac mai întâi aici un. Ah, bine, hai, gata, nu te mai rețin. Du-te acolo și fă că vreau să merg la Darusel, sincer, nu știu ce mai face Darusel, dar vreau să râd așa puțin de Darusel. Și mai, bă, Darusel aici, merge treaba la băile astea publice? Bă, Rafale, dacă m-ai râs, dată, gata. Nu mai vorbesc cu tine, deja am univers. Bine, bine, Darusel, iar faci de la ignor pe Rafael, am înțeles, în fine, nu mă mai interesează asta. Mă, ce facem aici, bă, Darusel? Bă, nu știu cum arată, sincer, dar văd că arată, bă. Bă, stai, Darusel, am și eu o întrebare. Tu doar faci așa designul doar pe prin față să dea bine și pe exterior, pe prin alte părți, prin stânga dreapta, tu nu faci absolut nimic? A, da, bă, Rafale, dar n-am terminat, Rafale. Hai, deja. Rafael, poți să vii că eu am terminat. Gata, ai terminat, gata, hai că vin acum, Darusel, nu știu ce faci. Ia stai puțin să văd la Darusel, să văd ce face. Mă, ce faci, bă, Darusel, aici? Bă, ce, unde e ăsta? Mamă, și-a făcut acoperiș, și-a făcut tot. Bă, Darusel, ce faci? Mă, unde e ăsta, bă, Darusel? Bă, Darusel, unde ești, mă? Ești aici? Ce vrei? Ce faci, mă, aici, Darusel? Ce faci? Câte băi mai faci? Faci 3 încăperi de băi, Darusel, câte mai faci aici? Lasă-mă, băile, bă. Bine, nu te las, bă. Bă, bine, stai ca și pe tine, na. Bă, nu te-am dat aici, Darusel, că mă și enervezi, bă. După ce că Darusel s-aude și foarte slab, adică nu mă interesează, dar Darusel, nu știu. Bă, nu știu ce a făcut ăsta, dar Darusel nu mi se pare ceva foarte șmecher aici. Bă, asta că am văzut ceva aici. Ce a făcut mă ăsta aici? A făcut intrare cu din asta. Mamă, bă, da, să principe Darusel, e meseriaș până la urmă. Dar acum trebuie să merg înapoi la Alice pentru că m-a chemat aici. Alice, ești aici? Șoc. Ce faci? Ceva aici? Ai terminat tot? Gata. Gata, am terminat tot. Poți să vii să vezi. Sunt foarte mândră de ce am făcut. Mamă, ești foarte mândră. Ia să vedem ce ai făcut tu pe aici. Ok, stai puțin să mă uit așa, mă uit. Uite în partea. Fii atent, încep din partea stângă. Ia să vedem. Mamă, ai făcut aici de astea, cum avem noi pe plajă acolo unde mă joc eu cu Darusel, unde m-am jucat o mașină roz mov ce ăla. Ce e roz mov ce ăla? E magenta. A, e magenta. Oh, vorbim în alte culori. Aici e garaj pentru că ai zis tu că faci un garaj, din câte mi-amintesc. Asta este mașina, e cam galbenă. Mamă, stai puțin, tu ai două mașini. Mamă, cât de tare ești. Ce sunt astea? Mamă, două inimioare și intrare aici. Ce e ăsta? Ce e ăsta aici? De rufe, de ce e ăsta? Aici
aici e ca să te joci dacă nu vrei acolo. Ah, am înțeles, gen, practic și în partea asta și în partea aia, ok, am înțeles. Și acum hai să vedem și ce ai făcut tu, prezintă-mi interiorul. Arată interesant așa cu toate astea, dar stai puțin să mă uit eu așa din jur împrejur. Ce ai mai făcut, dacă ai mai făcut ceva? Nu, nu mai e nimic în spate, ok. De ce să intrăm acum în interior? Vreau să-mi spui ce ai făcut tu aici. Chiar vreau să-mi prezint de la cap la coadă, cum ar veni tot. Bine, deci intrăm aici, suntem întâmpinați în covoroșul. Îl avem pe cățelușul meu, care are și căsuța lui alături de jucării. Cum îl cheamă pe cățeluș? Îl cheamă Codrei. Ce? Ce? Cum îl cheamă? Codruț? Codrei? Ce? În fine, nu, gata, am înțeles, ok, da. Și arată-mi și mie ce ai făcut tu aici, chiar sunt curios. Ai făcut aici cușcă, aici stai el, ai câine în casă, ok? Și pe aici, uite, niște rafturi, ce sunt astea? Masa asta pentru ce e masa asta? Da, chiar, că văd că aici ai un setup, încă nu uit la el, dar vreau să văd ce e masa asta aici, pentru ce e? E ca să susțină ceasul, că sta mai cade din când în când. A, am înțeles, da, asta, chiar asta urma să zic, bă, de ce ceasul ăsta levitează în aer? Adică, da, am înțeles, în fine, nu mai contează. Ia, mamă, ce e aici? Green screen, deja te-ai apucat și de YouTube, văd ce faci aici? Uite, mamă, cât de tare e toate astea pe aici, există mea. De fapt, stai, mă, că astea le-am văzut deja, adică le-am văzut. Ia, ce e asta, statuie? Ce statuie e asta? De unde o ai? E o statuie cu o pisicuță. Am cumpărat-o de la Nea Vasile din piață. Hai să te, ce mi-ai făcut aici? Deci ai doi urși, ursuleți de ăștia, urși de ăștia. Le știi cumva pe Gigel, parcă Gigel îl chema de la Darusel? Da. Păi da, și cam arată, nu știu, cred că o să zic ceva Darusel de asta, dar hai să vedem ce mi-ai făcut aici. Ai făcut aici un ursuleț mare, niște ursuleți mici, mamă, toate tipurile de ursuleți. Mă, dar câți bani ai tu să ții toți ursuleții ăștia de pe lume? Tot ce e aici? Te-ai dat gaură la magazin, cum ar veni, nu mai are nimeni absolut niciun ursuleț. Deci dacă voi nu puteți să vă cumpărați ursuleți în realitate, știți pe cine să dați vina. Păi aici e familia ursuleților și aia e mămica. Hai, mămica, ok, și aici ce ai făcut aici? Mamă, cât a televizorul de mare și ce aici? Mamă, haine, toate astea, mă, da, aici patul, bă. A, e ok, chiar arată ok, adică e tot ce îți dorești. Bine, faza e că tu n-ai unde mănânci, la restaurant, ai bani, nu? Eu, păi, uite, am aici măsuța, dacă vreau mă pun aici și mănânc și păi dacă și unde faci nevoie... mâncare? Unde faci mâncare de la restaurant? O comand sau ce faci tu? Că văd că n-ai bucătărie, n-ai baie, dar chiar baie n-ai? N-am baie, am oceanul. Ai oceanul, am înțeles. Da, sincer, nu știu ce se întâmplă aici, ce a zis și acolo, toate alea că faci în ocean, că nu știu, în fine, nu mă interesează de asta, dar văd că a terminat, deci tu ai spus că ai terminat tot, Alice? Da. Ok, ai terminat tot, eu acum mă duc, vezi că se ieși câinele afară, iar pe Codrei, cum ai zis, nu știu cum ai zis, Codrei, nu știu cum ai zis, în fine, hai să merg acum la Darusel, văd ce face ăsta aici, bă, Darusele, ce faci, mă, bă, Darusele, tu nu faci absolut nimic, bă, tu, tot... Lasă-mă în pace, că mă pregătesc. Bă, Darusele, și tu ce faci mai aici? Mai mă foarte mult că deja vrei să spun ceva? Alex a terminat, Darusele, nu știu de tine, de aia a terminat. E, bă, iar cred că n-a făcut nimic, a făcut aici. Ce bagi jocul, bă, Darusele, că tu-ți bagi joc aici de mine, de timpul meu, Darusele, că ia uite, îți bagi joc de timpul tău și de timpul meu. Ce ai făcut aici? Că bă, că nu ai făcut absolut nimic. Adică ce faci? Dita mai televizorul și cam asta e, bă, Darusele, nu știu ce e asta, Darusele. Dar bine, gata, scuze. Darusele s-a descurcat mult mai bine, adică uitați, hai să ne uităm în partea asta cum a făcut el data trecută. Uitați-vă ce mișto ai și data trecută când a concurat cu mine și aici cu o fată, dar Darusele să face de râs că nu știe absolut nimic. În fine, nu mă mai interesează pe mine. Vreau să văd rezultatul final, că cine știe, poate Darusele ne face un prank și el face de fapt altceva. Hai bă, vecine, ești gata că stau aici la ușă de jumătate de oră, nu te mai suport. Gata, hai, mă bași pe mine în casă sau mă lași la ușă? Hai vecine, intră. A, gata, m-ai adus. Da, Darusele, ai terminat, ia zi, bă, Darusele, ai făcut casa, mai făcut tot. Da, bă, Rafael, îți place acea mașină Lamborghini? Bă, Darusele, vino mai aproape, vorbește că te aud încet, Darusele, vino mai aproape, vorbește lângă mine, nu vorbi tu de la 3 miliarde de metri, Darusele. Bă, ce faci, mă? Fii atent, Darusele, vreau să te întreb dacă tu crezi că o să o bați, bă, dar ce e, mă, asta, bă, Darusele, că ai zis că e casa albă, dar nu cred că arată așa casa albă, adică ai făcut o albă într-adevăr, dar nu e casa albă de care ziceai tu. A, pe Rafael, bă, nu știu. Hai înăuntru. A, înăuntru, mă, ce, cum te teleportăm așa, bă, Darusele, ai lag, ce ai, Darusele, mergi în reloare, nu, ce, bă, unde mergi tu așa? Magie. Ia, mă, ce ai făcut, mă, aici, mă, ce, mă, asta, mă, ce ai făcut, mă, aici, expoziție de tablouri, ce e asta? Nu, bă, ăsta e filmul de Netflix, așa. A, Netflix, ai tu, bă, mă, de Netflix, bă, păi dă și mie, mă, Netflix-ul ăsta, că eu n-am, Darusele, ne băgăm pe același cont. Bine, mă, Darusele, nu mă mai interesează, ia să vedem ce ai făcut tu aici, deci ai zis că ai făcut televizor, ai făcut toate astea, nu știu ce ai făcut tu aici, Darusele, bă, dar atât ai făcut, adică, gen, ce ai mai făcut tu aici, că nu mi se pare, ia, ce împarte? Ce vrei, mă? Unde să vin aici? Ce aici? Ia. Mamă, ce bă aici, dar să le-ai făcut spital? Ce ai făcut patru aici? Ce ai făcut aici? Mamă, steagul României din frigidere. Ce mă asta, bă, dar să
Darusele, ce... opa. Bă, ce-ai făcut aici? Bă, trei calculatoare. Bă, pentru cine sunt astea, Darusele? Băi, sunt pentru YouTuber, ce mai fan, uite. Ăsta e tău, al meu și al lui Alice. Al lui Ali? Bă, stai puțin, stai, care e al meu? Care e al meu ăsta din jumate sau al tău? Ăsta, stai puțin, cum adică, mă, Darusele? Bă, stai puțin, cum adică? Ăsta e al meu, ăsta e fix, bă, stai puțin, tu mi-ai luat setup-ul din cameră? Nu, bă, păi nu, ai făcut magii pe ăstea al tău, Darusele, că tu așa e monitorul și astea. Pe ăstea tău, ăsta e al meu și ăsta e al lui Ali. Așa, în fine, nu mă mai interesează, bă, Darusele, vezi că arată ok. Dar, bă, Darusele, cu pereții ăștia, nu știu, mă, strică, e ciudat rău, asta nu e casă, mă, Darusele, ce e ăsta, spital, ce ai făcut? Aici ce e, mă, Darusele, ce sunt astea, uite, mamă, direct spital, pe bune, aici, bucătărie, aici, bă, Darusele, ți-ai făcut și restaurant, aici e bucătăria de la restaurant, ce e asta? Păi nu, bă, Rafale, asta e bucătăria mea, foarte faină, nu? Da, foarte faină, mamă, deci cred că e cea mai proastă construcție pe care a făcut-o Darusele în viața lui. Așa, mă, Darusele, vreau, bă. Rafale, vezi cum vorbești, că păi ce, mă, am zis că mie îmi place, mă, cum adică, hai că îmi place, dacă e nu-mi place, mă, ce e aici? Uite, mă, băile, Darusele, aici ai făcut veceurile, ce mă, aici, ia, că mă bag și eu aici la baie, brrrr. Bă, stai, mă, închide, mă, ușa, bă, ce fai, mă, intri peste mine, du-te, mă, aici, mamă, ce enervant e Darusele ăsta, deja mă enervează, nu știu ce mai face, dar, Darusele, nu știu, bă, ce e, bă, cu asta, bă, Darusele, bă, ai zis ce, ia ce aici, ai făcut ce uși, ce e ăsta? Așa și, mă, ce mare, ce facem ăsta, bă, gata, am ieșit și pe aici ies și pe aici bani, ce-am făcut ăsta, mamă, ce ai făcut, Darusele, sisteme, toate chestiile astea, jmecherea, să vedem ce ai făcut, mă, ce mă, ăsta aici, Darusele? Asta, lasă, aia, ce, eu cruci, bă, Rafale, să de frumos, uite, așa, bam, frumos. Bă, nu mai construi ca trei, bă, tu construiești și după, bine, lasă că mă duc acum să-i spun lui Alice că tu construiești după ce ți-a dus timpul, Darusele. Pe cum adică, nu asta faci tu acum, hai să mergem, fii atent, Darusele, acum trebuie să mergem să o aducem și pe Alice aici, Darusele, pentru că fii atent ce trebuie să facem. Fii atent, eu o să mă uit acum neapărat să mă uit să văd ce note vă dau și după voi apa amândoi foarte, foarte frumos ca să vă dați voi note între voi să vă explicați pe aici ce-ați făcut și toate astea, ai înțeles? Ok, bă, Rafa, ce e aia, mă, ce să fie, mă, aia, bă, deja mă și enervez, mă, Darusele, mă, unde pleca, mă, Doamne, ăsta și pleacă, nu, că mă enervează, Darusele, deci, nu, ia, pe bune, la modul cel mai serios, ce-a făcut Darusele aici, îi dau nota, mă, ce fai, mă, Darusele, mă, mamă, ce amuzant ești, Darusele, nu mai pot, deci, fii atent, Darusele, ție îți dau nota 6.50 îți dau nota, 6.50, acum mă duc la Alice, bă, unde pleacă, bă, nu pleca, bă, lasă-mă, asta, bă, nu, bă, Darusele, dă-te, mă, să intru eu, ce, nu ți-am zis că eu intru, mă, ce, mă, ce, bă, ce fai, mă, Darusele, ce faci? Speri, da, vorbește mai tare, Darusele, că nu te aude aici, nu te aude, sunt pereți ăștia groși, nu te aude, vorbește și tu mai tare, că nu te aud nici eu, Darusele, da, ia. Ok, fii antenă, eu vreau să o sperii cu asta, ok. Da, nu te mai dau așa în mine, mă, lasă-mă pe mine, ce mă duci așa la colț, bă, Darusele, du-te aici, că mă duc și îi spun, mă, Darusele, ia să vedem. Ia, mă, o fi aici, dar știi tu că e aici, ia stai cu ochii, mă duc eu să văd, ia stai să vedem, ia. Ia, mă, unde e, mă, Alice, dar ce face Alice aici, vrei să-l sperii pe Darusele? Da, abia aștept să intre pe ușă, stai cu mine aici. Stai, deci fii atentă, că trebuie să dau note, am dat Darusele 6.50, adică ca să dai seama ce a făcut Darusele, a făcut ceva foarte, foarte nașpe, eu am dat 6.50 și ție, cred că îți dau undeva la, nu știu, 7, hai să vă dau la amândoi 7 totuși, nu știu, mi se pare într-un fel egalitate, dar parcă e mai mișto designul, că tu ai făcut design și pe exterior și toate astea, te-ai ocupat aici foarte, foarte frumos, ai și cățelul, ai toate astea, dar câinele unde a dispărut, da chiar? El e codrei, numai la cât de mult ăsta Darusele să-și facă casa albă, albin săracus, da, s-a îmbătrânit, da, în fine, fii atentă că mă duc acum la Darusele, să-l aduc pe Darusele, să vedem unde e, mă, ăsta, mă, Darusele. Auzi, ia, deschide tu ușa, să vedeți dacă e Darusele. Ce, bă, Darusele, chiar așa, unde simți ești? Nu, bă, eu sunt un șmecher, mamă, ce mai șmecher ești, Darusele. Bă, ia fii atent, uite ce a făcut aici Alice, Darusele. Uite ce a făcut aici Alice, Darusele. Ia uite ce cât a casa a făcut. Iu, prea multe, nu-mi plac, scoate-le. Bă, ce le fai, bă, Darusele, n-ai voie, bă, să le spargi asta, dar... Da, pentru a s-a descalificat, Darusele, și ai pierdut toată runda, deci s-a terminat, scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că a făcut cel mai frumos, Darusele. Cum adică nu, mă, nu? Bă, Darusele, nu mai sparge asta, uite-te aici, foarte, foarte frumos, ce a făcut aici, ia uite, intră pe interior, fii atent, Darusele. Covorul frumos, Darusele, covorul foarte frumos, îți place, mă? Da, e foarte frumos, Alice, fii atentă cum facem, că pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp, trebuie să facem foarte, foarte rapid, trebuie să vă prezentați astea foarte repede, adică Alice arată aici, uite, Darusele deja s-a dus, nu trebuie să-i mai arăți nimic, bă, Darusele, ce facem aici? Câine, ce faci, bă, grive, azi, grive, e mânios, grive, foarte prost, mi-ai făcut cățelul prost, da, sunteți rude, semănați, Doamne, eu nu mai pot cu ăștia doi, mă, nu mai pot cu ăștia doi, mi se par prea amuzant, sincer. Mă, ce faci, mă? Bă, Darusele, ce faci, mă, te pui deja la... s-a apucat Darusele, face live acum, ia, Darusele, dă-i drumul la live, ia să te văd. Eu sunt Alice, dați-mi bani, ha-ha, eu sunt Alice, ha-ha, eu sunt foarte...
Da, da, Darusele, deja ai stricat și microfonul, nu te mai auzi, în fine. Fii atent, cam atât ai să... Bă, Darusele, bă, nu, bă, Darusele, ce nu te-ai dai tu așa? Din ce vezi tu pe aici? Ce nu te-ai dai tu la casă? Ia să văd așa un fel, mamă, bă, aaa, fii atent, cam de ce o să locuiesc aici? Ok, stai așa. Ce faci mai aici, bă? Da, locuiești aici, locuiești direct în casă. Bă, nu mă interesează, nu știu, deja m-ai enervat, Darusele, hai să trecem la tine, nu vreau sau... Bă, Darusele, zi ce notă îi dai, mă, zi ce notă îi dai, zi o notă așa, ce... Prima cifră care îți vine în cap, prima notă, cum ar veni? Da, bine, mă, Darusele. Mamă, ce amuzant ești, Darusele. Ce amuzant ești tu, Darusele. Alex, vreau să spun că Darusele a făcut ceva foarte nașpa și o să câștige, adică nu. Bă, Darusele nu se pricepe, nu știe să facă nimic. Ce? A, Rafael, fii atent, gata, Alex, 3, 2, 1. Alex, bun venit în țara minunilor. Yay! Ce e asta? Zici că e o bucată mare de brânză expirată. Ce? Nu, da, asta seamănă cu... Nu, casa seamănă, e la fel. Doamne, Darusele, gata că mă enervezi, nu știi să mai vorbești, bă, Darusele, te întrerup în continuu, bă, Darusele. Hai, mă, să dăm aici, prezinte și tu, dar să le lasă casa ei, că deja ai văzut casa ei, acum prezinte și tu ce ai făcut aici. Habibi, welcome to Dubai, yay! Nu, ia ce-mi prezentă, că dacă nu, nu-ți dau nicio notă. A, auzi, dar să le pierzi, ia, ce? Bă, dar să-i pesteau, prezinte tot, în fine, ai, da, prezint și e mai frumos, adică singura chestie care e mișto așa din casă, că în rez nu e nimic, adică partea asta, în rez nu mai e nimic, dar să le, nu știu ce faci tu aici. Ia, spune și lui Alice povestea, care e treaba cu astea trei? Bă, da, asta fără să sunt, doamne, deci dar să... Bă, dar să le știi, mă, să vorbești, mă, și tu mai corect, că Alice nu înțelege nimic din ce zici tu. Ok, și fii atent, Alice, ăsta e calculatorul tău, ăsta e calculatorul meu și ăsta e calculatorul lui Rafael. Și fii atent, hai după mine, am o surpriză. Și fii atent, ai citit telecanapea? Așa, televizor și canapea, dar să le... Bă, dar să le, nu mai fugi, mă, așa, că nu te aud, bă, dar să le, nu te aud, nu mai fugi, că te întrerup, dar să le, nu te aud, adică te aud foarte, foarte încet, dar să le, dacă ești plecat la 10 miliarde de kilometri distanță de lângă mine. Hai, spune aici, foarte frumos, ce ai făcut tu aici? De mare, cine stă aici, tot buforul? Nu, eu! Uite, Alice, uite, Netflix, Rafael are Netflix, aha, că sărac! Bă, dar să le mai plictisi cu casa asta ta, deja mi s-a luat, nici nu mai vrea să mai intru în ea, eu vreau să ies de aici din casa asta, dar să le... Bă, Rafael, stai singur, uite, așa stai, așa, deci, așa, și deci, fii antena, Alice, uite, aici ai, sunt frile mele care să mâncăm noi, aici sunt mașinile de spălat asta, care spală vasele. Dar să le, uite-le puțin aici, uite-le puțin aici, nu trebuia să fie cumva așa. Ba, tu ai uitat, dar să nu mai știi cum ai făcut. Bă, dar să stai puțin. Tu n-ai făcut asta, te-a ajutat cineva. Tu trecești cumva că nu știi cum, de ce nu știi tu cum ai făcut tu aici? Ia spune și mie, de ce nu știi tu? Păi am uitat, bă, Rafa, le-am uitat, n-am. Bine, da, ai făcut aici, că ai făcut tu ușa asta, dar să le ai prezentat ușa, dar chiar că nu ai prezentat ușa. Au, dar chiar, fii atent. Alice, vino, Alice, hai, vino. Rafa, le ai și tu, ai și tu. Mă, ce mă mai, bă. Fii atent, Alice. Asta e baia, dar nu contează că fii atent, am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Bă, dar să ce surpriză mai mă tu de făcut aici? Ce surpriză ai tu aici în baie? Uite ce baie jegoasă, dar să le nu n-ai spălat pe aici, n-ai făcut nimic, dar să le foarte urât. Bă, taci, vii într-o Alice, tu să stai aici, așa, o să mă duc și o să iau ceva, ok? Tu stai aici, bine, aici, stai Alice, uite aici. Bă, ce faci? Mă, ce faci, mă, dar să le, stai aici, Alice, stai. Bă, dar să le, ce faci, mă, ce faci, ce spune și mie, ce faci tu? O să vezi, așa. Ce să văd, mă, dar să le vin după, du-te de aici, hai să văd, deja mă și enervez, bă, nu, că nu, Alice, ăsta e nebun, nu știu ce are, sincer, deja mă enervează, eu nu mai suport, eu vreau să terminăm mai repede, ăsta, dar să nu știu, trage de timp, nu știu ce face. Mă, dar ce surpriză are, mă, ăla, că nu știu ce face atât de mult, stă deja de foarte mult. Ha, ce a făcut Darusel, deja mă și enervează, nu știu. Nici n-am apucat să n-am mai avut timp de reacție, Alice. Mă, ce fac? Mă, ce ai făcut, mă, Darusel? Bă, ce ai făcut, mă? Nici n-am apucat săraca să mai vorbească. Mă, ce fac? Așa, și ce-mi faci mie? Wow, mamă, Darusel, ce cât amuzant. Mamă, cel mai amuzant e, Darusel, scrieți în comentarii cine a făcut mai frumos. Mamă, Darusel, ce zi liniștit este astăzi pentru că n-am mai venit fana aia să ne streseze. Ia uite, stăm și noi liniștiți aici, Darusel, că n-am mai stat de foarte mult timp, nici nu cred că am stat la televizorul ăsta noi amândoi, sincer, Darusel, dar este foarte bine. Ce părere ai tu, Darusel, de ziua asta așa minunată? Dimineața asta în care nu mai e fana nebună. Chiar, bă, dar să nu știu, pe mine m-a tâmpit, sincer. Stă aici în continuu, vine la noi acasă. Adică, nu știu, ție nu ți s-a luat? Bă, Rafale, nu mai bă, Rafale, bă. Acum chiar că sunt fericit, bă, să stau cu tine, uite-ne, uităm la fotbal, mâncăm burgeri. Bă, dar cum ai avut pe fana aia? Bă, gata, dar să le, stai cu minte, nici chiar așa, dar să le toate ca toate, dar ce facem noi astăzi, bă, dar să le, că n-am chef de nimic, sincer. Vrei să mergem undeva anume, tu ce zici? Mă, ce mănânci mă acolo, dar să le, ce mai căpătat? De unde, ce e ăsta? Ce sunt ăstea? Bă, Rafale, a fost să pune și mi-a luat sushi. Ah, sushi, bă, nu știu sushi, dar să le mănânci burger, mănânci și sushi. Ia, am înțeles, bă, dar să le, dar ce facem noi astăzi, sincer, am cel mai serios, ce facem noi astăzi? De ce biți voi acolo? Mă, dar să le, bă, mă, ce cauți? Alice, bă, stai puțin, hai afară, dar să le. Alice, ce cauți aici? De ce ai venit iar înapoi? Ce cauți la noi? Nu ne lași în pace? Ce ne faci? Ce cauți aici? Ce vine la noi?
Am venit aici cu rugăminte. Mi-a plăcut atât de mult episodul ăla vostru cu haideți. Ce? Bă, dar Darusile, ce zicem asta aici? Stai puțin, Alin. Bă, Darusile, vino. Bă, Darusile, ce facem? Bă, iar a venit, mă, bă, capul nostru. Bă, pe mine mă enervează pe bune, adică vine așa în continuu. Bă, Darusile, nu ne lasă să respirăm și noi, să mai punem și la tine la calculator. Alin, uite, Darusile, uite. Acum vreau să vă spun ce am eu de zis. Ce? Stai puțin. Ce cauți aici în casă? De ce ai venit la noi în casă? Pentru că voi ați plecat și mi-am dat seama că ați plecat din greșeală, așa că am venit și eu. Păi ce din greșeală? Ți-am zis să ne aștepți acolo, bă, dar... Da, fetele n-au voie așa. Da, n-au voie fetele, dar să le ieși afară, că n-au voie fetele. Ești pe afară, dar să le ieși afară. Ești pe afară, că n-au voie fetele, dar să le... Mă, Alice, ce faci aici? Alice, lasă-ne și pe noi. De ce ai intrat iar în casă? Ai zis că te duci afară, du-te afară. Ce faci aici? Ce mai vrei? Cine mai vrei? Dar Alice, așteaptă. Stai. Deci mie mi-a plăcut. Nu, gata, am înțeles asta. Nu mă interesează. Eu am zis să știi și să ne spui după, pentru că eu vreau să vorbesc cu Darius, voiam să vorbesc eu ceva cu Darius. Ne lași pe noi să vorbim, te rog, dacă vrei. Ce? Ide, mă, du-te. Vorbesc cu Cuvatari, Sarius. Bă, Darius, gata, bă, lasă acolo. Nu mai spune nimic. Bă, Darius, dar ce face, mă, Darius, că iar a venit, ce mai vrea? Că am înțeles, nu știu ce zicea, mă, de ce zicea, că nici n-am înțeles ce zicea. Așteptăm să zicem după, dar nu, mie mi s-a luat pe bune. La mulțumesc, să răscuns că pândea. Păi nu și bă, Rafale, dar știu. Darusel, uite de puțin acolo la geam, că deja nu mai suport. Eu nu mai suport. Bă, zici când bă, ce, Doamne, nu, stai, ce mai vrei? Am ceva să zic. Ce mă, ce, 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 mă, bă, mă, ce, 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 vrei, mă, da, bă, zi-mi și mie, Darusele, dar vorbește și tu, mai ca lumea, Darusele, că nu te aude ea, nici eu nu te aud, Darusele, vorbește mai tare, că nu te aud, adică vorbește că nu te aude absolut nimeni, ce stai tu așa? Deci, fete, Rafale, bă, du-te, bă, de geamă, ce, bă, dracu și nebă, Rafale, bă, ce caută asta în geamă, bă, pleacă, du-te să ne... Darusele? Nu, bă, Darusele, mie mi s-a luat, bă, pe bune, bă, ce se întâmplă, mă, cum vine, mă, așa, de unde știe că am, bă, de unde, bă, Darusele, de unde știe că noi am venit aici, cum ne știe, bă, Darusele, bă, dar știe totul, mă, bă, eu nu, bă, Darusele, nu pot să mă duc nici la baie, liniștit, cred că și la baie asta, mă, noi avem geam la baie, că nu știu dacă avem geam, sper că n-avem geam la, uite unde avem, Darusele, deci dacă vii, bă, bine, mă, uite, deci, eu, dacă te pui la toaletă, Darusele, să uităm din spate, bine, nici, dar nu, măcar nu te vede de ăsta, că e ăsta, dar aici, da... Darusel. Alo, bă, unde ești, bă? Bă, Darusel, am o idee, vin cu acea idee, Darusel, fii atent. Dacă mai vin o singură dată, Darusel, trebuie să-i facem un ăsta în care o ignorăm ca să plece, bă, Darusel, că n-avem ce să facem, bă, Darusel. Încercăm de acum să o ignorăm? Hai să ignorăm, fii atent, mergem afară, ca și cum nu suntem noi afară, plecăm, nu știu ce, ne ducem, nu știu unde. Hai să mergem așa. Da, bă, Darusel, bă, deci fii atent, Darusel, ce am făcut la moment, ce mai. Bă, stai puțin. Bă, Darusel, tu ai văzut unde s-a dus? Nu, ce faci la mine în cameră? Ce faci la mine în cameră? Nu pleacă nici eu! Alo, stai! Așa? Alo, poliția, da? Alo, poliția, e cineva care nu mă lasă, da? Ei, încetează! Nu cinezi, pleacă din casa mea, asta e camera mea, e casa mea, hai, du-te nici eu! Mamă, eu vreau să vorbesc cu voi! Doamne! Pentru că am o rugăminte! Doamne, nu mai suport așa ceva, nu știu ce se întâmplă aici, băi, e haos, zici că sunt la grădiniță de copii, cred că trebuie să fac o grădiniță, să construiesc o grădiniță, vorbesc cu ea, de fac construcții, să construiesc. Mă, ce cauți, Alice, aici? Ce căutați, mă? Mă, Alice, ia un loc aici, ia un loc pe bune, ia un loc și spune-ne de ce ai venit tu la noi, ce vrei, de ce, ce, dar tu, deci, cum știi unde ne ducem, de vii tu așa la geam, ce faci, cum de ne știi tu peste tot? Am spus că sunt cea mai mare fana voastră, dar am venit aici cu o rugăminte, dacă tot mai întreba ce vreau, și anume, mie mi-a plăcut atât de tare video. Ce, stai puțin. Bă, dar unde a plecat Darusel? Stai puțin, unde o fi plecat Darusel? Bravo, Darusel, bravo. Bă, Darusel, stai că să nu, Darusel, ai supărat, ai speriat, Darusel, împacă, Darusel, speriat. Așa, stai, închid aici ușa. Bă, stai, ce ai închis-o aici? Bă, stai, chiar s-a închis, what? Bă, Darusel, pe ce faci? După rămânem cu ea în casă, mă, tu nu gândești, bă, Darusel, scoatem ăsta de aici, bă, Doamne, ce facem aici? Nu, fie, Alice, ce vrei de la noi? Lasă-ne și pe noi să mai respirăm, ce vrei de la noi? Ce vrei? Uite, Darusel, săracul nu poate să se mai joace și liniștit pe calculator, că vei tu repede aici la noi și nu ne lași. Hide and seek cu Darusel. Ce vrei? Să mă joc hide and seek cu Darusel. Ce e ăla hide and seek? Noi, Darusel, tu știi ce e ăla hide and seek? Engleză, hai din zic înseamnă v-ați ascunselea. Ce e aia v-ați ascunselea? Dar Sil, tu ai auzit așa ceva? Cum adică că v-ați jucat într-un episod și mi-a plăcut atât de tare încă vreau și eu să încerc. Mă, bine, și păi stai puțin, tu vrei... Bă, dar Sil, tu vrei să te joci v-ați ascunselea? Bă, nu știu, bă. Da, mă, vreau să câștig, că eu sunt 12 și eu
challenger, ok? Da, 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 gata, 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 mamă, bă, Darusele, gata, mamă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, bă, Darusele, e prea nervos asta, sincer, nu știu ce se întâmplă, dar e foarte, foarte nervos, na, da, bine, Alice, tu nu vezi că e cam nervos, Darusele, de ce ai venit azi? N-ar fi mai bine să pleci tu? Nu mă interesează, dacă nu se joacă, îi arunc părgării la gunoi. Nu, mă joc, la Rafaela, a zis că gata, am înțeles, gata, hai, dar fiți atent, nu, eu n-am chef să mă joc, mă jucați voi, ok? Vă jucați voi, eu n-am chef să mă joc. Vreau să vă văd cum vă ascundeți. Adică, bă, Darusele, unde pleci, mă? Da, da, vă ce chef are, Darusele, ce faci, mă? Pleci, gata, te-ai supărat, gata, nu mai vrei să pleci? Bă, nu, bă, eu număr. Mă, Darusele, tu chiar, bă, lasă-mă sushi-ul ăla, bă, Darusele, nu mai stai cu burgeri, acum stai cu sushi. Mă, ce faci, mă, amândoi mâncați sushi, gata. Doamne, că nu vă mai suport, în fine, fii atent, nici când v-ați spus să le-am înțeles că vrei tu să te pui primul, Darusele, da? Da, bă, eu vreau. Bine, deci te pui tu, fii atent cum faci, deci te pui tu, Alice ascunde, eu mă duc după Alice să văd unde se ascunde și după o să vin eu ca să zic că e gata, s-a ascuns, ok? Și după faceți okay, așa, faceți invers și tot așa. Și vreau să facem, fiți atent, dacă mai e timp, dacă mai avem chef de ceva, dar Darusele, dacă mai am chef, vreau în niște runde în care eu mă ascund sau eu mă pun și voi vă căut, voi vă, ați înțeles, nu mai contează, acum haideți să dăm drumul la challenge, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, Darusele. Alice, du-te, stai aici, du-te, ascunde-te. Nu, am o treabă mai bine, lăsați-mă 2 secunde aici. Mă, ce fac? No, stai, ce vrei, nu, stai, nu vă puneți aici, nu, am o idee, nu vă puneți aici, că ziceai tu, Alice, dar Darusele, trebuie să sună, trebuie să sunăm la poliție, că nu se poate așa ceva, Darusele. Acum mă duc, hai că mă duc, că arunc părgării, uite gunoiul. Nu, ceva, Alice, dacă mi-arunci părgării, fii atent, ce să fac, aici. Gata, Darusele, gata. Bă, Darusele, treci la coteț și numără, hai, du-te și numără. Da, părgării, fără mea, acum ce trebuie, du-te, hai. S-a supărat Darusele, ce faci, bă, Darusele, aici, gata, te pui, mă, te pui. Să vezi că s-a pus, Alice, unde vrei să te ascunzi? Alice, de ce alergi așa de repede? Stai puțin, Alice, ce faci? Bă, Darusele, stai puțin. Bă, Darusele, nu mai tipa, bă, așa, bă, gata, bă, că nu trebuie să numeri, ți-am zis că nu trebuie să numeri, că vin eu să-ți zic, Darusele, nu mai tipa și nu te mai dai, uite-te în spate, Darusele, așa, hai, număr acolo, bă, nu mai număr, așa, Alice, hai să mergem acum, zi, unde vrei tu să te ascunzi, ce părere ai tu, unde ai vrea tu să te ascunzi? M-aș duce în casă, dacă te întreb de ce merg așa rapid, e din cauza că am băgat vreo 10 energizante azi alături de câteva bombonele. Ce ai băgat tu? Stai puțin, tu câți ani ai tu? Nici cum, nu ești în 2012, nu ești de vârstă cu Darusele, nu ești copil mic? Am 18. Ah, da, 18, nu contează. Am înțeles, lasă că vorbesc cu părinții, chiar acum o să mă duc și o să plec acum, nu? Adică... Nu. Na, nici nu mă bag în seama, adică nici nu știu ce sunt părinții, dar nu știu, unde stai, Alice, unde te-ai ascuns, Alice, știi aici ce faci? Mă, ce faci, mă, tu cauți pe aici prin frigider, mă, tu ai zis că te ascunzi, tu. Stai puțin, tu ai venit cumva să furi din casă de la noi sau ce faci tu aici? Ia spune-ne și nouă, ce faci tu aici, că nu te înțeleg. Normal că nu. Și ascunde-te, ce vrei să faci? Ascunde-te undeva, ce faci aici? Caut vreun loc așa mai special. Uite, un loc special, uite aici, te pui aici după frigider și un loc special, adică Darusele la aici, n-a, știi ce, care faza cu frigiderul. Da, eu cred că mai bine mă duc aici. Așa? Și am să fac magia lui Darusele. Ce magie? Abracadabra. Da, clasic, chiar Darusele nu cred că, nu, Darusele n-are cum să știe. Mă, Alice, tu crezi că Darusele nu o să vină aici, mă, nu crezi că nu o să vină Darusele aici să se ascundă fix aici unde te-ai ascuns tu? Adică să te caute, pardon, nu să se ascundă? Bine, hai atunci aici, oare? Păi și unde te pui aici? Vorbești la... Bine, vezi că a plecat ăla, rămâi aici. Bă, Darusele, mă, o să nu mă vadă asta, că sunt aici, o să nu mă vadă urcat. Ce faci, mă, Darusele? Ce faci? Gata, ai ieșit? De ce ai ieșit? Că nu ți-am zis, bă, ți-am zis că nu trebuie să numeri, bă, ți-am zis că vin eu după tine. Ce faci? Pe cine cauți acum aia? Pe Alice. Știi unde e Alice? Alice? Nu știu unde e Alice. Alice, unde ești, Alice? Alo, așa, unde e? Așa, bă, Darusele, bă, stai puțin, bă, tu nu mai, bă, tu faci mișto acum, de mine. Tu nu mai văzut de unde am venit? Ce ești așa fără aer, Darusele? Nu mai văzut că fix când ai intrat pe ușă, mai văzut de unde veneam? Unde am fost? Oare unde crezi că se ascunde? Aici ai fost, ești în baie. Da, aici am fost, da, în baie, da. Doamne, ce mă enervează, bă, eu nu mai suport, mă, deja vreau să plec, mă, Darusele, bă, stai puțin, Darusele, mă, bă, Darusele, bă, mă enervează pe bune, n-am chef de nimic, Darusele, azi, n-am chef de nimic, cum facem să scăpăm de ea? Eu zic să prind cu im, ok? Cum să prind cu im? Uite cu șarpesa care l-am luat eu din debara. Bă, de ce? Mă, stai puțin, dar tu, bă, ce faci? Mă, ce faci, mă, cu ăla? Dar de unde l-ai luat tu? De ce l-ai luat tu pe ăla? Nu, îmi vine să cred. Nu, vreau să-i fac eu prind cu și deja, dar să știe de el. Am înțeles, nu mai ce să mai fac acum. În fine, bă, dar să nu mai contează. Hai, caută unde crezi că se ascunde. Uite, bă, fii atent, vreau să spun ceva, vreau să spun o fază interesantă. Ia s-a ascuns aici și am eu să nu se ascundă aici, că deja știi de locul ăsta. Ah, ok, ia, oare unde e? Alice 2012. Alice, oare unde e? O să te caut și o să te mănânc. Nu e pe aici, bă, Darusele, îți dau un indiciu. Nu e aici, Darusele, e undeva. E pe sus, Darusele, dar nu e prin camerele astea. Două, îți dau alt indiciu, nu e nicăieri, adică. Zai, în baie n-ai
are cum să fie. Ia în bucătărie. În bucătărie, da, în bucătărie, dar să le cred că e prin. Bă, dar să le oare fi la burgerii tăi, oare ți-a furat burgerii, bă, dar să le că cine știe, așa m-a auzit, dar să le poate fură burgerii, ce se întâmplă oare? Dă-te, tu nu mănânci mie burgerii. Aia, aia. Ia, oare une, Alice, oare une și mănânci burgerii? Nu, că nu, eu nu suport, bă, eu vreau să scap. Mamă, cum facem să scăpăm? Mă, doamne, eu nu mai suport, nici pe Darusel, n-am chef de absolut nimic, nici de Darusel, da, nu știu ce să mai zic, bă. Unde a plecat? Bă, Darusel, unde ai plecat, mă? Bă, unde ești, mă, Darusel? Mă, ce faci, mă? Darusel? Ai găsit-o? Ai găsit-o? Bă, oare unde, mă? Sau oare unde se ascunde? Bă, Darusel, tu ai fost cumva în baie sau mi s-a părut mie? Nu, bă, n-am fost dacă acum, mă, cum ai fost, mă? Bă, cum se, mă, nu, mie mi s-a părut, mă, Darusel, mă, stai puțin. Mă, ce se întâmplă? Mă, ce cu ziua asta? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, ce se întâmplă? Unde a plecat, mă, ăsta, bă, Darusel, a sărit pe geam, mă? Unde ai plecat? Doamne, nu vine să cred așa ceva. Unde fi plecat, mă, ăsta? Bă, Darusel, unde? Alice, ce cauți aici? Ce cauți? Bă, tu când ai ieșit? Bă, Darusel, ce faci, mă, tu pe unde ai ieșit, Darusel, ai sărit pe geam, ce ai făcut? Da, pe am sărit geamul. Doamne, cât de doamne, Darusel, ești nebun, nu, mă, hai, bă, gata, ai găsit-o, mă, dar Aliza, tu unde ai fost, că știu că ai fost aici, dar unde ai plecat, că cum ai plecat tot acolo? Și când a plecat el să vadă dacă i-a mâncat burgeri, că l-am auzit prin ușă, atunci am fugit rapid în spate. Aha, am înțeles, bine, mă, Darusel, fii atent, bă, Darusel, acum tu trebuie să te ascunzi și Alice, tu trebuie să cauți, Darusel, te-a găsit, Alice, gata, fii atent. Bă, nu, stai puțin, fii atent. Ia, vino că eu stau cu tine. Nu mă duc să văd unde Darusel, nu mă duc, fii atent. Vino aici. Vreau să te pui aici. Uite, te pui fix aici și eu te văd. Ca asta stai așa cu spatele și ca să te văd până la urmă, pentru că nu vreau să fii tu aici în cămară, că în magazinul ăsta că cine știe ceva și tu aici, că am auzit niște vorbe că ziceai tu ceva mai devreme, mai acum o zi, două, așa ziceai tu. Da, bine. Așa. Hai să stau aici. 1 3 5. Mamă, ce știi și, doamne. Să vede că sunt copii mici, bă, doamne, unde am să. Mă, ce faci? Bă, Darusel, bă. Ce faci, mă, Darusel, pe acolo, bă? Stai. Ce faci, mă? Mă, ce ai făcut, bă? Bă, ce ai pus, mă, Darusel, aici, bă? Ce ai pus, mă? Darusel. O sperii cu ăsta, o sperii cu Sharpili. Sharpili. Doamne, Darusel, de ce ai furat, mă, ăsta, mă? Bă, fii atent, eu vreau să-mi fac prank cu ăsta, bă, Darusel, cum de l-ai găsit tu, Darusel, te-ai pus tu să cotrobăi tu acolo prin alea. Hai că mă enervez. Mă, stai puțin, tu vrei să o sperii cu Sharpili și ce? Ascunde-te și tu măcar undeva, pune-te și tu măcar aici, Darusel. Vino cu mine, așa. Ce vrei să faci? Ce vrei, mă? Bă, deschide, mă, ușa, mă, ce vrei, mă, să faci, mă, Darusel? Bă, ce fați ascunsele, nenici, că, mă, ăsta nu e niciun fate ascunsele, bă, vă bate joc, mă, Darusel, ce faci aici? Uite, și mă ascund aici. E în casă, nu am, fetele, eu sunt în casă, eu n-am ieșit afară, n-am ieșit din curte la mine, tot ăsta aici, da? Tu ești aici, ești aici. Doamne, cât mă enervează, bă, și Darusel ăsta, sincer, nu știu ce face, nu înțeleg ce vrea să facă el, ce are el în cap să facă cu toate alea, unde se ascunde el, pentru că el dacă se ascunde acolo, nu înțeleg ce prank face, a pus toți șerpii ăștia prin casă, wow, el nici nu, el nu știe ce reacție să aibă, adică nu înțeleg, sincer, ce o să vadă, Darusel la ce se gândește să se ascunde el pe casă, dar Alice, oh, stai că nu era aici, Alice, unde ești, mă, Alice, gata, s-a ascuns Darusel, gata, poți să-l cauți, Darusel, fii atent, îți dau eu un indiciu, du-te prin casă. Dar hai să șoptesc ceva mai întâi, uite ce am găsit eu în camera lui Darusel. E furat ăsta, vrei să faci o farsă în care spui ăsta, fii atent, așa, foarte bine, că ăsta, Darusel, așa îmi face mereu și ți-ai făcut și ție parcă mai devreme, parcă așa ți-a făcut, sincer. Da, m-a speriat, așa că vreau să-mi iau revanșa. Ah, bravo, așa, mamă, deci, nu, ce că, azi, vreți hide and seek, dar de fapt aici se transformă în niște prank-uri, fiecare vrea să-și facă niște prank-uri, dar nu dau nici mai multe detalii, deci tu vrei să-i faci prank. Oh, mamă, stai să nu-i zic de Darusel ce a făcut. Alice, așteaptă-mă, ce faci? Să mă duc, am să caut. Așa, caută. Ce sunt ăștia? Ce se mișcă așa? Mă, ce sunt ăștia? Alice, ce sunt ăștia? Rafael? Alice, de unde au apărut ăștia? De unde sunt șerpii ăștia? Rafael, ajută-mă! Nu, pleca, nu, plus, stai unde? Bă, câți mai sunt, bă, pe aici, câți mai sunt, bă? Bă, unde e, bă, Darusel? Bă, Darusel, unde ești, bă, Darusel? Vino cu aici. Darusel, bă, unde plecam ăsta? Mă, Darusel? Aici. Unde, bă? Aici, ce fac? Bă, Darusel, vino repede, vino să vezi, că s-a speriat rotă tot, Darusel, vino să vezi, Darusel, vino repede. Stai, vino pe aici. Hai. Hai că vin, stai, așa. Vine să cred că sunt șerpi în casă. Cum au apărut, oare? A venit direct din junglă? Darusel, fii atent, vino aici, fii atent, vreau să speri. What the dog doing? Ha, ăla, nu știu ce se întâmplă,
sincer, adică deja mă enervează. Și Darusel și Alice, eu nu înțeleg ce fac ăștia. Vor să se sperie unul de altul, dar nu se sperie niciunul. Nu știu unde a dispărut Darusel, nu știu ce se întâmplă între ei, dar deja mă enervează. Nu știu ce fați ascuns le-au vrut ei să facă, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Vreau să scap de amândoi, sincer, nu, bă, eu chiar nu mai suport. Scrieți voi acolo în comentarii. Eu vreau să scap de amândoi. Vrei să scap de amândoi? Nu știu. Eu chiar vreau. Scrieți și voi acolo în comentarii, sincer, că deja mi s-a luat, sincer. Mă, Darusel? Ce? Ce faci? Mama, Alice, nu! Alice, motocicleta mea! Alice, nu mă pui și mă... Ia! Ha, măcar am rămas și eu singur. Acum mă duc și eu acasă foarte frumos și da, nu, că nu mai suport deloc. Ha, mamă, nu așteptam ziua asta niciodată. Iar trebuie să ne reîntoarcem la școală și trebuie să le iau repede pe Darusel să mergem acum la școală, că na, trebuie să ne ducem la școală. N-am mai fost de foarte mult timp, n-am mai fost ultima oară când am fost, da, ok. A plecat Darusel, nici Darusel, nici n-am mai fost Darusel practic ultima oară, dar sunt acum repede la Darusel. Să vedem ce fac. Hai, oane, dă-i rapid, atacă, dă-i pușcă. Așa, dă-i pe stânga, vezi că e pe stânga. Mă, ce faci mai aici, bă, Darusel? Tu te joci pe calculator la ora asta? Da, bă, Rafale, ce? Cum adică care e problema, Darusel? Se puțin, tu te joci cu Ion, bă, Ion nu e la școală, mă, Darusel, avem pe școală, bă, e școală azi, bă, Darusel, Ion nu e la școală. Bă, Ion e răcit, aaa, păi stai, bă, e școală? Deci, cu, bă, stai, e răcit Ion sau de ce nu e la școală, Ion? Că nu înțeleg, e școală azi, Darusel, e școală azi, Darusel, e școală, n-ai mai fost la școală? Ultima oară nici n-ai fost, Darusel, când a fost la școală, tu nici n-ai fost, ai chiulit, mai știi? A, bă, iar a început școala, bă, hai că mă pregătesc, bă, bă, dar nu se termine școala asta nervantă, bă, hai că-mi iau burgeri, uite așa, bă. Ma, da, Darusel, ți-ai burger, bă, să-i, ai nevoie de mâncare, Darusel, dar tu ți-ai burger, bine, bă, Darusel, bă, 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 ce atent, e o idee bună, bă, la școală să ți-ai burger, bă, ce fai, mă, iar mănânc sushi, bă, Darusel, bă, cât timp, bă, Darusel, tu, îți place ție așa mult sushi, mă? Păi da, bă, bă, Rafael, că fie întâna, am fost în... Hai, că nu mă interesează, mai repede, că întârziem la școală, Darusel, deja, și mai sunt 10 minute, Darusel, și ajungem la școală, repede, Darusel, trebuie să mergem, ia, ți-ai luat asta pe tine, ți-ai luat uniforma, bravo, mă, Darusel, bă, stai, bă, stai, bă, stai, așteaptă-mă, așteaptă-mă, așa, hai, mergem cu scutura, unde, Darusel, mergem cu motocicleta, Darusel, acum, bă, Darusel, nu știu, bă, dar eu n-aveam chef, bă, de școală, bă, Darusel, tu aveai chef de școală? Bă, Rafael, nu, bă, hai la Dar, hai la Dar, lasă-mă, bă, mă, ce, mă, dai, mă, ce, unde pleci, mă, Darusel, bă, Darusel, bă, Darusel, ești prea obosit, bă, să vede că ești obosit, Darusel, vă, fii tu mai voios, Darusel, fii tu mai voios, că văd că ești cam obosit, tu, Darusel, așa, de fel, ce ai tu azi, ce somn, ce ai? Păi, da, bă, Rafael, stai să beau suc, că n-am putut loc, așa, bă, Rafael, hai că să ne zici, hai, vro. Hai la burger, Rafael, uite, bă, ce la burger, bă, Darusel, bă, școală, bă, școală e lângă, Darusel, mergem la burger după, bă, Darusel, nu oprește aici, nu oprește aici, mergem după școală, Darusel, hai să mergem la școală, Darusel, că deja am întârziat, cred că, bă, ce fai, bă, unde, bă, doamne, scuzați, hai că n-a fost nimeni nimic, bă, Darusel, unde ești, bă, Darusel, ce fai, bă, doamne, Darusel, bă, pune, bă, asta, ascunde-o repede aici, Darusel, că ne iau ăștia la bătaie pe aici, Darusel, ne ia paznicul la bătaie, ne ia paznicul la bătaie, Darusel, ce-i faci? Da, du-l apă-l, pui, Darusel, bă, Darusel, nici nu te aud, bă, Darusel, bă, vorbești și tu ca lumea cu mine, lasă că s-aude motorul la mașina aia, la motocicleta aia, s-aude motorul la în continuu, Darusel, dă-l, doamne, Darusel, doamne, Darusel, că ești nebun, bă, Darusel, ai nebunit, bă, cum să intri cu motocicleta aici, ai nebunit? Păi nu, bă, l-am pus în dulap, uite, da, l-ai pus în dulap, bravo, aici, îl văd, da, îl văd, nu-l văd nicăieri, bă, Darusel, deja mă și enervez, stai puțin, bă, Darusel, stai, mă, nu intrăm așa peste, bă, stai puțin, că intrăm amândoi, Darusel, ce mi-ai dat astea în inventar, gata, ce, mamă, Darusel, m-ai făcut să mănânc acum, mi-ai dat tu toată mâncarea ta, nu mai tu mâncare acum, dar, a, normal că mai ai tu, Darusel, în fine, hai, bă, Darusel, hai să intrăm, Darusel, bă, Darusel, fii atent că e o problemă, e o mare problemă, Darusel, pentru că știi că tu ai lipsit tu ultima oară, n-ai venit la școală, mai știi? A, da, bă, mi-am amintit, de ce? Păi, cum adică de ce, Darusel, pentru că tu, Darusel, fii atent acum, poate o să pățești ceva, Darusel, cu profesoara asta, pentru că tu, Darusel, nu prea e bine, Darusel, dar hai că intrăm, hai că intrăm, lasă, nu plătești nimic, nu-ți bani. Ce? Îi zic că am boala proștilor și n-a de asta, stai, trebuie. Ce, mă? Ai boala proștilor sau ce ai zis, mă? Doamne, Darusel, înseamnă că ești fraier. În fine, nu mai cum, gata, bă, gata, bă, Darusel, hai să intrăm, gata. Bă, eu n-am chef de școală, dar trebuie. 3, 2, 1. Bună ziua, să rămână, bună dimineața, am venit la școală, ei, am venit la școală, da. Bă, ce fac, bă? Doamne, Darusel, ai nebunit de tot. Bă, Rafale, e să rămână, nu? Da, ai sărutat mâna cum ar veni. Să rămână. Bună dimineața, bine ați revenit la școală. Ce, cum sunteți? Sunteți bine? Da, noi suntem bine. Hai că iau și un loc aici. Noi suntem bine, nu știu, dar nu se legi bine, mă, dar nu se legi bine. Afară sunt foarte bine, uite, mănânc burger, am sushi-ul meu. Da, ai sushi, mănânci burger, da, suntem foarte bine. Bă, dar se dar nu mânca la ore, că n-ai voie să mănânci la ore, dar se ce faci? Stai puțin, dar se că nu s-a închis ușa, bă, dar se lași ușa așa deschisă, bă, du-te, mă, de aici, dar se. Scuzați, e mai prostonac, Auziți? Ce, dar se te-i de mine, te-i de mine, ia stai puțin. Ia pune-te bancă puțin. Pune-te bancă puțin. Dar se vrei? Fii atent. Dacă tu te iei așa de mine, faci așa mișto de mine, dar se le vrei să fac și eu așa puțin mișto, să-i spun la profesor să-i aduc aminte de când ai chiulit tu? A, da? Nu, gata, sunt cu minte,
minte, gata, Darusele, gata, gata, gata. Ia loc în bancă, Darusele, gata, sunt cu minte, bă, Darusele. Bă, Darusele, Darusel, Darusel, stai puțin în bancă, stai puțin în bancă, stai puțin în bancă, stai puțin în bancă. Auziți, doamna, vreau să-i spuneți, vă, mai știți că a chiulit Darusel de la ora, atunci vreau să-i spuneți, Darusel, să vă luați așa de el, să vă... Bă, ce fai, bă, tu adormi la ora, bă, Darusele, ce fai, bă, tu adormi la ora, doamne, ești nebun, bă, Darusele, bă, stai, cum adică, cum adică? Darusel, Darusel, ce faci, ești bine, de ce n-ai venit ultima oară la școală, unde ai fost plecat, Darusele? Apa, te-a prins, de ți-am zis că nu scapi. A, pe fie, doamna, eu mă văd bă la broș, adică bă la broș, adică ai ceva pe funduleți și te doare, adică pe mine acum îmi doare funduleți și na. Bă, du-te, bă, doamne, Darusele, bă, Darusele, îi scârbă-ți rodă tot, bă, Darusele, îi scârbă-ți, doamne, Darusele, lasă, doamne, doamne, nu-l băgați în seama, doamna, că e nebun, uitați, ei a dormit, săracu, ați vorbit, a zis, da, doarme la ore, nu știi ce face. Bă, ce, bă, ce faci, bă, tu adormi acum, am colț din picioare și în picioare adormă, doamne, Darusele, doamne. În fine, dacă mai pleci vreodată, să spui că nu vii la oră, ca să nu existe probleme, Darusele. Auzi, bă, Darusele, să spui, bă, că nu mai vii la ore, că când nu vii, Darusele, când ai tu chef, că stai să te duci să mănânci burger, doamna, s-a dus să mănânce burger. Bine, bine, gata, gata, min, da, 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 nu, min. Da, să trezi. Ce, doamna? Apropo, aveți o surpriză? Ce este vorba de un coleg nou în clasă? Ce, mă? Rafael, vino. Ce, mă, ce? Bă, stai puțin, doamna, cum? Adică avem un coleg? Bă, dar să avem colegă, bă, stai puțin, cum avem? Bă, dar să adică o să mai fie cineva cu noi în clasă, bă, dar să le... Bă, și e și coleg, nu coleg, bă, Rafael, să văd și eu cum bine, bă, Rafael, fac agică, bă, că eu sunt doar un gagicaru. Ce ești, mă, tu, bă, ce faci, mă, tu, dar să le, bă, cine combini, mă, tu, ce gagicare ești, mă, tu, bă, dar să le, du-te, bă, da, aici, te-am văzut eu pe tine, bă, cine combini, bă, tu, dar să le, că nu știi, nici cu fana aia, dar să le, nu știi să vorbești, da, cu, dar să le, da, doamne, dar să le, bă, ești nebun, bă, dar să le, ia că mănânci eu sushi ăsta, mamă, bă, mie nu-mi plăcea sushi, dar să le, dar văd că e cam bunicel așa, bă, dar să le, mă, ce, mă, ce, bă, dar să le, bă, dar să le, ce caută Alice aici, ce caută fana, dar să le, și aici ne urmărește? Doamna, doamna, fii atent, doamna. Asta este o nebună care nu ne lasă în pace, doamna, vă rugați afară. Mi-e frică, doamna, mi-e frică. Cum adică? Eu sunt colega voastră nouă. Ce? Cum adică ești colega noastră? Dar să le vină puțin, dar să le... Bă, dar să le, cum e asta, colega? Bă, dar să le, nu scăpam nici aici de ea, dar să le... Dar să le, bă, doamne, dar să le, cred că școala asta... Nu, ea este Alice, noua voastră colegă și o las chiar acum să vă spun mai multe despre ea. Sper să vă împrieteniți. Da, bă, dar să le, cine e fata asta? Încă nu știm, dar bă, dar să le, ce caută mă asta, bă, dar să le, că eu nu mai suport, bă, pe bune, dar să le, tu, bă, doamne, dar să le, ce facem noi acum, dar să le, dacă nici la școală nu scăpăm de ea. Da, domnul director, da, cât costă 1000 de lei, eu o să vă dau 1000 de lei, să o exmatriculați pe doamna Alice, ok, mulțumesc. Bă, ce faci, bă, dar să le, te-ai apucat de afaceri acum, faci afaceri cu directorul, ce faci tu aici, dar să le, bravo, bă, dar să le, bă, vă, te duce capul așa, în fine, nu mai întâi cu contează asta. Da, a fost prezentarea, nu știm cine ești. Păi, eu sunt Alice. Și din câte știți, v-am spus să pe plajă atunci cam tot despre mine, așa că nu cred că mai am ce să vă spun. Voi aveți ceva să spuneți? Mă, dar să cine a spus? Cine ești? Ce cauți aici? Cum adică ne-a spus unde ne-a spus? Doamna, stați așa, dar să-l cred că acum ți-a aduce aminte. Mă, stai puțin, cum ți-a... Burgerii mei, mamă! Niam, ce bună, saha! Așa că ți-aduce aminte? Da, doamna, e Alice, uita mea! Bă, ce, mă, doamne, dar să le, dacă îți dă cineva burger, dar... Da, mine, mă, dar să le, am înțeles, dacă tu primești burger de la cineva, deja e cea mai bună prietena ta, am înțeles, cel mai bun prieten, cel mai bun prieten al tău e cineva care îți dă burger, dar să le, uite, îți dau și eu niște doi burger, dar să le... Ia, mamă, da, bine, pleacă de aici, eu îți dau trei burger și stau lângă tine. Ce se întâmplă aici, doamna, ați văzut cumva ce se întâmplă, ați văzut cumva că ce... Ce cu colega asta, de ce caută la noi? Eu zic, tot să o matriculați de aici din școală, dar să le... Ești de acord? Doamna, fiață, doamna, o să mut acum banca lângă ea, e lângă asta, așa, hai, bă, așa, ce fai, bă, nu, doamna, dați-mi și mie voie puțin pe la baie. Haolea, nu, că eu trebuie să iau puțin o gură, dar eu nu mai suport, nu știu ce se întâmplă, bă, dar o să le ia nebunii, mă, dar o să le zic că nu suportă, nu știu ce, dar o să le ia, uite, s-a pus direct lângă ea, nu știu ce face, dar o să le, sincer, la modul cel mai serios. Mă, Alice, ce cauți aici după mine? Începem orele. Lasă că începe. Hai să închid ușa la tare. Mă, dar să le... Bă, ce faci, mă? De ce? Dar să le ai stricat rândul. Uite-te unde trebuia să fie. Dar să le, ce te-ai dat așa aproape? Las. Păi stai cu iubita mea, bă. Lasă-mă. Hai. Da, uite, îți mai dau încă un sushi. Și... Cam așa. Mamă, yeah. Bine, doamna, vreau să fac și o cerere în care vreau să mă mut și eu din clasa asta, eventual din școală mai degrabă. Ce? Nu. Vă minte, doamna profesoară. Hai, tu stai locul lui. Trecem acasă. Hai, mai repede, le zințele. Hai, cu minte, cuțu. Hai mai rapid.
repede mă gând dacă nu mă duc la director. Doamne, nu că sunt la nebune aici, bă, eu nu știu ce se întâmplă, bă, nu, eu cred că trăiesc într-o simulare, cred că eu trăiesc într-un vis acum și tot ce se întâmplă e foarte ciudat, pentru că și Darius se comportă ciudat, dar și Alice, ce fana nebună se comportă ciudat, nu știu ce se întâmplă aici, dar, mă, Darius, ce cauți, mă, pe aici, bă, Darius, mă, și enervezi, ce vrei, ce vrei? Dă-te că vorbim la telefon, deci da, domnul așa pe Rafael, Rafael Grâmă, să-l exmatriculați, bă, ce să facă, mă, da, să mă exmatriculați, să mă dați afară, că nu mai, să nu mai vin la școală aici, că deja mai nervă, așa, pa, rămâne, bă, Darius, du-te, mă, da, aici, bă, Darius, bă, stai puțin, ce zice, Darius, tu stai puțin, tu acum te dai pe lângă ea și mai devreme vorbeai urât de ea, ce înseamnă asta? Bă, te rog, uite, bă, Rafaele, bă, te rog, m-a amenințat, bă, că fură toți burgeri și mical, că cu mașina. Te-a amenințat. Dar trebuie să vorbim neapărat cu doamna, când pleacă asta de aici, când pleacă Alice, trebuie să vorbim. Nu! Ai zis ceva? Mă, Alice, bă, în baie la fete, ai intrat, dar pe la fete? Alice, ce caută Darusele aici în baie la fete? Eu l-am trimis aici ca să-i mai dau niște burgeri. Vino aici! Ce se întâmplă aici? Iei, burgeri! Mamă, iei, mulțumesc, Alice! Acum, haideți mai rapid la ore până... Hai la ore! Mamă, ce sunt... Doamne, nu, eu sunt stres cu nebune aici, sincer. Bă, Darusele, ce facem, mă, Darusele? Nu mai suport, Darusele, ce facem? Bă, nici la școală, bă, Darusele! Bă, Rafale, eu zic să ne mutăm de aici! Ne mutăm de aici cu totul? Da, cu totul, hai, rapid, hai! Mă, Darusele, gata, ne mutăm, hai, nu avem cum să ne mutăm, Darusele, că trebuie să ne mutăm de aici de la școală, Darusele, după nu putem să ne mutăm la altă școală. Ce puteți? Unde ești? Bă, Darusele, ce te iei, mă, așa frică? Așa, Alice, vină în coace! Bă, stai, bă, Darusele, bă, suntem la școală, bă, suntem la școală, bă, Darusele, nu suntem aici la lupte, bă! Nu, stai! Așa că l-am și eu! Puh! Darusele? Ce? Ce-ai făcut? Ce-a făcut? Acum intrăm la ore, nu? A, nu știu, ce? Ce era acolo, mă? Fantoma lui Alice, mă, bă, Rafale, acum ne bătea să mai rău, bă, Rafale, fente la 3, 5, 1, 2, 3, fugi, bă, Rafale, fugi! Mamă, bă! Eu zic să nu fugi. Nu fuga, Alice, stai puțin, nu ți-a făcut dar să cumva ceva mai devreme? Cum ai apărut aici sus? Eu spun să nu vorbim despre asta. Păi ce s-a întâmplat? Păi, mai bine hai să mergem în clasă decât să vorbim despre chestia asta, bine? Ok, mergem în clasă, gata, mergem în clasă, bă, ce să... Sărămâna, da, au venit copiii după mine, nu, că s-a pățit Darusel ceva, nu știu, a trebuit să plece, Darusel a plecat acasă, Darusel a plătit o problemă. Mă, dar, Alice, unde? Alice, ce faci? Ce faci, Alice, cu mâinile alea așa? Sunt gata de test. Doamna, stați puțin că mă duc înapoi, nu, mă duc până la baie, stați puțin că a intervenit o problemă, Alice, pleacă, Alice, bă, ce... Nu, eu trebuie să fug repede, nu știu ce se întâmplă aici, e o zi nebună, dar, mă pare că, bă, asta nu ia... Alice, ce cauți? Da, mișu. Ce? Ei, dar de ce ai fugit de la ore? Nu, eu nu înțeleg ce se întâmplă așa ceva, nu, am plecat numai, nu, nu, bă, eu nu știu ce se întâmplă, sincer, bă, Alice, merge așa, zici că e zombie, nu cred, cred că e, mă, nu, ăsta e zombiu cumva lui Alice, că nu știu ce se... Vreau să-ți mănânc creierul. Mă, ce se întâmplă aici? Mă, ce se întâmplă aici? Papa bun. Alice? Vino-n coace, stai puțin, Alice. Alice, eu ne înțelegem. Bravo, Alice, bun sfârșit, m-am scăpat de Rafael, mă, sunt foarte fericită pentru tine. Bine, acum tu ești următorul, ha-ha. Nu! Și asta a fost sfârșitul lui Darusel și lui Rafael. De acum încolo, eu preiau canalul. Ba nu! Ba nu!
Mamă, de cât timp nu m-am mai dat cu bicicleta, chiar e foarte mișto. Nu știu cum mai trăiește bicicleta asta, cum n-a rugit nimic, cum n-a făcut nimic, cum încă e bună, sincer, dar vreau să mă duc și eu, așa că tot mi-am luat bicicleta. Acum vreau să merg cu Darusel, mă, să ne mai primim cu bicicletele, că n-am mai fost de mult timp. Ia, uitați ce frumos e afară. Mă duc acum repede la Darusel în casă, că bă, iar mi s-a făcut un mare chef. Mi s-a făcut un mare chef de bicicletă, n-am mai pedalat de foarte mult timp și chiar am chef, sincer, dar sper să vedea și Darusel, că Darusel, de când are motoreta asta, Darusel nu mai cu motoreta, nici mașina n-a mai folosit, tot Darusel nu mai folosește absolut nimic, doar motoreta asta are în cap. Dar nu mai contează, stai să merg acum repede la Darusel pentru că vreau să ne jucăm, mă, să facem și noi aici foarte, foarte frumos, mă, ia, stai tot pe calculator, bă, Darusel, ce faci, bă, aici, bă, Darusel, mă, ce faci, mă, bă, de ce nu vorbești, bă, Darusel, bă, Darusel, nu mai ești cu Ion, bă, ce faci, mă, uitat, bă, Darusel, te-ai făcut tu aici foarte frumos, mamă, deci Darusel acum, cică, s-a făcut el mult mai șmecher, Darusel e cu minte acum, cică, nu mai țipă la calculator, nu mai face nimic, să joacă așa liniștit, bă, Darusel, ce faci aici, te joci? Darusel, Darusel, mă bagi în seamă? Darusel, 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 mă auzi? Bă, de ce ai dat în mine? Stai puțin, că m-ai văzut. Ia stai, mă, că mă pun în fața ta, mă, nu mă vezi? Bă, ce fai, mă? Bă, de ce dai, mă, în mine, bă, Darusel, bă? Bă, vorbește, mă, cu mine, bă, dar bagă-mă în seamă, bă, bagă-mă în seamă, Darusel, vorbește cu... Uite-te la mine, Darusel, că vreau să spun ceva. Darusel, vreau să spun ceva, uite la mine. Și atent, tu ce crezi că faci aici? Faci în care mă ignori, de fapt nu, că acum știu unde sunt, că văd că nu mă ignori. Dar ce faci? Nu vrei să vorbești cu mine sau ce faci tu? Ce se întâmplă cu tine? Bă, vorbești cu mine? Bă, tu-ți bași joc de mine, mă, Darusele, mă, du-te, mă, de aici, nu, fiate, nu. În fine, nu mă interesează asta, eu vreau să spun ceva, că am ceva de spus, Darusele, nu știu, dacă tu, nu, m-auzi, oricum, m-auzi, Darusele. Bă, dar, mă, ce dai, mă, mine atâta, bă, de ce nu vrei să vorbești? Spune și mie, ți-am mâncat pisica limba? Nu? Păi și atunci de ce nu vorbești? Mă, ce? Doamne, ai nebunii, nu, că eu sunt într-o casă de nebun, deci Darusel, mamă, deci Darusel, bă, doamne, Darusel, de când ai dat de fana aia nebună, bă, Darusel, de când ai dat de fana aia nebună, Darusel, tu ai nebunit cu totul, bă, eu nu înțeleg, Darusel, ești prea nebun, bă, de când ai dat de fana aia nebună, ce ai, Darusel, de ești așa, ai nebunii, nu știu, de doamne, Darusel, nu mai înțeleg absolut nimic, ce ai pățit? Cum mi-ai spus tu? Mă, stai puțin, dar, bă, Darusel, ai auzit și tu cumva, ai auzit și tu vocea, bă, Darusel, stai puțin, de ce când am pronunțat numele, când i-am zis de fana aia nebună, Dalis, Darusel, cum a, Mă, ce? Mi-ai spus cumva nebună. Alice, unde ești? Unde ești, Alice? Alice, unde ești? Chiar în fața ta. Cum adică ești în fața mea? Bă, Darusele, unde e, bă, Alice? Bă, Darusele, vorbește cu mine, te rog, acum, Darusele, vorbește cu mine, te rog, Darusele, vorbește dau cu mine. Dau cu pumnul în tine, uite, dau cu pumnul. Mă, ce fai, mă, Darusele? Bă, stai puțin, cum adică dai? Mă, eu sunt într-un vis acum, stai puțin, tu nu ești Darusel? Ești Alice? Da. Cum ești, Alice? Știi ce se întâmplă azi? Ce? Pentru că ieri l-am aranjat pe Darusel, acum e timpul să fiu în viața lui, 24 de ore. Mă, stai puțin, tu cum ești în corpul ăla, Darusel? Stai, mă, duite. Mă, voi faceți mișto de mine, Darusel, tu ți-ai schimbat. Bă, da, bă, unde ești, mă, Alice? Unde te ascunzi? Unde ești aici? Nu, am nebunit. Sper că e un vis ăsta. Am nebunit. Eu nu mai supor. Mă, spune și mie ce se întâmplă de fapt. Făcut schimb de viț cu Darusel. Bine, schimb de viț. El nu mai are. Ce? Eu acum sunt viața lui. Cum adică nu mai are ce? Păi nu mai țin minte că ieri la școală l-am aranjat puțin. Cum adică ce s-a stai puțin. Nu. Păi stai puțin, dacă mi-ai aranjat și pe mine, eu cum mai sunt aici? Nu. A fost un vis. Ăla a fost un vis. Ăsta e încă un vis, nu? Sper. E nu, un vis. Ieri v-am băgat în comă și astăzi v-am luat de la spital și v-am dus în pat când v-ați trezit și a spus doctorul că erați destul de bine. Mă, stai puțin. Tu cum ești în corpul lui Darusel? Mă, dar stai că ăsta nu e corpul lui Darusel. Mă, cum ai? Bă, ăsta nu e corpul lui Darusel, dar sunt mâinile prea mari, Darusel avea mâinile mai mici. Cum ai mâinile așa de mari? Stai puțin că eu nu pricep ce. Mă, eu am nebunit. Eu nu stres, mă duc la baie să-mi dau și o apă pe față că nu știu. Eu sunt nebun aici. Nu știu ce se întâmplă, sincer. Aolo, bă, nu mai suport absolut deloc ce se întâmplă aici. Hai că mi-am dat și aici foarte frumos. Acum mă duc înapoi. Mă, stai puțin, tu nu ești. Mă, stai puțin. Ah, uite, mă, cum să nu fim, bă, voi faceți mișto de mine, bă, Darusele, bă, ce fai, mă, Darusele, bă? Unde e, mă, Alice, bă, Darusele, pe bune? Unde ai ascuns? Ea, unde e? În camera aia secretă, Darusele, unde ai pus? Eu sunt. Cum adică? Chiar îți bagi joc de mine? Cum adică ești tu? Mă, stai puțin, Darusele, nu mai da, mă, mine, că lasă-mă să mănânc burger, că mor aici, mai am 3 viață, bă, Darusele, bă, îți bagi joc de mine, mă. Alice, unde ești, mă? Arată-te, ce faceți aici? Faceți mișto de mine. Sunt ce faceți aici? Cum, unde chiar aici? Nu mai da mine, că mor, bă, Darusele, bă, termină-te, bă, Darusele, ești nebun. Exact în fața ta și nu mai îmi spune Darusel. Cum, mă, stai puțin, tu chiar ești Alice? Da. Și asta nu e un vis? Nu e un vis. Și cum ești? Dacă nu mai dacă mor, bă, stai puțin. Și cum ești în corpul lui Darusel? Spune și mie, ce ai făcut? Păi ți-am zis că azi eu am intrat în pielea lui. Păi cum a intrat? Cum a intrat? Că nu te înțeleg. Cum a intrat? Ce ai folosit? Ce mecanism? Ce magie ai folosit tu? Păi le-am dat mită banii care aveați în frigider ascuns în sertar. Mă, ce ai făcut? Doctorului. Am luat banii, i-am dat
mulțumită doctorului și m-a băgat ce în pielea lui. Banii voștri. Cum adică ai dat banii? Nu știu de unde ai luat tu bani. Din sertar. Mă, ce sertar? Aici nu sunt bani. Bă, ce ai luat, mă, tu? Ba, sunt bani. Ia uita, Darusel. Păi, sunt bani. Nu i-ai luat. Exact. Încă sunt aici. De ce? Păi, nu i-am luat pe toți, pentru că doctorul mi-a cerut numai 500. Mă, stai puțin. Stai puțin. Păi, și cum s-a întâmplat chestia asta? Cum te-ai transformat în corpul Darusel? Și cum adică 24 de ore? Adică ce? Mă, stai puțin. Tu te-ai transformat în corpul Darusel 24 de ore? Te-ai operat ca să te operezi după 24 de ore înapoi să fii ca tine? Vorbești cu mine? Da. De ce nu mă bagi în seamă? Și doar dai din cap. Toți bagi, mă, voi vă bate joc de mine. Ai, mă, că știu că ești Darusel. Bă, unde ești, mă, Alice? Unde te-ai ascuns, mă? Ia, ești pe aici, prin ăsta ascuns aici. Ia, mă, unde ești, mă? Mă, ce cauți, mă, aici? Ce cauți, Darusel, după mine? Ce cauți după mine? Unde e Alice? Spune și mie, ai ascuns, sunt la punte, mă. Mă, voi... Ce? Înțelege că tu ești aici. Mă, nu ești tu, nu ești tu, că nu, bă. A, stai puțin că e sus, e sus, că sau te. A, bă, Darusel, bă, prostiști, bă, că ai venit aici, Darusel, prostiști că ai venit aici. Alice deja te-a dat gol, că te-ai auzit foarte întrerupt, adică te-ai auzit foarte încerc că eu eram deja acolo jos. Unde ești, mă? Ia el de aici. De unde ești, mă? Unde ai intrat, mă? Bă, mă, Darusel, unde e? Asa. Ce? Înțelege că sunt exact în fața ta. Cum adică ești în fața mea? Cine ești tu? Eu sunt Alice. De unde ești tu, Alice? Că nu te înțeleg. Nu înțeleg cum ești tu în corpul lui Darusel. Păi ți-am zis că v-am dat banii voștri ca să fiu. Păi și Darusel unde a ajuns acum? Darusel unde? Ia spune și mie unde e Darusel. Darusel e în comă la spital în corpul meu. Așa, hai că e spitalul aici. Hai să mergem să vedem. Ia unde e, mă, Darusel? Ia să văd unde e Darusel în corpul tău. Chiar sunt curios. Unde e, mă, Darusel în corpul tău, pe bune, la modul cel mai serios, că nu se poate așa ceva. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, tu-ți bagi joc de mine. Stai, dacă tot crezi că sunt Darusel, atunci Darusel ar face asta? Ce? Ce asta? Vrei să fii soția mea? Mă, tu chiar ești Darusel? Cum adică? Păi Darusel a făcut treaba asta, nu știi? Bă, ai zis că ești, bă, ai zis că stai puțin. Tu zici că ești, tu zici că nu ești Darusel, ok? Tu zici că ești fana nebună. Ești fana nebună, da? Și știi că dacă ești fana nebună, tu ai zis că te-ai uitat la toate videoclipurile, că nu știu ce, că ne știi toate orice mișcare, că ne știi orice loc al nostru ascuns. Tu înseamnă că știi atunci când Darusel m-a pus cu inelul ăla. La inelul ăla de la tu în mână m-a pus la stomatul la bunic, sau nu mai știi? Păi da, dar nu te-a cerut el în căsătorie, te-a pus să o ceri tu pe bunica lui. Bă, asta e adevărat, dar totuși cum a... Mă, ce se întâmplă aici? Mă, spune, mă, unde e Darusel? Am luat în toată casa și am luat inelul ăsta și câțiva bani ca să mă operez. Așa, și te-ai operat și acum ce faci peste 24 de ore? Și acum o să-mi petrec viața cu tine ca și cum aș fi Darusel, da? Deci tu te prefaci că eu sunt Darusel și facem ce ați face voi normal. Cum adică doar... Păi stai, cum adică toată viața? Cum adică toată viața, că nu te înțeleg. E puțin mai complicat. Nu, păi n-ai zis 24 de ore acum toată viața. Nu, stai puțin, cum adică? Nu, el vrea pe Darusel înapoi. Stai puțin, nu, stai. Urcă să mergem. Nu, unde să mergem? Unde vrei să mergem? Nu, Rafael, mergem la înghețată, la ceva. Bă, Rafael, ajută-mă, e mie, Rafael, e în mine. Nu sunt o persoană în două, bă, Rafael, Darusel, dacă nu taci, o să mă lovesc singur și o să te doară. Mă, cum, bă, stai puțin, ce se întâmplă, bă? Darusel, unde ești, mă? Darusel, unde ești? Unde te-ai ascuns, bă? Darusel, ești în tomberon? Unde ești, bă? Darusel, unde te-ai aruncat? Bă, Darusel, unde ești, mă? Darusel, Alice, unde e Darusel? Mă duc să mă arunc, pentru că nu taci, am ținut picioarele. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Stai, nu sări! Mă, ce faci? Mă, ce? Stai puțin! Aaaa! Alice, ce-ai făcut aia? Mă, stai puțin, stai, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Stai puțin, ce faci? Ce ai făcut? Mă, ce ai făcut? Mă, unde e Darusel? Unde e Darusel? De unde l-au? Darusel, unde ești, mă? Darusel, dacă mai scoți un cuvânt, îmi bag cuțitul în inimă. Mă, ce? Mă, stai puțin. Mă, stai puțin, ce se întâmplă aici? Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Spune și mie, bă, Darusel, lasă-l pe Darusel să vorbească. Vreau să o ucidici, Darusel. Lasă-l pe Darusel. Nu, eu nu merg nicăieri. Dacă nu lași pe Darusel să vorbească, ce faci, mă, dai peste mine cu mașina? Lasă-l pe Darusel să vorbească. Bine, atunci plec. Nu! Mă, Alice, unde vrei tu să pleci? Bă, dă-mi, te rog, să vorbesc cu Darusel. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă, că eu sunt derutat. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, Darusel. Poți să vorbești cu Darusel? Exact, un minut. Ce? Ce? Un minut, Darusel. Hai, Darusel, unde ești? Bă, Darusel, spune ce se întâmplă. Ce-i pățit, Darusel? Cum poți să te salvezi? Ești fii atent, Rafale, pe mine m-a răpit, bă. M-a răpit și m-a dus în nu știu ce spital și, bă, i-a băgat-o pe al mine, adică, bă, e în corpul meu cu vocea mea. Cum adică, mă, stai puțin, te cont. Cum adică, mă, stai puțin, Darusel, pe ești tu, unde ești, Darusel, tu unde ești, că nu te văd, unde ești tu, ce ești tu? Eu, pe bă, Rafale, ești fii atent. Tu nu vezi că un ochi e diferit de altul? Mă, stai, bă, dar, bă, Alice, ce ai făcut, mă, tu nu vezi, bă, Darusel, bă, Alice, ăsta începe să plângă, mai repede și plânge. Ce ai făcut, Alice, dă-l înapoi, ce ai făcut? Pe fii atent, bă, Rafale, atunci la școală, bă, m-a omorât pe mine și nu știu, am mers undeva în, într-un spital. Păi, expirat. Ce?
Da, Darcel? A făcut experimente pe mine, mă, Rafaele. Și-a băgat-o mine și acum, da. Acum eu doar pot să vorbesc și ea controlează totul. Păi stai puțin, pe și acum vorbesc, stai puțin. Ea-ți controlează corpul, dar tu cu cum sunt două voci și vocea ta și vocea ei? Păi, bă, Rafaele, nu știu cum, dar arată vocea mea și acum eu nu știu, eu sunt în mână, nu știu, în ochi, unde sunt, nu știu. Păi tu ce vezi, bă, Darcel, tu ce vezi acum, spune ce vezi. O gaură. Bă, Darcel, tu ești cumva în ureche, unde ești tu, Darcel, că nu te înțeleg. Da, ureche. Bă, Rafaela, salvează-mă! Doamne, bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, eu sunt la nebun, mă, bă, ăsta nu e un vis, pe bune, dar să-l spunem tu, nu e un vis ăsta? Bă, Rafaela, nu e vis, uite, palmește, bă, palmește, pe fraierul ăsta, palmește-l! Gata, îi dau, nu, nici nu vrea, gata, uite. Mă, are, e cu lui, o să-l doară pe imediat când revine. Mă, stați puțin, vorbiți părând, că nu, bă, eu nu înțeleg, vorbiți părând. Alice, ce se întâmplă? Spune-mi ce se întâmplă aici, cum ești în corpul lui Darcel? Pe mine degeaba mă lovești, o să-l doară pe Darcel imediat ce revine în corpul lui. Mă, cum adică, mă, ia, cum adică? Uite, dă-mi, lovește-mă mai tare, dă-mi cu sabia, dă-mi cu toporul. Gata, mai stai, mă, stai puțin, cum să dai, mă, Darcel, cum să dau, mă, și corp, Darcel, unde e corpul ei? Nu am să spun până când nu facem. Mai, întreb pe Darcel, nu te întreb pe tine, întreb pe Darcel, știe Darcel unde e? Bă, Darcel, știi unde e? Păi nu știu, bă, Rafaele, bă, că eram cu știe, băi. Bă, Alice, îți bagi joc de el, lasă-l să vorbească, că vreau să înțeleg și el ce zice, de ce îl întrerupe, Alice, îți bagi joc de el, zici că, doamne, Alice, bă, Darcel, poți să vorbești. Ok, deci fii antenă, bă, Rafaele, Alice, lovește-l ca să vadă că nu-i un vis, Alice, lovește-l. Stai puțin și eu cum îmi dau seama acum că nu e un vis dacă m-ai lovit. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, ce se întâmplă? Te doare, bă, Rafaele, te doare? Nu mă doare, nu, n-am pățit nimic. Înseamnă că e un vis, nu? Nu știu, bă, Rafaele, ia mai dă-i, atacă-l, omoară. Bă, voi vă bateți joc de mine, mă, unde, bă, Darcel, bă, îți bagi joc de mine, unde e, mă, Alice? Bă, nu mai dau mine. Unde e Alice? Unde e Alice? Voi vă bateți joc de mine. Bă, dar știu, mă, că tu ești Darcel, mă, știu că tu ești Darcel, că nu... Păi, mă, ce sunt? Bă, spuneți-mi ce prank îmi faceți. Nu facem nimic. Fiantele, bă, Rafaele, știu cum să scad. Fiantele, bă, Mă, Alice. Ați vorbit destul cu Darcel. Acum, dacă vrei să-l mai auzi, trebuie să faci tot ce spun eu. Ce trebuie să fac? Păi, în primul rând, vreau să vii cu mine la cumpărături. Mă duc să iau niște bani de la Darcel. Nu, eu vreau să vorbesc cu Darcel, în primul rând. Nu vreau să merg cu nicăieri. Eu vreau să-l aud pe Darcel. Vreau să-l aud pe Darcel să-l zică și el un cuvânt. Vreau să-l mai aud pe Darcel. Așa, nu, ați vorbit destul. Haideți. Cum adică? Nu, bă, doamne, bă, ce se întâmplă, mă? Sper că e un vis. Spuneți-mi, bă, eu nu cred așa ceva. Sper că e un vis. Hai că vin, gata, unde vrei să mergi? Merge la cumpărături, am înțeles. Și unde, ce vrei să cumperi tu? Ce vrei să cumperi? Că nu te înțeleg. Mi-am dat seama, nu ești Darcel, nu știi să conduci absolut deloc, dar nici Darcel nu știe, dar nu prea. Mă, ce faci? Unde mergi? Aici nu sunt cumpărăturile, aici e restaurantul. Nu, am să fac ceva care probabil nu o să-i placă nimănui, dar... Ce vrei să faci? Cum adică faci ceva? Ce vrei să faci? Liniște. Federico, eu sunt Darcel 2012 și vreau să pui peste tot postere în care îmi interzici să mai mănânc de aici burger. Așa, hai cu mine. Ce-i faci, mă, lui Darcel? Mă, vezi că mie-mi convine, că scapă și Darcel de burger. Mă, ce facem, mă? Așa, bun. Ales, ia uite, am luat mașina, ce mai faci tu acum? Ales, fii atentă, vreau să facem o înțelegere, vino înapoi, nu fugi. Ales, mă, stai puțin, nu, stai puțin, că mi-am adus aminte de ceva, stai puțin, nu te arunc, că mi-am adus aminte de ceva, stai puțin, mamă, nu, eu am vrut să dau cu mașina peste ea și dacă dădeam peste Darcel, mă, ce faci, mă, ce-i cu Darcel? Păi, eu n-am nimic cu Darcel, numai că dacă sunt în corpul lui, trebuie să profit, nu? Acum hai să mergem. Nu, lasă-mă pe mine sau hai. Darcel mai trăiești? Darcel mai e? Darcel nu prea mai poate vorbi acum, nu e disponibil. De ce nu mai poate vorbi Darcel? Are puțin scoci. Așa, și pe stai puțin, unde are scoci? Stai puțin, mă, bă, stai puțin, voi faceți mișto de mine. Bă, Darcel, gata, Darcel, am înțeles. Ai o boxă, Darcel, ascunsă. Ai o boxă ascunsă și de pe boxă vorbește Alice. Am înțeles, Darcel, wow, cât de amuzant sunteți voi. Urcă odată, dacă sunteți vrei să mai vorbești cu oameni. Păi, cu Darcel, uite, îl vorbesc, uite, mă uit la el, Darcel. Ce faci, mă, Darcel, ce faci aici? Nu e niciun Darcel așa. Bă, lasă-l să vorbească, te rog eu. Bă, dar să-l vorbești, mă, nu mai faci, nu mă, mișto de mine. Dă-te jos, hai. Ce faci aici? Așa lași mașina, bun. Acum tu vii cu mine în bărcuță. Bă, eu nu merg cu tine, merg cu Darcel aici. Îl văd pe Darcel, ai zis că e corpul ăla Darcel, doar vocea ta e. Da, dar eu îl controlez, așa că tu vii cu mine. Și unde mergem acum? Hai să vezi ce să fac. Mă, ce se întâmplă aici? Nu, stai că iau barca asta, am sărit, iau eu barca asta, așa, merg cu barca asta. Mă, ce se întâmplă? Ce faceți, mă, aici? De ce vii aici la asta de concurs de construit aici, dar am făcut cu casele astea? Ce faci tu aici?
Băi, în primul rând trebuie să facem niște modificări. Ce modificări? Cum adică să faci modificări? Nu, că Darusel nu e, Darusel, dar nu, 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 nu faci nicio modificare. Nu, n-ai voie să faci nicio modificare. N-ai voie dacă faci o modificare. Nu, eu cu Darusel ne mutăm de aici și tu nu o să nu să ne mai cunoști. Ai înțeles? Nu cred că mai are nevoie de mașină, nu? Nu, stai puțin, nu, că astea nu sunt ale lui. Astea nu sunt ale lui, sunt de la concurs de construit, sunt ale oamenilor, dar... Bun, acum hai cu mine să mai facem modificări. Era prea urâtă mașina. Nu, gata, lasă-l, dar m-auzi? Nu, stai, mă, stai puțin, nu sparge, n-ai voie să spargi asta, n-ai voie, la modul cel mai serios, n-ai voie să le spargi. Așa, mănâncă burger, asta e Darusel acum, bă, Darusel, ce se întâmplă? Prieten, Alice, știi ceva, Alice? Ce? Alice, lasă să vorbească sau îl întrerup? De ce îl întrerup să vorbească? Lasă să vorbească. Bine, vorbește. Rafael, acum o să intru în corpul lui Alice, hai, acum vin. Mă, Alice, ce-i faci, dar e nebunit și poți să nu mai știi să mai vorbească, ce-i faci? Îi controlezi și vocea, ce-i mai controlezi? Da, bă, ce se întâmplă mai aici? Pot vorbi cu el prin minte, dar așa că nu prea știu exact nici el ce vrea să spună, dar știu că e zăpăcit. În fine, hai să mergem să mai vedem. Lasă-l să vorbească, că lasă-l să vorbească, lasă-l să vorbească, mă, ce-i faci? Mă, nu, bă, n-ai voie să umbli la astea, ți-am zis. La modul cel mai serios, n-ai voie să umbli la astea, vorbești la modul cel mai serios. Da, bă, lasă-mă să vorbesc cu Darusel, Darusel. Deci fii antenă, bă, Rafale, eu acum poți intru în corpul ei. Cum adică? Păi cum intră, bă, cum intră în corp? Bă, cum adică, mă? Păi, bă, Rafale, ești magician, ai uitat? Păi, da, și acum vreau să revii tu, Darusel, cum adică? Ce se întâmplă aici? Păi, nu, bă, Rafale, am făcut schimb de vezi, bă, Rafale, dar nu știu cum ia ca eu să nu pot intru în corp. Dar eu, bă, că eu sunt magician, bă, Rafale. Ai, ești magician, da, am înțeles, ești magician, dar Darusel, pe și acum ia să te văd, Darusel, cum intri tu în corp? Ia să te văd, Darusel. Unde? Ia, ce faci? Unde pleci? Unde pleci, mă? Unde pleci, mă? Hai că te aștept. Ce vrei să faci, Doamne? Aolea, mă, nu, eu nu mai suport. Rafale, poți să deschizi ușa? Ce? Bă, stai puțin, stai. Da, deschide-o, hai. Ce, mă, gata, mă, stai puțin, pe și ce se întâmplă aici, Darusel? Ia să vedem, mă, ce, bă, stai puțin. Bă, ce faci, mă, Darusel? Bă, ai ți-ai venit, gata, Darusel, ți-ai revenit, mă, uite că stai, Darusel. Ce, mă? Eu sunt Darusica, 2012, sunt Darusica. Mă, cum, bă, da, nu mai facem mai mișto, bă, gata, mi-am dat seama, uite că ăsta e tătuiș, Darusel, uite că ai mâinile mici, acum nu le mai ai mari. Nu ai, mă, cu cine vorbești, mă, cu cine, bă, Darusel, ce faci, mă, Darusel, uite ce mâini mici ai, tu ești Darusel acum, ce vrei? Asta, ce mă aduci să construiești cu mine sau ce faci tu aici? Hei, păi cum adică? Am vorbit cu cei care organizează evenimentele astea și le-am spus că pentru că am făcut data trecută doar cu Darusel, acum vreau să fac cu tine. Vrei să faci cu mine? Vrei să faci cu mine? Și ce vrei să faci cu mine? Ce vrei să facem acum? Tot casă sau ce vrei tu să faci cu mine? Nu, cu tine să fie mai special. O să cum adică facem mai special? De noob versus pro. Cum adică ce să facem, casă de noob versus pro? Păi stai puțin că nu să ce tu m-ai adus aici noob versus pro, eu fac doar cu Darusel, nu fac eu cu tine. Cum să fac noob versus pro cu tine? Păi cum adică faci cu mine, cum ai făcut cu Darusel? Aolo, mă enervez, bine, am înțeles. Deci vrei și tu să faci și cu tine, că tu ești fana nebună, Alice, am înțeles, ok. Pentru asta și ce ai făcut aici, ce, Rafael, ok. Și mi-ai pus și mie ceva în chesturile astea, măcar să vedem. Nu e nimic, eu nu văd clasic. Și eu ce construiesc acum dacă n-am nimic? Înseamnă că nu facem nimic, nu? Și cum, adică îmi dedic eu timpul pentru tine? Ce-i din inventar, ia putoare. Da, să-mi iau și din inventar, da, mă, tot mă inviți aici, tu, mă, când inviți pe cineva, când ești gazdă, trebuie să ai oaspeți și toate astea, trebuie să le faci pe placă, că ce-mi faci mie pe placă acum? Că mă pui să caute prin inventar. Oricum, mai bine, pentru că tu oricum n-avei gusturi, tu nu o să faci absolut nimic, sincer, și o să câștig, o să fie foarte lejer pentru mine. Dar fii atentă, vrei tu să facem aici? Ok, facem o casă de noob, o casă de pro, facem adică două runde, una mai nașpa, una mai șmicheră, eu o să câștig la ambele ca de fiecare dată, cum se întâmplă ca de obicei, sincer, și cu Darusel și cu toată lumea. Dar ce, mă, ce faci, mă, cu la mână? Nimic, ați supărat. Da, 100% mi s-a părut, în fine, fii atentă. Deci cum vrei tu să facem? Vrei să facem de noob versus pro, am înțeles, ok? Da. Dacă facem în felul următor, vreau să facem pe timp, nu vrem să stăm foarte mult, pentru că nu durează foarte mult, adică oricum eu n-am nevoie, adică pun, uite așa. Eu fac asta e casa și cam asta e casa și te-am bătut. Adică sincer, atâta, ce, n-am nevoie de mai mult. Da, bine. Cred că o să pierzi dacă faci așa, dar ok. Bine, Malis, hai du-te în partea ta, du-te repede, fugi acolo, pentru că o să dăm drumul chiar de acum, pentru că eu o să fac cea mai mică construcție.
curte și închide ușa că nu vreau să mai vezi stage. Da, Alice m-a invitat aici la casă de nu versus proteri, facem o casă, ok, băieți versus fete, adică nu mai e băieți versus fete, adică tot e bărban, da. Un fel de băieți versus fete, dar nu e cu Darius, e cu mine de data aceasta și, mă, ce facem acolo, mă? Mă, Alice, ce faci, mă, tu trișești, te uiți așa la mine, să vezi ce construiești, ce faci tu aici, ia spune și mie. Ți s-a părut, la fel cum ți s-a părut atunci, am prima zi că eram la tine la geam. Da, eu cred că cam mi s-a părut, am cam multe vedene și ce cauți tu aici, cum te-am găsit fix aici atunci, cum te-am găsit aici, de ce ești aici și nu ești în partea asta să construiești, spune și mie. Mă uitam la ocean ca să-mi vină da, idei. Te uiți la ocean, ok, să-ți vină idei, mamă, ce idee îmi vine mie acum să fac ceva albastru, wow, sincer, am mulțumesc, nu știu ce idee are în cap, dar haideți să începem acum cu prima construcție, unde o să câștig, o să fie foarte lejer, scrieți voi acolo în comentarii cu cine ține, dacă credeți că o să câștig eu sau Alice, era să zic Darusel, dar din păcate Darusel nu e azi pentru că, na, iar m-a adus fana nebună de care nu mai scap. Gata, Alice, eu mi-am ales materialele cu care o să concurez la prima rundă, la runda aia de noob, nu o să fie ceva foarte, foarte special, dar eu o să zic că o să fie ceva super, super șmecher și chiar sunt curios, spune și mie ce faci tu acolo, că sunt curios și cred că e curioasă și lumea, adică nu că sunt eu curios neapărat, dar lumea e mai mult curioasă pe mine, nu mă interesează că oricum știu că o să câștig. Păi eu m-am apucat aici să fac o casă de aia tradițională pentru Minecraft. Mă, stai puțin, bă, stai puțin, tu te uiți la mine că și eu fac din lemne și pare așa tradițională, sincer, adică bine, nu pare că încă n-am făcut așa, dar sincer nu știu, ar părea ceva sau nu știu ce fac aici, fac ceva tot așa cum am făcut ultimele dăți, pentru că știu că ultima dată când am făcut casă cu Darusel de asta, am făcut ceva foarte random și a ieșit super, super mișto și de data aceasta chiar sunt curios cum o să iasă, sper să iasă mai mișto decât a fost atunci, dar spune și mie, dacă te uitești tu la videoclipul ăla, să vezi așa, să iei notițe, nu de alta, că să vezi cum să fac case frumoase, cum să face ceva foarte șmecher, nu știu, te-ai uitat sau? Eu m-am uitat, numai că dacă am nevoie să iau notițe, pot să mă duc oricând să văd ce. Ce, stai puțin, cum adică, tu acum confirmi că eu fac ceva foarte șmecher și tu n-ai șanse în fața mea, ok, am înțeles, deci tu acum vrei să concurezi cu mine pentru că eu sunt foarte, foarte bun și o să câștig, deci trebuie să mai iau și niște glesa aici, mamă, deci eu fac aici ca de fiecare dată. Și data trecută am zis că e ceva mai nașpa așa la aia de un dolar, dar de fapt e ceva foarte, foarte șmecher, pentru că până la urmă eu trebuie să fac numai lucruri șmechere, că numai cu asta sunt obișnuit, nu-i așa? No. Bine, cum zici tu, în fine, eu deja m-am apucat aici, fac aici foarte, foarte mișto, eu zic că ceva de genul trebuie să fie aici, uite, dacă mă duc așa, zic că fix așa e perfect, dar hai să vedem cum arată în partea asta, mamă, chiar nu știu ce fac, dar fac aici ceva, care știu că o să iasă într-un final foarte, foarte bine, dar hai să vedem, deci mai dăm aici așa, bam, 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 dăm și aici foarte frumos, bă, eu zic că o să iasă totul genial, dar abia aștept finalul, sincer, chiar sunt curios la final, dar... Fac o casă de tradițională de Minecraft cu lemn, cu steagul României pe pereți. A, am înțeles și altceva nu mai vrei să ne mai spui, ok, hai, atât, lasă. Mamă, bă, Alice, bă, nu-mi e să cred, uite-te puțin, adică n-ai cum să te uiți acum, dar abia aștept să vezi, pentru că eu am făcut exteriorul, încă n-am făcut interiorul, dar exteriorul, bă, arată prea genial, bă, eu nu știu de unde vin ideile astea, cum eu pot să fac așa ceva, sincer, mă, dar ce cauți, bă, tu aici pe la ușile astea, că o dușile astea în continuu, bă, ce faci, mă, Alice, tu pe acolo? Că nu sunt la uși, îmi explorăm casa, să văd dacă am făcut-o. Da, explorez casa, să zic dacă ai făcut-o, bă, nu știu, bă, dar arată prea genial, bă, eu fac casetă în lup, dar le fac prea șmecher, sincer. Bine, bine că totuși aici nu o să folosim furniture-ul și de asta nu se numește de nou, pentru că aici folosim chestii din Minecraft, adică chesturi, paturi normale și toate astea pe care eu deja o să le pun bine, paturile arată mai așa, nu sunt chiar foarte normale cum e în joc, cum ar veni, dar acum trebuie să pun astea pe aici pe jos, trebuie să pun felinare și toate astea, trebuie să pun unul aici, unul aici și unul aici și bă, scrie-mi, spune și mie, ce ai făcut tu acolo? Chiar sunt curios, bă, că n-ai cum să mă bas, sincer, la modul cel mai serios, eu cred că nu o să mă bas, sincer îți zic. Păi, în primul rând, eu am făcut aici o terasă mică cu privire la ocean în care așa, te așa. Balancezi pe scaun. Ce faci, ce faci? Stai și te balancezi pe scaun? Păi, mă, stai puțin, bă, da. Tu ce faci, mă, pui și scaune, faci și de-alea nebunii pe acolo, uite că pui și acum un scaun fix acum că ai zis tu. Bine, nu pun că ai zis tu, pun că trebuia să pun, sincer, hai că nu că ai zis tu. Pun aici deci o floare. Nu, te copiezi, n-am cum să te copiezi pentru că nu văd nimic ce faci tu adică acolo și nici n-aș vrea, sincer, să te copiezi pe tine, la modul cel mai serios. Dar eu am făcut aici prin interior, trebuie să mai pun niște bookshelf-uri, de fapt, nu știu ce să mai pun, sincer, am foarte multe chestii pe care încă nu le-am pus, dar nu știu ce să mai pun, sincer, adică arată eu, păi eu zic că nu cred că mai am nevoie să mai pun nimic aici, că arată prea genial, sincer, și nu cred că ai cum să mă bați. Pot să zic că e gata, nu vreau să mai fac nimic, eu zic că asta e ok, eu zic că e ok, scrieți voi acolo în comentarii dacă e ok atâta sau dacă trebuia să mai fac, sincer, dar eu o să las așa pentru că cred că n-are cum să mă bată, dar totul depinde de voi, scrieți voi acolo în comentarii dacă eu am făcut mai frumos sau Alice. Alice, nu știu de tine, dar eu am terminat, pot să zic că sunt gata, cam așa arată, le prezint la lume până ești tu gata și spunem dacă ești gata, sincer. Nu, hai să zic ceva, eu sunt gata încă de când ai început să vorbești cu Fanny. Cum adică ești gata de când? Păi se puțin, păi, doamne, cum să fii mă gata de atâta timp, mamă, nici nu vine să cred ce ai făcut mă tu acolo, ai făcut, ce ai făcut casa, ai făcut o casă, ai făcut un pătrat, un ce ai făcut, ceva, 2x2, ce ai făcut? Am făcut o casă de aia tradițională, ca în copilărie, cu gratii. Bine mă, bine, fii atentă, vreau să, vină aici, dacă ești că ești gata, vină la ușă, spune când ești la ușă, pentru că vreau să merg direct la tine, primară, deschidem tu ușa, când ai ajuns aici, să-mi deschid, deci ai ajuns, gata, ia, ce ai făcut, mă, ce mă, stai, un perete, mamă, asta e casa la tine, mă, mi-ai făcut un perete, ce ai făcut aici?
aici. E cel mai frumos perete. Păi și ce e asta? Asta e toată casa pe care... Aaaa, mă înțeleg. Mă, ce e asta? Mă, ce-ai făcut mă aici? Bă, cât... Mamă, vezi că arată mișto cu terasa asta. Mă, dar stai că asta nu prea e, nu prea e casă, nu prea e casa asta. E mai mult un, un restaurant, ceva așa, țărănesc așa. Păi uite, ai aici dulap în care vii, te schimbi frumos. Așa, tu te schimbi în dulap, mă, tu te schimbi în dulap sau în dulap pui hainele, că nu te înțeleg. Păi și una și alta. A, și una și alta, dar stai puțin, tu ești patriotă, că văd că așa, roșu, galben și albastru, ce-ai făcut aici, ești steagul României, gata, ești patriotă, tu ia, ia, știi imnul, ia cântă imnul. Deșteaptă-te, Minecraft. Da, asta e, asta, asta era. Deja voi ieși la mișto. Ai văzut că încep să și râz. În fine, nu mă interesează, dar hai să vedem ce ai făcut aici, mă. Deci ăsta e tot ce ai făcut tu, mă. Ia stai puțin să mă iei puțin așa la acoperiș ăsta, mamă. Bă, bă, nu știu, sincer, că e de noob, sincer, e de noob, e de noob, pentru că e de noob. O să-i dau nota 8. Eu-i dau nota 8, dar acum trebuie să trecem și la mine să vedem. Și mi-ai dat o idee că tot ai pus peretele ăsta, dar nu vreau să zic încă pentru că o să zic la oameni când o să încep eu să fac acolo la aia de pro, unde o să te bat 100%. Dar pot să zic că deja te-am bătut lejer pentru că deschidem acum ușa și spunem dacă ești pregătită. Stai, stai, stai. Mă, doamne, te-ai dus deja, mă, doamne. Bă, e cea mai urâtă casă care am văzut-o în viața mea. Da, acum, de care, pe care se spune. Mai du-te și tu pe la școală puțin, că ai vrut să vii la școală și ai făcut altceva tu când ai venit la școală. Nu prea ai fost cu minte. Tu nu prea, ce, gata, 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 numai, gata, gata, gata. Așa. Așa, deci fii atentă, vino afară să-ți prezint exteriorul pentru că încă nu l-ai văzut. Uite, de 360, fă, uite-te peste tot și spunem ce părere ai tu. Ia uite aici ce mișto, îți place asta? Da, e foarte frumos. Da, e foarte frumos, eu pun să-mi întreb ce e în spate și tu te duci, nici nu mă bagi în seamă. Ok, în fine, nu mă interesează. Dar acum vreau să-mi spui din ce ai văzut tu, ce note îi dai la exterior și după la interior. Ce note îi dai la exterior, da chiar? Deci, o să-ți dau nota care ai luat-o tu la test la școală. Adică pe care? 4. Acum vreau să vezi interiorul pentru că interiorul e genial. Bine, nu e mai mișto exteriorul, dar uite și interiorul cât de mișto arată. E o casă așa mai țărănească, e ceva super, super tare și spune-mi ce părere ai tu. Mie mi se pare că este foarte urât. Îți dau nota 4 și la interior, 4 pe total. Da, bun. da, chiar eu îți dau nota după, uite, mă, atunci pot să-ți dau și eu nota 3 atunci, pentru că nota, bă, nota mai mare decât a mea, n-ai cum să iei, sincer, la modul cel mai serios, adică nu știu ce faci tu aici, dar, fiat, nu mă interesează, decid oamenii în comentarii, pentru că, până la urmă, tu nu ești în stare să decizi, nu știi tu nimic, dar, fii atentă, acum trecem la asta de pro, unde o să te bat 100%, facem casa mai în spate și poți să zici adio, pentru că deja am câștigat. Lasă că vezi de ce fac eu acum. Gata, Alice, eu mi-am ales câteva materiale, nu mi-am ales foarte multe, dar, fii atentă, ce vreau eu să fac acum? Vreau să fac pe lângă casa asta care o să fie o casă modernă. Încerc să fac eu o casă mai modernă, să văd dacă mi iese. Pe lângă asta vreau să fac și un gard, să fac foarte, foarte frumos este exteriorul și toate chestia astea genul. Și spune dacă tu te-ai apucat deja și ce ai în plan să faci. Eu fac o casă modernă, adică asta vreau să fac, dar spune ce ai tu în plan așa, ce te-ai gândit tu să faci? Eu deja m-am apucat de mult de casă și am în plan să fac o casă de aia modernă din America cu geamuri. Mă, stai puțin, tu acum vrei să faci ca mine, că data trecută, ca și data trecută la fel. Ai zis că faci ca mine, că nu știu ce, că faci o casă mai țărănească, așa, mai de-astea, tu mă copiezi cumva, iar din nou, ce se întâmplă aici? Tu vrei să mă copiezi în continuu, ce faci tu aici? Ai pe ei frumos să faci așa, sau? Te copiezi, mă jur. Da, nu mă copiezi, mă, mai ieși la mișto acum, mă, de ce vorbești, mă, așa, mă? Vorbește și tu mai mult, spune și mie mai multe chestii despre tine, că chiar sunt curios, ce casă faci tu acolo? Că... Păi, fac o casă mov cu roz, așa, pentru fete. Așa. În care o să am tot așa un garaj, pentru că de acum așa trebuie să fac la fiecare casă, dacă am făcut în prima construcție. Mergem așa mai departe. Da, vrei să faci tu cu garaj, am înțeles. Și ce te crezi tu că faci ceva foarte șmecher? Wow, cât de șmecher o să fie. Adică la modul cel mai serios, tu chiar o să faci ceva șmecher? Chiar așa mare încrederea în tine? Normal că da. E bine că ai încredere în tine, pentru că totuși trebuie să ai. Dacă n-ai tu, atunci cine să aibă încredere în tine? Sincer, dacă n-ai tu, atunci n-are cum să aibă altcineva, sincer. Dar spune, ce mai faci tu acolo? Am să fac o casă cu două etaje de data asta, nu mai lăsăm un etaj așa. Iar rest o să fie surpriză, nu mai am ce să zic momentan. Ah, da, surpriză. Mamă, fii atentă că am o idee aici. Nu știu dacă o să iasă ceva foarte, foarte șmecher, dar să sperăm că așa. Bine, în capul meu ideea e șmecher, dar nu știu, să vedem acum ce o să iasă. Bine, ia să vedem că a ieșit ceva cât de cât așa, mamă. Cred că da, nu prea era ce mi-aș fi dorit o să iasă, dar de fapt nu, că trebuie să fac așa. Mă, cred că e mai nu știu, sincer. Lasă așa. Dar acum trebuie să mă gândesc cum o să fac în continuare și da, nu știu, da, nu mai am ce să zic. Revenim cu rezultatul final, pentru că o să fie cea mai șmecheră construcție din lume și o să câștig
100% Alice. Eu nu sunt de părere cu tine. Bine, lasă. Ok, normal că nu ești de părere cu mine. Dar data asta fii atent. La modul cel mai serios, vreau să dai notă reală, nu cum ai dat data trecută, pentru că tu ai dat o notă nașpa, nu e notă reală și pentru asta oamenii o să fie mai strict la note și poate o să-ți dea notă mai mică. Cine știe, adică nu se știe, dar haideți să revenim. Bun, Alice, eu am terminat exteriorul și acum trebuie să mă apuc de interior, dar după ce mă apuc de interior, vreau să mai fac la exterior foarte, foarte mișto, să fac aici un mic gărduleț, să fac și până prin afară, să fac mașini, să fac toate astea, să fac un loc unde am animal, pentru că o să am și un animal. Dar înainte de toate, vreau să-mi spui și tu ce ai făcut tu și până le arăt acum, că eu acum le arăt la oameni cum am făcut, să scriu oamenii chiar acum în comentarii dacă le place ce am făcut până acum și eu vreau să aflu de la tine ce ai făcut sincer. Păi eu, după cum ți-am spus, o să fac o casă de asta așa mai modernă, cu multe geamuri, să se vadă absolut tot și pe din afară. Și Ok, am înțeles. Și ce o să mai faci tu altceva în afară de asta? Atâta, gata, asta e tot sau ce se întâmplă? Nu, păi mi-am făcut aici un balcon cu ieșire la ocean în care te arunci când vrei în piscină, să zicem așa. Ți-ai făcut și balcon? Mă, stai, tu faci și plaja, lasă că fac și o plajă. Dacă tu faci plajă, eu înseamnă că trebuie să fac și o plajă. Fii atent, uite, acum eu deja pun patul, vreau să are... Mamă, cum arată ăsta, dar nu, mamă, ăsta e prea de tot, dar cred că o să-l pun... Nu, îl punem așa, ca să fie mai așa, mai specifică. Vedeți că avem aici negru, gri, toate astea, eu zic că se potrivește și alb arată perfect. Acum vreau să pun aici fix lângă un dita mai ursulețul și hai să schimbăm și pe ăsta să le vedem mai așa unde... Bă, cred că las... Las așa și mai pun unul aici, mai pun încă unul. De ce n-aș pune eu doi? Că uitați-vă ce mișto arată și îl punem fix pe ăsta. Sau de fapt, nu, îl pun pe ăsta. Ba nu prea arată bine. Bă, parcă ar merge unul la fel, dar nu. Haideți că îl pun pe ăsta. Și acum, haideți să mă ocup aici, să pun aici mare televizor, să pun aici, deci trebuie să fac aici cu slab foarte, foarte frumos, să se vadă foarte, foarte frumos, pentru că, bă, eu chiar fac ceva foarte mic, adică eu sunt mândru așa cât așa. Sincer, într-un fel mi se pare mai mișto ce am făcut la prima oară, dar ce o să se întâmple până la final, o să fie mult mai mișto decât ăla, sincer. Am să-mi fac aici o stație pentru elicopter. Stai puțin, tu ai și elicopter și de-astea, că nu suntem la de $1,000,000. Ce faci tu aici? Păi cum adică? Eu îmi fac și elicopter, ori ne respectăm, ori nu ne mai respectăm. Ai dreptate. Deci eu o să las pe ăsta mov așa, că arată mișto, sincer, arată mișto. Și ăsta, bă, cred că l-aș lăsa așa, dar... Mamă, nu, așa las, mă, arată perfect. Mamă, cum arată ce am făcut aici, foarte șmecher, dar ce mai am eu de pus acum? În afară de asta trebuie să mai pun consola asta, dar o punem în partea asta, pentru că până la urmă te joci la televizor, cu pe consola, nu te joci la în partea cealaltă, cum ar veni, și o punem fix pe aceasta, pe aceasta lăsăm. Bă, eu zic că am făcut aproape tot, mai am aici să pun și carpetă pe jos, pentru că încă n-am pus absolut nimic, sincer, pe jos, acum trebuie să fac, ai răbdare. Deci fii atentă, eu o să fac ceva foarte șmecher și o să zic că o să câștig foarte lejer, sincer. Nu sunt de aceeași părere cu tine, eu spun că eu o să câștig. Ok, bine, tu, pe normal că spui, adică mie îmi place că ești încrezătoare în tine, că crezi în tine și toate astea, dar ce spun eu acum e că eu nu o să mai fac, acum în interior nu o să mai fac absolut nimic, doar vreau să mai pun aici o floare, pentru că mi s-a pus mie așa pata să pun o floare. Uite, ia o plantă acum foarte frumos, o să iasă ceva super, super tare, dar uite, am pus trei aici, mamă, arată perfect, eu zic că e ok, nu cred că mai am nevoie să mai fac absolut nimic în interior, acum vreau să mă ocup de exterior și spunem ce mai faci tu acolo, până mă ocup eu aici de exterior de toate astea. Punem și pe aici niște plante ca să arate frumos. Da, acum repede, că zic eu că pun plante, acum pun și, pui și tu repede plante, cum vine asta, pui că pun eu plante, pui și tu acum, ce înseamnă asta, cum, adică e frumos să faci așa? Păi da, eu nu pun cu intenție ca să te copiez sau așa, pun că mi-a venit ideea. Da, ți-a venit ideea, păi de ideea asta de unde ai preluat-o, ia spune și mie, de unde ai preluat-o ideea asta? De la casa cealaltă, tradițională. De la casa tradițională, ok, deci fii atent, eu acum o să fac aici un mic de ăsta, dar nu știu pe unde să-l fac, cred că de fapt, nu, fii atentă, nu mai fac aici, de fapt, mamă, eu nu mai știu ce să mai fac, sincer, arată cam, pentru că l-am făcut prea aproape de ăsta, dar nu știu pe unde ar trebui să vină, sincer, de fapt, nu cred că o să mai fac în față și o să fac doar pe aici, prin părțile astea, pentru că, de fapt, în față nici n-am nevoie, acum stau și mă gândesc, chiar n-am nevoie în față, pentru că e intrarea și restul aici, prin curte, o să fie direct pe aici, dar, de fapt, bă, cred că aș avea, mamă, nu știu cum să mai fac, sincer. Mamă, ce fraier ești, înseamnă că o să câștig 100% dacă... Bine, ok, nu, ba știu, doar vreau să te testez așa, vreau să te testez așa, să văd ce zici tu, sincer. Da, normal că vrei să mă testez. Alice, am revenit cu o veste proastă, deoarece parcă nu-mi place așa cum am făcut eu gardul ăsta, mă gândeam la altceva, dar de fapt mi-a venit altceva în cap și a ieșit cam așa, nu știu dacă arată ceva foarte șmecher, dar cu asta ai un avantaj, adică nu știu, pentru tine e ok, pentru mine nu prea e, dar într-un fel eu tot o să câștig, sincer, pentru că eu sunt Rafael și o să fac mult mai mișto decât tine de fiecare dată, pentru că eu te-am bătut la prima 100% și la a doua, bă, eu zic e mai ok, sincer. Eu nu sunt de aceeași părere și chiar mă bucur că ai spus tu că nu prea place cum arată. Ok, păi fii atent, pentru treaba asta o să fac aici prin interior, prin exterior, o să fac pe aici prin exterior, o să fac o mașină, o să fac mai multe chestii, pentru că trebuie să fac mai mișto, ok? Aici că avem o grădină, de-aia mi-am făcut curtea asta foarte frumos, să fac mai multe chestii. Gata, Alice, eu am terminat-o, nu mai vreau să fac absolut nimic, am făcut aici
aici o mașină foarte frumos. Aici e foarte frumos garajul, cum ar veni din partea asta. În partea asta avem câinele care, bă, unde e, mă, câinele? Bă, asta l-am văzut pe aici. Bă, bă, unde e și, mă, câinele? A, e și pe la mașină aici. Câinele e pe afară. Ok, am înțeles, nu mai contează asta, dar cam așa a ieșit. Am făcut aici, ne-am pus niște flori așa de aranjament floral, cum s-ar spune, foarte, foarte frumos în împrejurul casei, ca să dea o formă mult mai interesantă. Și pe aici este intrarea, intri foarte frumos aici și cam asta este casa și cam atât. O să-ți arăt eu acum. Vreau să vin acum direct acolo la jumate. Vreau să-mi spui dacă ai terminat. Sper că ai terminat, pentru că am terminat și nu vreau să mai aștept, sincer. Normal că am terminat. Eu am terminat de mult chiar. Da, așa am zis mereu, mă. E fii atent, de data aceasta vreau să vii prima oară tu la mine și după vreau să vin la tine, pentru că sunt curios cum o să fie, pentru că prima oară am venit eu la tine, acum vreau să fie invers. Și hai mai repede, pentru că ai terminat și văd că ia, deschid ușa, nu e nimeni aici. Unde ești? Vin chiar acum. Da, vii chiar acum. Am înțeles. Unde vii? Unde vii? Asta e că mă uit. Fii atent, eu vin direct. Vreau să văd ăsta al tău. 3 2 1. Ce, mă, ce e ăla? Mă, tu l-ai făcut cu move? Ce ai făcut? Nu. Ai spus că mergem mai întâi la tine, mergem. Ah, dar chiar stai că am uitat. Aolo, scuze. Gata. Sau nu, hai, mergem tot la tine pentru că am mers prima oară. Fii atent. Hai să mergem la tine pentru că am mers prima oară și vreau să-mi prezint. Bă, ce ai făcut aici? Ai făcut elicopter? Ce ai făcut? Și pe unde vine elicopterul ăsta? Pe unde urce? Așa nici nu ai făcut aia de elicopter. Pe elicopterul cum vede unde sus? Ah, ba da, mă, ai făcut, mă, iartă-mă pe mine, iartă-mă pe mine. Deci fii atentă. Vino aici în față, mamă, vreau să văd așa din împrejur. Mamă, ai făcut și plajă aici. Bă, dar stai puțin. Sare așa în apă și cum ai ajunge înapoi? Aia e problema ta. Ai, păi stai puțin. Păi nu e problema mea, pentru că tu stai aici la plajă. Ce? Doar faci plajă și nu cazi în apă. Nu te arunci în apă, nu? Da, nu vezi că aici eu stau să mă bronzez. A, te bronzezi tu. Foarte, foarte bine, foarte bine. Mamă, cum arată cu geamurile astea. Bă, e genial, chiar îmi place. Chiar îmi place, sincer, îmi place mai mult decât la prima. Și e un fel, într-un fel e bine că îmi place mai mult decât la prima, adică e normal, pentru că asta era de noob, asta e de pro și chiar arată mișto. Ai făcut și garajul, te-ai ținut de promisiune. Brown boom, bravo, bravo. Și acum hai să vedem și interiorul. Bă, dar tu le faci cam la fel, că mi se pare că așa ai făcut și atunci tot așa. Mă, dar unde au loc toți câinii ăștia să doarmă? Păi cum adică? Au loc aici, într-o căsuță. Păi într-o căsuță așa și uite cât ăștia de mari sunt, doamne, nu știu, sincer, dar hai să vedem ce mi-ai făcut tu aici. 3 ursuleți, ai o boală cu ursuleții ăștia, după cum se poate vedea. Ai făcut ce aici? O baie. Mamă, cum arată baia asta? Ți-ai pus aici oglinzi multe. Bă, tu stai aici cu toate astea aici. Tu cât te machiezi tu? Pă, bune, adică ai nevoie de 7000 de oglinzi? Păi dar cum adică? Corpul ăsta nu se face peste noapte. Da, da, am înțeles și aici ce e. Mamă, camera cum arată? Arată genial, arată mișto. Bă, dar nu prea adă bine ăsta Maru aici. Nu știu, ai încurcat-o cu ăsta. Eu cred că nu vezi tu bine. A, da, da, așa mai ziceam și eu, așa ziceam și eu. Bă, arată mișto, arată mișto. Îți dau tot nota 8, sincer, dar sper să-mi dai și tu o notă mai ok, pentru că tu nu-mi dai o notă realistă, sincer. Bine, hai că am să-ți dau acum. Bine, de data asta, dacă vrei să-mi dai tu o notă mai realistă, hai să trecem fix la mine, pentru că eu am făcut ceva foarte, de fapt, nu, sincer, la un mai serios, mie mi se pare că am făcut mai mișto prima oară, dar e la alegerea ta ce o să crezi tu, pentru că înainte toate vreau să-mi spui ce notă îi dai tu la asta, pentru că nu mi-ai zis, bă, zi-mi o notă corectă, ce notă îi dai tu la asta? 7.50. Oh, bun. Și acum vino în spate repede, că aici avem, ia, uite-te ce avem noi aici, direct cea mai șmecheră casă din lume. Bine, nu e cea mai șmecheră casă din lume, dar e o casă foarte șmecheră, uite din jur împrejur cum arată totul și gardul aici, uite cum am făcut aici în spate, îți place gardul aici, ia, uite-te. Da, dar e cam înghesuit. Păi înghesuit, că na, l-am făcut cam aproape, asta e ideea, dar, bă, nu știu, mie mi se pare ok, uite că a revenit câinele, a intrat în curte, în coteza, uite, vezi că îți fac prezentarea, ia, uite câinele, ia, uite, cu ce pe aici, zorele, ce faci, mă, pe aici, taică. Ia, uite, îți place cum arată asta? Da, e foarte frumos. Vreau să intri și în interior și vreau să-mi spui momentan ce părere ai tu de ce ai văzut până acum. Păi eu momentan aș da un 6 pe ce am văzut, că e cam înghesuit și nu-mi place. Ok, și în rest acum intrăm. 3, 2, 1, ești gata? Da. Hai, 3, 2, 1, să vedem. Ia uite aici, cam așa arată locul meu. Așa, mișto, nu, e plejer, adică nu e prea mult, dar ai esențialul, tot ce trebuie, adică ai o sesiune de gaming. Practic e o cameră de gaming asta. Tare, oameni buni, și bine v-am găsit aici, eu sunt Rafael. Da, deja s-a apucat de vedem că Alice deja s-a apucat. Mă, de ce râzi? Te-ai apucat de făcut aici? Ia uite, îți place ăsta? Că uite, e potrivit pentru tine scaunul ăsta. Poți să treacă să-l folosești. Vrei să facem schimb de scaune? Să-ți-l dau ție pe ăsta? Nu ți-l dau. Cam atât este. Vreau să dai o notă finală, pentru că atât. Nu mai avem nimic de făcut. Vreau să dai nota finală, pentru că eu ți-am dat nota finală, a fost nota 8 parcă, tot la fel. Vreau să spui tu acum o notă și oamenii să spună după tine, pentru că fii atentă. Cine câștigă acest videoclip? Cine câștigă acest concurs? În următorul concurs se va duela cu Darusel. Oh, bine. Eu am să-ți dau nota 8.50. Mamă, bă, simți, îmi dai una notă mai mare la ăsta decât la data trecută? Păi, da, pentru că eu nu sunt ca Darusel, să-mi pasă numai să câștig. Păi, da, băi, nu, stai puțin, da, mie mi se pare, în fine, nu contează, de fapt, ambele sunt mișto, uite, mamă, cum arată ăsta aici, nu l-ai văzut pe ăsta, ia zi, sincer, ai văzut, nu l-ai văzut. Bă, e foarte frumos. Îți place candelabru, deci fii atentă. Cam atât e, vreau să scrie oamenii acum în comentarii și ce trebuie să facă oamenii în afară să scrie cine câștigă? Trebuie să dea like, comentariu, share și subscribe. Da, ați auzit foarte bine, cam atât a fost.
papa, a fost fană nebună cu voi aici alături de mine. Sper să nu mai fie alături de mine niciodată. Papa. Alice, Alice, uite, mi-am pus survival acum. Acum poți să faci tu cum vrei tu să faci, că am văzut că vrei să dai mine, adică nu înțelegeam ce vrei să faci, dar dă-i acum mine, să fie așa, că să-ți fac ție plăcerea. Hai, dă-i. 3, 2, 1 și... La revedere, oameni buni! Haha, eu am câștigat preu canalul. Băi, e foarte frumos afară, adică îmi place, bă, dar nu știu unde a plecat Darusel, sincer. Stau așa de dimineață, Darusel n-a mai venit, eu nu știu unde a plecat, nu l-am găsit direct, nu e în casă, nu e nicăieri, mă, ce să... Bă, ce facem ăsta? Bă, Darusel? Darusel? Bă, ce vrei, ce faci? Bă, ce faci, mă, Darusel, de unde ai furat tractorul ăsta? Ce faci tu cu tractorul ăsta? De unde l-ai furat? Bă, nu, bă, Rafael, l-am câștigat, mi-a dat cineva un tractor gratis. Cum adică ți-a dat cineva un tractor gratis? Mă, păi și tu ce faci cu tractorul ăsta, Darusel? Pentru ce? Pentru la ce îl folosești tu cu tractorul ăsta? Că nu te înțeleg. Pe fetele, bă, Rafael, mă fac fermier. Yeah! Ce te faci, mă, te faci fermier sau ce zici acolo, bă, Darusel, să ce fermier, nu fermer? Ce înseamnă baia? Bă, Darusel, stai puțin, de unde ai, mă, tu tractorul ăsta? Cine ți l-a dat ție tractorul ăsta? Bă, Rafael, mi-a dat un youtuber, bă, îl cheamă Mădălina Argoș. Ce, mă, cine, mă? A, bă, Rafael, fiate, n-ai cu mine în casă, că ți-arăt, ok, ai. Ce, mă, bă, stai puțin, mă, unde mi-arăți, mă, ce mi-arăți tu în casă, Darusel, ce mi-arăți în casă, că n-ai ce să mi-arăți în casă, uite, tractorul e aici, ce mi-arăți tu în casă? Rafale, bă, ești prost, ți-arăt canalul lui ăla, lui Mădălin Agro. A, mi-arăți canalul, păi stai mă puțin, păi stai, ia arată-mă, Darusele, ce mi-arăți, mă, tu, bă, lasă-mă ușile, de ce mi le închizi așa, bă, Darusele, ia ce, mă, ce ai găsit, mă, tu, Darusele, și de unde zici tu, bă, tu ai câștigat ăsta sau de unde ai zis, ți-l-a dat așa pe gratis, ce s-a întâmplat, de unde ai tu tractorul ăsta, spune și mie, sau l-ai furat cumva? Bine, bă, Rafale, l-am câștigat la give, bă, că mi-a dat mie 1000 de lei că am câștigat și mi-a luat tractor, bă, Rafale, și acum sunt fermier, viața de fermier e cea mai bună, yeah, stai. Bă, cum ești, bă, tu fermier, bă, Darusele, stai puțin, tu, dacă ai tractor, gata, ești fermier, pe unde ești fermier? Unde? Ce? Unde te duci tu să faci, să dai așa, să dai cu tractorul, să mergi cu tractorul? Ce faci tu, Darusele? Tu crezi că ai devenit fermier dacă ai un tractor? Wow, bă, Darusele, știi ce înseamnă să ai un tractor, Darusele, măcar? Nu, de ce? Păi, Darusele, ca să ai un tractor trebuie să te duci așa pe câmp, pe toate astea, Darusele, trebuie să ai grijă de el, Darusele, trebuie să bagi foarte, să ai foarte mulți bani, Darusele, să întreții tractorul ăla, că se strică, Darusele, ce faci dacă se strică tu? Dacă se strică, ce faci tu la tractorul ăla dacă se strică? Păi, mașina, da, înviz mașina. Bună idee, nu mai bine o vinzi mata, dar să că așa nu te mai plimba cu mașina de mult. Te-ai plimba numai cu motoreta. Acum văd ce, dar zile, nu te mai plimbi nici cu motoreta, te plimbi cu tractorul tu acum, nu? Nu, bă, Rafale, mă plimb cu tine. A, bine, mă, dar să fii atent. Păi hai, mă, arată-mă, ce vrei să-mi arăți? Că nu înțeleg, ce voi tu să-mi arăți mie? Ce mi-arătai tu mie? Ia arată și mie, ce voi tu să-mi arăți? Dar să chiar sunt curios, ce mi-arăți tu pe calculator? Dă-i drumul la calculatorul ăsta mai repede. Pune-te pe calculator, dar să-i arată și spune-mi despre ce e vorba, că nu înțeleg. Ia, sunt tu. Bă, ce-ai făcut, bă, bă, Darusele, cu, bă, tu iar faci magii de-alea, bă, Darusele, uite cum îți levitează ăsta, Darusele, doamne, Darusele, du-te că deja mă și enervez cu astea, hai, bă, arată-mi și mie ce-ai făcut acolo, chiar sunt curios despre ce este vorba, Darusele, că sunt interesat, sincer, am auzit de tractoare de astea, bă, chiar sună interesant. Păi fii antenă, bă, Rafael, uite că mi-a apărut recomandate, uite. Ce ți-a apărut, mă, la recomandate, Darusele, ia arată-mi și mie ce ți-a apărut, dă-te mai așa că nu văd, ce ți-a apărut, ia spune-mi. Uite, bă, Rafael, cum face cu drona, cu tractorul, mamă, Darusele, cu dronă, cu tractor, bă, sunt mișto ăsta, bă, Darusele, bă, stai puțin, cum ai găsit tu videoclipul ăsta, Darusele, la cine l-ai găsit, cum ai găsit tu videoclipul ăsta? Pe Rafale, mi-a apărut la recomandate, și uite, bă, Rafale, din ferma aia, poți să faci burgeri. Ce mai poți să faci burger, bă, stai puțin, mă, cum, bă, Darusele, cât ai burger, bă, păi stai puțin, păi ce fermă, Darusele, unde, la ce fermă, tu, te duci, te-ai gândit să-ți cumperi fermă, să-ți faci fermă acum, sau ce? Păi nu, bă, Rafale, bă, avem noi ferma aia cu mine, sără, hai. Ce fermă, mă, ce avem, mă, Darusele, bă, stai puțin, bă, Darusele, deja ți-ai luat asta de fermier, te crezi acum mare fermier, dar Darusele, gata, ce ce faci și la vocea, dar Darusele, te crezi, ai voce de fermier acum, nu? Da, bă, Rafale, hai, da, Darusele, da, ești mecheră, bă, stai puțin, bă, Darusele, stai puțin, că n-am înțeles ceva de la tine. Tu unde lucrezi, la cine, la ce fermă ai văzut tu, Darusele? Bă, Rafale, e acolo o fermă lângă bunica, că de ce mai la mașina, de la fermă? Ce, mă, ce se luă, mă, de la fermă, bă, ce bunică ta, mă, Darusele, ce bunică ta, are bunică ta fermă, mă? Păi da, bă, Rafale, și fii atent, la bunic mea, tot e acolo un magazin care vinde tractoare și mi-a luat de acolo, mi-a luat băiatul ăla. Ți-ai luat tractor de acolo? Păi și stai puțin, și tu ce faci cu tractorul așa? Ai zis că, bă, Darusele, dacă ți-ai luat tractorul de acolo, dar n-ai fermă, unde te duci cu tractorul ăsta pe câmp? Unde te duci tu, Darusele? A, pe fiate, Rafale, că acum am trăit, hai, urcă sus, urcă sus! Gata, hai, că urc, Darusele, bă, Darusele, păi, da, cum, bă, să urc, bă, Darusele, trebuie să merg, stai că iau bicicleta, Darusele, iau moto, ia că ți-au motocicleta asta, Darusele, ți-o iau, pasta, ți-o, cum, bă, dar, păi, și cu ce vrei să vin, Darusele, hai că nu, hai că merg pe jos, Darusele, că deja mă enervez, nu vreau să consum benzina la motorina la mașina mea, că e degeaba, sincer. Hai, bă, Darusele, că eu am ajuns deja, ce faci, mă, aici, Darusele, asta e firma, mă, am ajuns, tu, bă, Darusele, te grăbești și tu ce mergi așa de lent cu ăsta, Darusele, sau ce se întâmplă cu tine? Pe bă, Rafale, bă, tractorul ăsta e ieftin, tu normal că merge, bă, ca tine, bă, ca mel cum merge, bă. Cum adică merge ca mine? Cum a merge ca... Cum să mergă ca mine? Că eu am ajuns repede, Darusele, cum adică el n-a mers repede, Darusele, ce spui, mă, tu mie aici? Bă, Darusele, cine ți-a dat ție tractorul ăsta? Cine ți l-a dat ție? Mădălin Agro!
A, mă, Tălin, na, grumbă, dar să-i, bă, vezi că chiar arată mișto, mie chiar îmi place, bă, dar să-i, și văd că, mă, dar să-i, ție, îți place așa să te plimbi cu tractorul, să mergi cu toate astea, că văd că cam place, ție, dar să-i, așa. Păi, bă, Rafale, dacă iau burger, normal că-mi place, nea, nea, nea. A, clasic, dar să-i, deci dacă ție cu tractorul ăsta tu poți să faci burger, că faci aici mâncare foarte multe chestii pentru burger, dar să-i, pentru ție îți convine, normal, dar să-i, china, nu, e clasic, sincer, bă, da, stai, bă, dar să-i, ăsta, bună ziua, sunteți cu, dar să-i, cine e domnul? Ăsta e domnul meu, Gregor, bună ziua, Gregor, ce faci, bă? Bă, dar să-i, bă, stai, bă, dar să-i, tu așa vorbești, mă, cu domnul ăsta de bă, vine puțin pe aici, dar să-i. Bă, dar să-i, am și o întrebare, cine e domnul ăsta, la modul cel mai serios, că am înțeles, ai zis ceva, McGregor, cine e, bă, dar să-i, e boxer, e luptătorul McGregor, cine e ăsta, dar să-i? Nu, bă, Rafale, bă, ăsta e omul care deține toată ferma. Aha, deține toată ferma, mamă, cât de, mamă, ești prea șmecher, bă, dar să-i, la modul cel mai serios, și fii atent, că eu am văzut ferma asta multe de la bunică, dacă bunica ta, adică stăteam aici, dar să-i, mai știi când stăteam noi aici, am văzut-o și chiar mi s-a părut foarte interesantă, dar să-i, foarte mișto, bă, dar să-i, da, tractoare, bă, dar să-i, stai puțin, și el de unde a avut bandă toată asta și acum facă toată firma asta, dar să-i, se ocupă cu chestia asta? Păi nu, bă, Rafale, tu, Mădălin, la ăștia, tu te tragi, doarele ăsta sunt toate de la Mădălin. Cum adică, mă, dar de la care Mădălin, bă, tu la Mădălin de pe YouTube, te-ai zis tu? Mamă, dar să-i, da, mamă, dar să-i, bă, dar să-i, bă, vezi că arată mișto, bă, dar să-i, păi stai puțin, tu te-ai angajat aici, cum te-ai angajat, dar să-i, că nu înțeleg, tu, dar să-i, tu ești copil, ești mic, cum să te angajezi pe tine, tu ai experiență măcar, dar să-i, ai mai folosit cumva tractorul vreodată și ai mai fost la ferme, la de-astea, să faci tu, mă, să muncești tu, dar să-i, păi da, bă, că mă pune bunica la sapă. A, te pune, când te, că unde te pune, mă, dar să-i, că nici nu mai stai cu bunica ta, cine te pune la sapă, bă, dar să-i, nu mai minți, mă, bă. Când eram cu bunica, mă punea mereu la sapă. A, te punea mereu la sapă, nu știu, eu n-am văzut asta, dar să-i, poate înainte, sau ai tu vedenii, dar să-i, nu știu, poate visai tu, sincer, la modul cel mai serios, bă, dar să-i, dar stai puțin, pe, și tu ce faci acum, asta e, că n-ai zis că ești la muncă, nu ești la muncă, n-ai zis că te-ai angajat sau ce, nu trebuie să muncești acum, ce stai cu mine de vorbă? Da, frate, te-a lăsat. A, da, mai lăsa, ce fai, mă, dar să-i, aici? Auziți, domnul, auziți, da, dumneavoastră, cum l-ați angajat pe băiatul ăsta, că e cam prost, mea, că e copil mic, nu l-ați văzut cât de fraierile, așa, de bă... Ce, du-te, hai, ce mă, te-a lăsat, bă, domnul McGregor, vă rog să-l dați afară, bă, ăsta, că dacă nu, îl dau eu afară, ok? Bă, stai, mă, dar să-i, bă, stai, mă, cu minte, bă, lasă, hai, mă, du-te, dar să-i, du-te și munciște, că vreau să mă uit așa. Mă, ce are, mă, dar să-i, ăsta, bă, mie nu-mi vine să cred, deci a găsit el pe YouTube deja, dar să-i, a descoperit o nouă pasiune, nu, dar să-i, plac tractoarele, chiar nu știam asta, bă, dar chiar sună interesant, sincer. Hai acum să merg, vreau să merg acum repede, bă, dar să-i, să văd și eu ce facem aici, ce a învățat el de pe YouTube de la băiatul ăla, Mădălin Agro, parcă a zis, eu chiar sunt curios, ce a învățat, mă, bă, ce fai, mă, dar să-i, aici, bă, ce, bă, ce, doamne, bă, dar să-i, asta, bă, ce fai, mă, dar să-i, ce... Bă, asta e speritoare, dar să le de poșertă, asta să nu vină aici, tu ai spă, dar să le spatu, pune repede la loc, că după vine omul ăla și te dă afară, bă, dar să le, ce faci, mă, aici, bă? Bă, tu nu știi ce e asta, mă, tu-ți bagi joc, dar să le, te-ai speriat de speritoare asta? Păi da, bă, Rafael, mă, că e frică și doare. Hai, lasă-mă să muncesc. Hai, muncește așa, da, dar să te văd, dar să le, să mai sperie și de asta. Hai că nu s-a speriat de asta, bă, mie nu vine să cred așa, mamă, dar ce muncește, dar să le, mă, ce știi? Mă, ce facem ăla, bă? Bă, dar să le, bă, ce faci, bă, dar să le, bă, bă, ce faci, mă, furi acum sau ce faci? Uite, 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 mă, bă, dar să le, fii atent, vreau și eu, poșu, dar să le poșu, să merg cu asta cu tractorul, poșu, să merg. Nu, bă, Rafael, bă, la frai nu-i voie, așa că pleacă. Nu, băi, nu, lasă, hai că mă duc, bine, lasă, vezi tu, dar să le, acum vreau să mă duc repede, vreau să mă duc și eu pe la McGregor, că așa, dar să le cheamă pe ăla, zici că e luptătorul ăla, deci McGregor, am înțeles, luptătorul McGregor, până la urmă. Auziți, domnul fermier, vreau să vă rog și ceva, am văzut că l-ați lăsat pe băiatul ăla, e mai mic, așa, nu știu de ce l-ați lăsat aici și vreau să mă lăsați și pe mine, vreau și eu să încerc totuși, că chiar sunt curios cum e așa cu tractorul, cu toate astea, că mi-a arătat băiatul acesta pe YouTube și a văzut ceva foarte, foarte șmecher și mie mi se pare foarte interesant și aș vrea și eu, nu știu, dacă puteți să mă ajutați pe mine, sincer, la modul cel mai serios. Da, putem, ăsta, da, puteți, ok, vă mulțumesc, haideți că îl iau pe ăsta, ok, nu e nicio problemă, ok, am înțeles. Mamă, deci mă dau și eu cu tractorul, stați că n-am urcat niciodată, mamă, cum arată tractorul ăsta, arată prea genial, sincer, uita, mamă, cât de mare e tractorul ăsta, chiar sunt curios, cum e, n-am mai pilotat niciodată, bine, pilota, ce mă, că nu e avionul ăsta, sincer, dar haideți că mă duc acum la tarusel, să-i fac o surpriză, că conduc și eu, mamă, cum să merge cu tractorul ăsta, mamă, cât de tare e, cum arată și volanul ăsta așa imens, gigantic, tot, mamă, uitați pe Darusel că deja face s-a apucat de treabă. Bă, Darusel, nu știam că e așa de vrednic. Bă, Darusel, ia uite, mă, ce faci, Darusel, ia uite, mă. Ce faci, mă? Bă, pleacă-l pe
zicea, bă, ai furat tractorul ăla, stai că mă duc la la bă. N-am furat, bă, dar să le la bă, la dar să le, stai mă puțin, bă, stai mă, n-am furat niciun tractor, bă, dar să le, ce e nebunit, am vorbit cu McGregor, dar să le, am vorbit cu el și m-a lăsat și pe mine, că i-am zis că pe tine cum să te lase, bă, dar să le, bă, dar văd că te-ai apucat de treabă, bă, dar să le, tu te știam așa muncitor, tu. Doamne, dar să le, că deja e nebunit. Bă, dar să le, stai mă puțin, stai. Hai că pun și eu, dar să le plantez și eu pe aici. Bă, dar să le, în timp ce plantăm toate chestiile astea, vreau să te întreb, dar să le, de cât timp ești tu așa cu munca, dar să le, că nu te știam, mai muncit tu până acum. Bă, ce faci, mă, dar să le, tu nu vezi că ai sărit posta și nu mai putem acum, dar să le, du-te și adu sapa aia repede, dar să le, ce faci tu aici? Îți bagi joc, îți bagi joc. Hai că mă duc acum, și te spun eu lui Gregor acum, dar să le, plec acum. Rafaele, bă, Rafaele, dacă te dui, bă, Rafaele. Gata, 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 șefu, gata, șefu, gata, șefu. Deci fii atent, dar să le, pentru asta o să primești doar tu salariu. Hai că da, dar să le, o să-i zic, o să-i zic lui McGregor să nu-ți dea nimic, dar să le, o să-i zic, o să-i zic, dar să le, să-ți dea un șut în cur și să plece acasă, dar să le. Bă, nu mai bine să dai un șut în cur. Nu, gata, 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 glumeam, 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 glumeam. Bă, dar să le, stai mă, nu ne luăm aici la ceartă, dar să le, că după ne dă pe amândoi afară și nu mai face niciunul nimic, dar să le, ne batem joc așa de munca omului. Ok, să-ți fie rușine. Bine, iartă-mă, dar să le, acum haide să ne punem și noi așa frumos, mamă, cum arată așa. Bă, da, e chiar interesant, sincer, chiar îmi place așa să mă pun aici, să fac fermă, să fac toate astea, să am grijă de fermă, să dau și la animale și de toate astea. Bă, da, chiar, dar să le, da, animale n-are aici la ferma asta? A, dar să, da, nici nu mă bagi în seamă. Te întreb ce ceva bine. Stai că n-aveai tu unde să știi, dar să le, că tu abia știi unde stai și cum te cheamă, dar să le, sincer, dar nu mai contează asta. Bă, știam că te cheamă dar să le 2012 așa și ce vrei tu să spui cu asta, dar să le, bă, cine, ce, bă, cu ei faci tu prezentarea asta, dar să le, bă, dar chiar stai puțin, vine puțin, vine puțin, cam ceva să vorbesc cu tine, dar să le, dar tu ai spus omului ăla lui McGregor câți ani ai tu? Da, de ce? Câți ani ai spus că ea, ia spune și mie, că, nu, bă, dar să le, așa la 12 ani câți ai tu, 10, 11, nu știu, câți ani ai, bă, dar să le, dar chiar ai 11 ani, măcar ai bine împlinit 12 sau n-ai împlinit? Am. 1, 2, 3, da, bă, dar să, doamne, tu ești, dar să le, nu știi nici câți ani are. Bă, dar să le, cum să nu știi, bă, câți ani ai, bă, du-te, mă, de aici, dar să. Am 8 ani. A, și tu la 8 ani, dar să le conduci tractorul, muncești aici la fermă și nu are nimeni probleme de astea. Ce? Bă, Rafaele, suni la și așa, bă, care fac muncă, bă, pentru bani. Bă, Rafaele. A, dar să, păi da, dar să le, da. A, stai, asta, deci asta e, să înțeleg că e ferma lui cum ar veni. Aici ai muncești doar lui așa, nu e ceva la de astea să ai probleme, dar să le, am înțeles. Ok, ok. Bă, dar să le, nu știu, bă, da, dar să le, da, bă, da, bă, ce vrei, ce vrei, ce vrei, ce? Ia-le pe ăstea și recoltează aia rapid, rapid. Gata, dar să le, bă, dar să le, bă, da, am și eu nevoie, bă, trebuie să mă duc acum repede, dar să le, da, trebuie să fac și eu mâncare, trebuie să fac și astea, trebuie să mă duc, dar să le, că ai dat în mine, dar să le, și mie, acum mi-e foame, dar să le, mă omor, doamne, ce mă nervează. Ce burger, mă, dar să le, hai, dăm burger, ia, ai făcut tu repede acum, dar să le, bă, ce-mi dai, mă, dai sushi, dar să le, mie nu-mi place sushi, sau hai că încerc, mă, ia să vedem cum e. Bă, dar să le, ce e, mă, ăsta, mă, îți bagi joc de mine, îmi dai sushi aici, nu-mi place deloc, dar să le, ce e bagi jocul ăsta? Bă, dar să le, l-am otrăvit, bine, lasă, bine, stai să vezi tu ce e, otrăvesc eu, dar să le, stai să vezi tu, dar să le, ce o să-ți fac eu ție acum, dar să le, dar să le, ia vină, mă, puțin, ia vină puțin. Bă, dar să le, ce-i otrăvit tu, că nu te înțeleg, ce-i otrăvit, ia spune-mi tu mie. Am otrăvit sushi-ul. Da, ai otrăvit sushi-ul, dar să le, și sushi-ul ăla nu-l mănânci tu cumva? A, nu, de ce? Păi, stai, doamne, dar să le, ai otrăvit sushi și acum mănânci. Doamne, dar să le, ce nebun ești, bă, dar să le, sincer, la modul cel mai serios, dar hai repede că să faci și seara, dar să le, și noi n-am mai terminat aici, trebuie să facem asta, că deja ne pune, doamne, dar să le, dacă vine McGregor și se ia de noi acum. Am sărit peste ăsta, dar să le, n-ai văzut nimic, nu? Bă, dar să le, am zis că să facem seara, dar nu credeam că să faci așa de repede. Bă, dar să le, ce se întâmplă aici, că mi-e frică, să o vede foarte urât aici, mă, dar să le, mă, da, bă, stai puțin, dar să le, ia, vină puțin. Bă, parcă s-a mai, parcă, bă, deja vine dimineața, ce se întâmplă, dar să le, bă, ce-i ăsta, dar să le, ce-i ăsta aici? Bă, Ionele, ce faci, bă, Ionele, bă, de când n-am mai văzut, bă, Ionele? Bă, da, asta e prietenul tău, Ionel, dar să le, și celălalt te-ai speriat de el, cine e, dar să le, mă, ce se întâmplă, bă, dar să le, de ce se întâmplă, ce se întâmplă, dar să le, cu vremea, bă, dar să le, ce-i ăsta? Bă, mi-e frică, bă, mi-e frică. Bă, ce, bă, stai, bă, cum să fac așa, zic, bă, bă, tu-ți bagi joc de mine, bă, dar să le, bă, dar să le, iar faci magii din alea, da, gata, mi-s salat, dar să le, ce-mi pui tu aici, hai să facem muncă aici. Nu, bine, nu, tu, dar să, hai să muncim aici, dar să le, să muncim aici la fermă, că după ne bate Mădălina Gros, sau cine ai zis tu, cum ai zis că-l cheamă, McGregor, sau ce ai zis tu, cum ai zis tu că-l cheamă? Da, ăla, McGregor, McBearer, de caca. Da, da, caca, dar să le, normal, ca asta știi, dar să le, asta știi, dar să le, bă, dar să le, fii atent, că ia uite cât mai avem aici, mai avem foarte mult de muncă, ia, mă, că nu, eu nu mai fac nimic, dar să le, sau hai, mă, că mă pun și eu aici, mă pun și eu aici, dar să le, nu, gata, uite că fac, m-am pus, dar pune-te și tu, dar să le, ce stai așa, dar să le, îți bagi joc, mă, tu mă chem aici, zici că poți faci tu muncă, că nu munci, dar nu munci nimic, ia uite, dar să le, mă plim și eu pe aici foarte, foarte frumos, mă, bă, da, e genial să te plimbi așa cu tractorul, chiar mă bucur, sincer, că mai facem și noi activitate nouă, n-am mai făcut nimic nou așa de foarte mult timp, și dar să le, chiar e foarte, foarte mișto, mie chiar îmi place, sincer. Ia tu ăsta, că mă duc pe la
ok, ia, ia. Unde te duci, mă, la baie, mă, ce fai, mă, Darusele? Mai, du-te, Darusele, mamă, deja. Stai, uite, ia și stai de fermi, ok? Ia și stai de fermi și mă duc la baie și de fermi. Pe unde plec, bă, Darusele? Tu pleci acasă, bă, tu-ți bagi joc de mine. Bă, stai puțin, stai, bă, Darusele, stai puțin, ce urlăm așa aici, că e McGregor, uitați-l, uite-l acolo, Darusele, ce faci? Păi și unde e baia, Darusele? Ia, unde te duci tu la baie? Aici e baia, aici e baia, să trăiți, domnul McGregor, ne ucim și noi până la baie, ne ucim până la baie. Bă, Darusele, că vin și eu, bă, am și eu nevoie, Darusele, vin și eu la baie, bă, ce faci? Bă, nu te du, de ce să... Acolo pute, faci treaba mare. Faci treaba mare, aolo, Darusele, gata, că e problema, e problema, Darusele, ai, pa, du-te de aici, Darusele, e problema, mamă. Deci nu-mi vine să cred așa ceva, bă, de e genial, sincer, facem și noi activitate, nouă, chiar îmi place aici, haide să mă duc și eu acum repede la tractorul ăsta, vreau să mă mai plimb cu tractorul, că nu mai plimbat de mai devreme. Băi, chiar e mișto să te plimb cu tractorul, mie chiar îmi place, e mișto viața asta, chiar îmi place, adică e mișto, nu știu ce părere are Darusele, adică am văzut că-i place lui Darusele, că deja a prins o pasiune, nu știu cum a dat el de videoclipul ăla pe YouTube, dar este foarte, foarte genial. Hai totuși, până vine Darusele să mai fac și eu aici, să mai muncesc, să mai dau cu astea, să mă duc și eu cu tractorul pe aici foarte frumos, să semănăm și noi, să facem toate astea frumos, așa cum se cuvine, că așa până la urmă suntem la o fermă și toate... Mă, ce se întâmplă? Poliția, mele sus! Ce poliție? Ce se întâmplă, domnul polițist? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă, domnul polițist? Ce căutați aici? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pe fie întâmplă pe mine, m-a trimis aici că era un nume Gregor, McGregor. Copii, lucrează de copii, fraier, unul Rafael. Nu, dar nu se-l bără, dar nu se-l are voi, dar nu, unul Rafael, caca, el are voi. Ce, domnul polițist? Ce spuneți mai aici? Ce s-a întâmplat? Cum adică? Ce e cu copii? Adică, da, eu sunt Rafael. Ce s-a întâmplat cu mine? Ce ați pățit? Ce am pățit? Ce am făcut? Că nu știu. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Ei, bă, domnule, pare rău să mă zic, dar sunteți arestat pentru că aveți față de prost. Ce față de prost, mă, du-te, mă, de aici, Darusele, că știam că ești tu. Dacă sunteți pasionați de tractoare și chestii de genul, de ferme și toate chestiile de genul, intrați aici chiar la Mădălin Agro pe YouTube. Dați un subscribe acolo și scrieți în comentarii la ultimul videoclip pe care l-a postat că veniți de la mine, deoarece vreau să facem și noi o faptă așa mai bună, pentru că Darusele a găsit o chestie foarte, foarte interesantă și eu zic că merită, mai ales dacă vă place chestia asta sau dacă nu, dacă mă susțineți pe mine, puteți să o faceți și la el, să-i dați acolo un subscribe, că nu durează foarte mult și nu e nimic rău. Deci scrieți acolo în comentarii dacă vă duceți acolo la el, scrieți că ați venit de la mine și vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.